Capcana lui Maigret, de Georges Simenon. Citește Simona Soare Ivănescu. Capitolul 1. Agitație la poliția judiciară. De pe la 3:30, Maigret începu să ridice privirea din când în când ca să se uite la ceas. La 4:10 ștampilă ultima hârtie pe care o adnotase, împinse în spate fotoliul, își șterse transpirația și nu știu ce pipă să aleagă. În scrumieră se aflau cele 5 pipe din care fumase fără să se obosească să le mai curețe. Apăsase cu piciorul sub birou butonul unei sonerii, iar acum cineva bătea la ușă. Își șterse iar transpirația cu o batistă despăturită și mormăi. Intră. Era inspectorul Janvier, care, ca și comisarul, își scosese haina, dar își păstrase cravata în timp ce Maigret se debarasase de-a lui. Du-astea la dactilografiat, să-mi fie aduse la semnat imediat ce sunt gata. Comlieu trebuie să le primească în seara asta. Era 4 august, degeaba stătea cu ferestrele deschise, nu simțea niciun pic de răcoare pentru că de afară intra un aer cald care părea că emană din asfaltul înmuiat, din pietrele încinse, din Sena chiar, pe care te-ai fi așteptat să o vezi, scoțând aburi ca apa pusă pe foc. Pe podul Saint-Michel, taxiurile și autobuzele mergeau mai încet ca de obicei, păreau că se târăsc și nu numai bărbații de la poliția judiciară erau în cămașă, ci și cei de pe trotuare care își țineau haina pe braț, iar Maigret observase mai devreme câțiva în short ca la mare. Poate doar un sfert dintre parizieni mai rămăseseră în capitală și probabil că toți se gândeau cu nostalgie la cei care aveau norocul, la acea oră, să se scalde sau să pescuiască la umbră în apele unui râu liniștit. Au venit cei de vis-a-vis? Încă nu i-am văzut, la Point e cu ochii pe ei. Maigret se ridică din fotoliu ca și cum această mișcare ar fi cerut un mare efort. Alese o pipă, o curăță și începu să o umple, apoi se apropie de o fereastră și rămase în fața ei, căutând cu privirea o anumită cafenea-restaurant de pe Quai de Grand Augustin. Fațada era vopsită în galben, coborai două trepte și înăuntru probabil că era răcoare ca în pifniță. Teșgheaua era una adevărată, din cositor, după moda veche, pe perete atârna o tablă de scris pe care meniul era trecut cu cretă, iar aerul mirosea întotdeauna arachiu de cidru. Până și unii buchiniști de pe cheiuri își închiseseră tarabele. Rămase nemișcat preț de 4-5 minute, trăgând din pipă, apoi văzu un taxi oprindu-se nu departe de micul restaurant. Din mașină coborâră 3 bărbați și se îndreptară spre intrare. Cea mai familiară dintre cele 3 siluete era cea a lui Lognon, inspectorul din arondismentul 18, care, de departe, părea chiar mai mic și mai slab și pe care Maigret îl vedea pentru prima dată purtând o pălărie de pai. Ce aveau să bea cei 3 bărbați? Probabil bere. Maigret deschise ușa de la biroul inspectorilor, unde domnea aceeași atmosferă lenevoasă ca în restul orașului. Baronul e pe culoar? De o jumătate de oră, șefule. Alți jurnaliști? Adineauri a sosit Rujon. Fotografi? Unul singur. Culoarul lung de la poliția judiciară era și el aproape pustiu, doar cu 2-3 clienți care așteptau la ușa unor colegi de-ai lui Maigret. La cererea lui, Bodar, de la secția financiară, îl convocase la ora 4 pe omul despre care ziarele scriau în fiecare zi, un anume Max Bernat, necunoscut cu 2 săptămâni înainte, devenit brusc eroul ultimului scandal financiar în care era în joc miliarde de franci. Maigret nu avea nicio treabă cu Bernat, iar Bodar nu avea ce să-l întrebe pe acesta în stadiul actual al anchetei. Dar pentru că Bodar anunțase în mod neglijent că va sta de vorbă cu escrocul la ora 4 în acea zi, pe culoar se aflau cel puțin 2 dintre specialiștii în fapte diverse și un fotograf. Și aveau să stea acolo până la sfârșitul interogatoriului, iar în cazul în care s-ar fi răspândit zvonul că Max Bernat era la poliția judiciară, n-ar fi fost imposibil să vină și alții. La 4 fix, din biroul inspectorilor, se auzi o ușoară zarvă anunțând sosirea escrocului adus de la Santé. Maigret mai așteptă vreo 10 minute, învârtindu-se prin birou, fumându-și pipa, ștergându-și transpirația din când în când, aruncând câte o privire spre micul restaurant de pe celălalt mal al Senei, apoi, în sfârșit, pocni din degete și strigă lui Janvier: Haide!
Janvier ridică un receptor și sună la restaurant. Acolo, Lognon, care aștepta lângă cabină, probabil că îi spusese patronului, sigur e pentru mine, așteptam un telefon. Totul se derula conform previziunilor. Maigret, cam greoi, puțin îngrijorat, se întoarce în biroul lui și, înainte de a se așeza, își umplu un pahar cu apă de la chiuvetă. După 10 minute, o scenă familiară a avut loc pe culoar. Lognon și încă un inspector din arondismentul 18, un corsican pe nume Alfonsi, urcau încet scara, având între ei un bărbat care părea stânjenit și își ascundea fața cu pălăria. Baronul și confratele lui, Jean Rougean, în picioare în fața ușii comisarului Bodar, înțeleseră dintr-o privire și se repeziră în timp ce fotograful se și apucă de treabă. Cine e? Îl știau pe Lognon, cunoșteau personalul poliției aproape la fel de bine ca pe cel al ziarului lor. Doi inspectori, care nu erau de la poliția judiciară, ci de la comisariatul din Montmartre, aduceau pe Quai des Orfèvres un tip care își ascundea fața chiar mai înainte de a-i fi zărit pe jurnaliști, și asta nu putea să însemne decât un singur lucru. L-ați adus la Maigret? Lognon nu răspunse, se îndreptă spre ușa comisarului și bătu discret. Ușa se deschise și se închise imediat în urma celor trei. Baronul și Jean Rougean se priviră ca niște oameni care au surprins un secret de stat, dar știind că amândoi gândeau la fel, nu simțeau nevoia vreunui comentariu. Ai făcut o fotografie bună? Îl întrebă Rougean pe fotograf. Doar că pălăria îi ascunde fața. Așa e întotdeauna. Expediază-o repede la ziar și întoarce-te să aștepți aici. N-avem de unde să știm când vor ieși. Alfonsi părăsi biroul aproape imediat. Cine e? Îl întrebară. Inspectorul păru încurcat. Nu pot să spun nimic. De ce? Astea sunt ordinele. De unde vine? Unde l-ați pescuit? Întrebați-l pe comisarul Maigret. E un martor? Nu știu. Un nou suspect? Jur că nu știu. Mersi pentru cooperare. Presupun că dacă ar fi fost ucigașul, i-ați fi pus cătușele. Alfonsi se îndepărtă cu un aer întristat, ca unul căruia i-ar fi plăcut să spună mai multe, iar pe culoar se instală din nou calmul și mai bine de o jumătate de oră nu se înregistră nicio mișcare. Escrocul Max Bernat ieși din biroul secției financiare, dar trecuse deja pe planul 2 al interesului celor doi jurnaliști. Îl întrebară totuși pe comisarul Bodar, ca să fie cu inima împăcată. A dat nume? Nu încă. Neagă că a fost ajutat de unii politicieni? Nu neagă, nici nu recunoaște, ci lasă să planeze îndoiala. Când îl veți interoga din nou? Îndată ce vor fi verificate unele lucruri. Maigret ieși din birou tot fără haină, descheiat la cămașă, și se îndreptă foarte grăbit spre biroul șefului. Alt semn. Deși era vacanță și caniculă, poliția judiciară se pregătea să trăiască una dintre sările ei importante și cei doi reporteri se gândeau la anumite interogatorii care duraseră toată noaptea, iar uneori 24 de ore și chiar mai mult, fără să se poată ști ce se petrecea în spatele ușilor închise. Fotograful se întorsese. Ai spus ceva la ziar? Doar să developeze filmul și să aibă fotografiile pregătite. Maigret stătu o jumătate de oră în biroul șefului și se întoarse la el în birou, îndepărtând reporterii cu un gest ostenit. Spuneți-ne măcar dacă are vreo legătură cu... Deocamdată n-am nimic de spus. La ora 6, chelnerul de la braseria Dauphin aduse o tavă plină cu pahare de bere. Luca ieșise din biroul lui și intrase la Maigret, de unde nu mai ieșise. Apoi Janvier ieșise în fugă cu pălăria pe cap și urcase în una dintre mașinile poliției judiciare. Fapt și mai neobișnuit, Lognon își făcu apariția și se îndreptă la fel ca Maigret spre biroul șefului. E adevărat că nu stătu acolo decât 10 minute, după care, în loc să plece, intră în biroul inspectorilor. N-ai remarcat nimic? Îl întrebă baronul pe confratele lui. Pălăria de pai când a sosit? Era greu să ți-l imaginezi pe inspectorul Nasolu, așa cum îi spuneau toți din poliție și din presă, cu o pălărie de pai aproape veselă. Altceva și mai și. A zâmbit cumva?
Nu, dar are la gât o cravată roșie. Întotdeauna purtase cravate închise la culoare. Ce să însemne asta? Baronul știa totul și povestea secretele fiecăruia cu un zâmbet abia schițat. Nevastă sa e plecată în vacanță. Parcă era neputincioasă. Era. S-a vindecat? An de zile, bietul Lognon fusese obligat, între orele de serviciu, să meargă la piață să gătească, să deretice în locuința sa de pe strada Constantin-Pécœur și, pe deasupra, să-și îngrijească soția, care se declarase invalidă. A cunoscut o nouă locatară din imobil care i-a vorbit de Puget-les-Eaux și i-a băgat în cap să facă acolo o cură. Oricât ar părea de ciudat, a plecat, nu cu bărbatul ei, care nu poate părăsi Parisul în acest moment, ci cu vecina respectivă. Cele două femei au aceeași vârstă, vecina e văduvă. Foiala prin birouri se întețea, aproape toți cei din brigada lui Maigret plecaseră, Janvier se întorsese, Luca umbla de colo-colo agitat cu fruntea sudată, La Pointe se arătă din când în când, la fel și Torrance și Mauvoisin, care era nou în serviciu, dar și alții, de la care jurnaliștii încercau să smulgă o vorbă din zbor fără să reușească. Micuța Maggie, reporter la un ziar de dimineață, sosi și ea curând, proaspătă de parcă n-ar fi fost toată ziua 36 de grade la umbră. Ce face aici? Ce faceți și voi? Adică? Aștept. De unde ai aflat că se va întâmpla ceva? Ea dădu din umeri și își rujă buzele. Câți sunt înăuntru? Întrebă Maggie, arătând spre ușa lui Maigret. 5 sau 6, nu-i poți număra, intră și ies într-una, parcă fac curândul. Interogatoriu cu schimbul? În orice caz, probabil că pe tip îl trec deja toate apele. A venit berea? Da, era un semn. Când Maigret comanda bere, însemna că mai avea mult de stat. Lognon e tot cu ei? Da. Triumfător? Greu de spus în cazul lui, poartă o cravată roșie. De ce? Nevastă sa e plecată la cură. Se înțelegeau, făceau parte din aceeași tacmă. L-ați văzut? Pe cine? Pe cel interogat. Mai puțin fața și-o ascundea cu pălăria. Tânăr? Nici tânăr, nici bătrân, trecut de 30 de ani, după cât am putut să-mi dau seama. Cum era îmbrăcat? Ca toată lumea. Ce culoare avea costumul lui Rougeant? Grifer. Eu aș zice bej. Cum arăta? Ca orice om de pe stradă. Se auziră pași pe scară și Maggie murmură pe când ceilalți întorceau capul. Trebuie să fie fotograful meu. La 7:30 pe culoar erau 5 reprezentanți ai presei. Îl văzură urcând pe chelnerul de la braseria Dauphin cu alte sandvișuri și beri. De data asta era treabă serioasă. Reporterii se îndreptară pe rând spre un mic birou în capătul culoarului ca să telefoneze la ziar. Mergem la masă? Și dacă iese între timp? Și dacă trebuie să stăm aici toată noaptea? Cerem să ni se aducă și 9 sandvișuri. Aș. Și bere? Soarele dispărea după acoperișuri, dar era încă lumină și, chiar dacă aerul nu mai era atât de fierbinte, căldura rămânea destul de apăsătoare. La 8:30, Maigret deschise ușa, părea epuizat și avea părul lipit de frunte. Aruncă o privire pe culoar, vrând parcă să meargă la ziariști, apoi se răzgândi și ușa se închise în urma lui. S-ar părea că e lată rău. Ți-am spus eu că o să stăm toată noaptea. Ai fost aici când l-au interogat pe Mestorino? Eram încă la mama în brațe. 27 de ore. În luna august? Nu mai știu ce lună era, dar... Rochia de bumbac imprimată a lui Maggie se lipea de corp și era pătată de transpirație la subsuori, iar sub pânză se vedea conturul sutienului și al chiloților. Facem o belotă? Becurile din tavan se aprinseră, se lăsa întunericul. Omul de serviciu, care făcea de noapte, își ocupă locul la capătul culoarului. Nu s-ar putea face puțin curent? Omul intră într-un birou, deschise fereastra, apoi mai departe în alt birou și, după câteva clipe cu multă atenție, reușiră să identifice ceva care semăna cu o adiere ușoară. Asta e tot ce pot să fac pentru dumneavoastră, domnilor.
În sfârșit, la 11 se produse o agitație în spatele ușii biroului unde se afla Maigret. Luca ieși primul și îl scoase pe necunoscut, care își ascundea și acum fața cu pălăria. Apoi apăru și Lognon. Toți trei se îndreptară spre scara care leagă poliția judiciară de Palatul de Justiție, de unde se ajungea la celulele de la Sursier. Fotografii se îmbulziră, blițurile luminau culoarul, peste niciun minut ușa cu geam se închidea și toată lumea se precipită spre biroul lui Maigret, care semăna cu un câmp de bătălie. Peste tot, pahare, chiștoace de țigări, scrum, hârtii rupte, iar aerul mirosea a fum de tutun. Maigret, tot fără haină, cu corpul pe jumătate intrat în dulap, se spăla pe mâini la chiuveta improvizată. Ne dați câteva informații, domnule comisar. Se uită la ei cu expresia mirată pe care o avea întotdeauna în astfel de cazuri, părând că nu recunoaște pe nimeni. Informații, repetă el. Cine e? Cine? Omul care a ieșit de aici. Cineva cu care am avut o conversație destul de lungă. Un martor? N-am nimic de spus. L-ați trimis în arest cu mandat de reținere? Maigret păru că își revine cât de cât și se scuză blajin. Domnilor, îmi pare rău că nu pot să vă răspund, dar sincer n-am nicio declarație de făcut. Dar aveți de gând să faceți un an curând? Nu știu. Aveți întâlnire cu judecătorul Comlio? Nu în seara asta. Are vreo legătură cu ucigașul? Încă o dată, nu vă supărați pe mine, dar nu vă pot da nicio informație. Vă duceți acasă? Cât e ceasul? 11:30. În acest caz, braseria Dauphin e încă deschisă și mă voi duce acolo să mănânc ceva. Maigret, Janvier și Lapointe plecară. Câțiva jurnaliști îi urmăriră până la braserie, unde comandară ceva de băut la bar, în timp ce polițiștii se așezau la o masă în a doua sală și dădeau comanda chelnerului, obosiți și preocupați. După câteva minute, Lognon li se alătură, nu însă și Luca. Cei patru bărbați stăteau de vorbă cu glas scăzut și era imposibil să auzi ce spuneau sau să ghicești ceva după mișcarea buzelor. O ștergem? Te duc acasă, Maghi? Nu, la ziar. Maigret se destinse abia după ce ușa se închise în urma lor. Pe buze îi apăru un zâmbet vesel tineresc. S-a făcut, exclamă el oftând ușurat. Janvier spuse, cred că au căzut în plasă. Păi cum? Ce vor scrie? Habar n-am, dar vor reuși să scoată ceva senzațional, mai ales Rougeon. Era un nou venit în branșă, tânăr și agresiv. Dacă își vor da seama că i-am tras pe sfoară, nu trebuie să-și dea seama. Lângă ei aveau aproape un alt Lognon, un Lognon care, de la 4 după amiaza, băuse 4 halbe de bere și care nu refuză păhărelul cu tărie de după cafea oferit de patron. Cum se simte soția ta, bătrâne? Cura îi priește, așa îmi scrie, își face griji doar pentru mine. Asta nu-l făcea totuși să râdă, nici să zâmbească. Există subiecte sfinte, dar era destins, aproape optimist. Ți-ai jucat foarte bine rolul, îți mulțumesc. Sper că în afară de Alfonsi nimeni nu știe nimic la tine la comisariat. Nimeni. Se despărțiră pe la 12:30. La terase încă erau consumatori. Lumea, mai multă decât în timpul zilei, ieșise să respire aerul răcoros al nopții. Luați autobuzul? Maigret făcu semn că nu. Prefera să meargă pe jos până acasă, singur, și în timp ce străbătea orașul, entuziasmul îi dispărea, iar pe față îi se întipărea o expresie mai gravă, aproape îngrijorată. I se întâmplă de câteva ori să depășească femei singure care mergeau pe lângă zidurile caselor și de fiecare dată acestea tresăriră, gata să o ia la fugă la cel mai mic gest sau să strige după ajutor. În 6 luni, 5 femei care, ca și el, se întorceau acasă sau se duceau la prietene, 5 femei care mergeau pe străzile Parisului, fuseseră victimele aceluiași asasin. Lucru ciudat, crimele fuseseră comise toate într-un singur arondisment din cele 20 ale Parisului, arondismentul 18 în Montmartre. Și nu doar în același arondisment, ci și în același cartier, într-un sector foarte restrâns care putea fi delimitat prin 4 stații de metrou, La Marque, Absé, Place Blanche și Place Clichy.
Numele victimelor, ale străzilor unde avuseseră loc atentatele, precum și orele respective, deveniseră familiare cititorilor ziarelor, iar pentru Maigret constituiau o adevărată obsesie. Cunoștea tabloul pe de rost, putea să-l reproducă fără să se gândească la el, ca pe o poezie învățată la școală. 2 februarie, Avenue Rachel, lângă piața Clichy, la 2 pași de bulevardul Clichy și de luminile lui. Arlette Dutour, 28 de ani, prostituată, locuind într-o cameră cu chirie pe strada Amsterdam. 2 lovituri de cuțit în spate, dintre care una îi provocase moartea aproape instantaneu. Hainele tăiate metodic și câteva scrijelituri pe corp. Nici o urmă de viol, nu îi fusese reluate nici bijuteriile, nici poșeta, unde avea o anumită sumă de bani. 3 martie, strada Le Pic, puțin mai sus de Moulin de la Galette, ora 8 și un sfert seara. Josephine Seymour, născută la Mulhouse, moașă, în vârstă de 43 de ani, locuia pe strada Lamarck și se întorcea acasă după ce ajutase să nască o clientă care locuia chiar sus pe colina Montmartre. O singură lovitură de cuțit în spate care îi atinsese inima, hainele tăiate și zgârieturi pe corp. Trusa a fost găsită pe trotuar lângă cadavru. 17 aprilie. Din cauza coincidenței cifrelor, 2 februarie și 3 martie se așteptaseră la un nou atentat pe 4 aprilie, când nu se întâmplase însă nimic. Strada Etex, la marginea cimitirului Montmartre, aproape în fața spitalului Bretonneau. Ora 9 și 3 minute seara, Monique Juteau, croitoreasă, 24 de ani, celibatară, locuind cu mama ei pe bulevardul Batignol. Se întorcea de pe bulevardul Saint-Ouen de la o prietenă. Ploua și avea umbrelă. 3 lovituri de cuțit, hainele tăiate, nu i se furase nimic. 15 iunie. Între orele 9 și 20 și 2 și jumătate, strada Durantin, în același sector, Marie Bernard, văduvă, 52 de ani, angajată la poștă, locuind cu fica și cu ginerele într-un apartament de pe bulevardul Rochechouart. 2 lovituri de cuțit, hainele tăiate, a doua lovitură de cuțit îi secționase carotida, nu îi se furase nimic. 21 iulie, ultima crimă, Georgette Lecoin, căsătorită, mama a 2 copii în vârstă de 31 de ani, locuind pe strada Le Pic, nu departe de locul unde fusese comis al doilea atentat. Soțul ei lucra noaptea la un garaj, unul dintre copii era bolnav, se afla pe strada Toulouse în căutarea unei farmacii deschise și viața îi fusese curmată pe la ora 9:45, aproape în fața unui local de dans. O singură lovitură de cuțit, hainele tăiate. Era hidos și monoton. Poliția din cartierul Grand Carrière primise întăriri. Lognon și colegii lui își amânaseră concediul, aveau să mai apuce oare să-l ia? Străzile erau patrulate, agenții erau ascunși în toate punctele strategice, dar erau și după comiterea primului asasinat. Ești obosit?" întrebă doamna Maigret, deschizând ușa apartamentului exact în momentul în care soțul ei ajungea pe palier. A fost cald azi. Tot nimic? Nimic. Am auzit adineauri la radio că la poliția judiciară a fost agitație mare. Au și dat la radio? Se presupune că ar avea legătură cu crimele din arondismentul 18. E adevărat? Mai mult sau mai puțin. Aveți o pistă? Nu știu. Ai mâncat ceva? Da, acum o jumătate de oră. Doamna Maigret nu insistă și, puțin mai târziu, amândoi dormeau cu fereastra larg deschisă. A doua zi, Maigret ajunse la ora 9 la poliția judiciară, fără să fie avut timp să citească ziarele. Le găsi pe birou și, când se pregătea să le deschidă, sună telefonul. Își recunoscu interlocutorul de la prima silabă. Maigret? Da, domnule judecător. Bineînțeles, era Comlieu, în sarcina căruia căzuseră cele 5 crime din Montmartre. E adevărat? La ce vă referiți? La ce scriu ziarele din dimineața asta? Încă nu m-am uitat pe ele. Vreo arestare? Nu, după câte știu. Poate că ar fi preferabil să treci imediat pe la biroul meu. Bucuros, domnule judecător.
Luca intrase și asistase la convorbirea telefonică. Înțelese strâmbătura comisarului care îi zise: spune-i șefului că sunt la Palatul de Justiție și că probabil n-am să pot veni la raport. Plecă în aceeași direcție în care o luaseră în ajun Lognon, Luca și misteriosul vizitator de la poliția judiciară, omul care își ascundea fața cu pălăria. Pe culoarul judecătorilor de instrucție, jandarmii îl salutară, deținuții preventiv sau martorii care așteptau îl recunoscură, iar unii îi adresară câte un mic semn. Intră, citește. Evident, se aștepta să se întâmple așa, să-l găsească pe Comlieu nervos și agresiv, reținându-și cu greu indignarea care făcea să-i se zvârlească mustăcioara. Unul dintre ziare scria: a pus poliția în sfârșit mâna pe ucigaș? Altul: agitație la poliția judiciară. A fost prins maniacul din Montmartre? Îți atrag atenția, comisare, că ieri la ora 4 mă aflam aici în biroul meu, la mai puțin de 200 de metri de biroul dumitale și având la îndemână un aparat telefonic. Tot aici eram la 5, la 6 și n-am plecat, chemat de alte obligații, decât la 7 fără 10. Dar chiar și atunci puteam fi găsit mai întâi la mine acasă, unde s-a întâmplat să-mi telefonez de multe ori, apoi la niște prieteni a căror adresă avusesem grijă să o las servitorului meu. Maigret, în picioare, asculta fără să crâcnească. Atunci când un eveniment atât de important precum... Comisarul ridică ușor capul și murmură: n-a avut loc niciun eveniment. Comlieu, prea pornit ca să se calmeze dintr-o dată, lovi ziarele cu mână. Și astea? Vrei să-mi spui că sunt invenții jurnalistice? Presupuneri. Cu alte cuvinte, nu s-a întâmplat nimic, iar acești domni au presupus că ți-a fost adus un necunoscut în birou, că l-ai interogat mai bine de 6 ore, că apoi l-ai trimis la Sursier și că... N-am interogat pe nimeni, domnule judecător. De asta dată, Comlieu, tulburat, îl privi ca un om care nu mai înțelege nimic. Ai face mai bine să-mi explici ca să pot și eu să furnizez explicații procurorului general, care m-a și sunat în dimineața asta. E adevărat că o anumită persoană a venit ieri după amiază să mă viziteze însoțită de 2 inspectori. O persoană arestată de acești inspectori? E vorba mai curând de o vizită amicală. De asta omul își ascundea fața cu pălăria? Comlieu arătă o fotografie care ocupa 2 coloane pe prima pagină a ziarelor. Poate a fost o întâmplare, un gest reflex. Am stat de vorbă. Timp de 6 ore? Timpul trece repede. Și ai comandat la braserie bere și sandvișuri? Așa e, domnule judecător. Comlieu lovi iar cu palma în ziar. Am aici un raport detaliat al tuturor mișcărilor pe care le-ai făcut. N-am nicio îndoială. Cine e omul? Un tânăr fermecător pe nume Mazei, Pierre Mazei, care a lucrat în serviciul meu în urmă cu vreo 10 ani, imediat după ce își luase examenele. Mai târziu, sperând într-o avansare mai rapidă și, cred, din cauza unei dezamăgiri sentimentale, a cerut să fie mutat în Africa Ecuatorială, unde a stat 5 ani. Comlieu nu mai înțelegea, se uita la Maigret încruntat, întrebându-se dacă nu cumva comisarul își bătea joc de el. A fost nevoit să părăsească Africa din cauza frigurilor și medicii i-au interzis să se mai întoarcă acolo. După ce se va reface fizic, probabil că va cere reintegrarea în poliția judiciară. Ca să-l primești pe el, ai creat ceea ce ziarele nu ezită să numească o agitație ca înainte de luptă? Maigret se apropie de ușă ca să vadă dacă ascultă cineva. Da, domnule judecător, recunoscu el, aveam nevoie de un om cu semnalmente cât se poate de obișnuite și a cărui față să nu fie cunoscută nici publicului, nici presei. Bietul Maze s-a schimbat mult cât a stat în Africa, înțelegeți? Nu prea bine. N-am făcut nicio declarație reporterilor. N-am pronunțat niciun cuvânt din care să se înțeleagă că această vizită ar avea vreo legătură cu crimele din Montmartre. Dar nici n-ai negat. Am repetat că n-am nimic de spus, adică adevărul. Rezultatul, izbucni micul judecător, arătând din nou spre ziare. Rezultatul la care doream să ajung. Fără să mă consulți, bineînțeles, fără măcar să mă ții la curent cu ce vei face.
Asta, domnule judecător, doar ca să nu împărțiți cu mine responsabilitatea. Ce sper să obții? Maigret, a cărui pipă se stinsese de câteva clipe, o aprinse părând că se gândește, apoi răspunse lent. Încă nu știu, domnule judecător, am crezut pur și simplu că merita să încerc ceva. Comlieu nu mai știa ce să spună și se uita fix la pipa lui Maigret, cu care nu se putuse obișnui niciodată. Comisarul era singurul care își permitea să fumeze în biroul lui și judecătorul vedea asta ca pe un fel de sfidare. Stai jos, zise el în cele din urmă cu regret, și înainte să se așeze și el, se duse și deschise fereastra. Capitolul 2. Teoriile profesorului Tissot. Vineri, cu o săptămână mai înainte, Maigret și soția lui se îndreptaseră liniștiți seara spre strada Picpus. Pe străzile din cartierul lor, oamenii stăteau în pragul casei, mulți aducându-și scaunul pe trotuar. Tradiția cinelor lunare acasă la doctorul Pardon continua cu o ușoară variație de aproape un an încoace. Pardon luase obiceiul ca, în afara soților Maigret, să invite pe unul dintre confrații săi, aproape întotdeauna un om interesant, fie prin personalitate, fie prin cercetările lui, iar comisarul se pomenea deseori stând la masă în fața unui cunoscut șef de clinică sau a unui profesor ilustru. La început nu-și dăduse seama că tocmai acești oameni cereau să-l întâlnească și îl studiau, punându-i tot felul de întrebări. Toți auziseră de el și erau curioși să-l cunoască, nu aveau nevoie de mult timp ca să găsească un teren comun și unele conversații de după cină ațâțate de câte o licoare veche în salonul liniștit al soților Pardon, unde ferestrele erau aproape întotdeauna deschise spre strada aglomerată, duraseră până târziu în noapte. De mai multe ori, în urma uneia dintre aceste discuții, interlocutorul lui Maigret îl întrebase brusc privindu-l cu gravitate. N-ați fost niciodată tentat să vă consacrați medicinii? Comisarul răspundea aproape roșind că aceasta fusese prima lui vocație și că moartea tatălui său îl obligase să renunțe la studii. Nu era ciudat că ei intuiau asta după atâția ani, modul lor și al lui de a se interesa de om, de a-i lua în considerare frământările și eșecurile, era aproape același. Și polițistul nu încerca să ascundă că era măgulit că profesori cu renume ajungeau să vorbească cu el despre meseria lor ca și cum ar fi fost confrați. Oare Pardon o făcuse intenționat în seara aceea din pricina ucigașului din Montmartre, la care toți se gândeau de câteva luni? Posibil, era un om foarte simplu, desigur, dar în același timp dovedea o finețe remarcabilă. În anul acela fusese nevoit să-și ia concediu de vreme, în iunie, pentru că doar atunci găsise un înlocuitor. Când sosiseră soții Maigret, un cuplu se afla deja în salon, în fața platourilor cu gustări. Bărbatul era robust, cu o constituție de țăran, cu părul cărunt și des, un sperie și cu o față sangvină, iar femeia era oacheșă și deosebit de vioaie. Prietenii mei, soții Maigret, doamna Tissot, profesorul Tissot, făcuse prezentările Pardon. Era faimosul Tissot care conducea azilul de alienați Saint-Anne din strada Cabani. Deși fusese deseori chemat ca expert la procese, Maigret nu avusese niciodată ocazia să-l întâlnească, iar acum descoperea un tip de psihiatru solid, uman, jovial, pe care nu-l cunoscuse încă. Curând se așezară la masă. Era cald, dar spre sfârșitul cinei începu să cadă o ploaie blândă și măruntă, al cărei zgomot domol intra pe ferestrele deschise, sporind plăcerea acelei seri. Profesorul Tissot nu pleca în vacanță pentru că, deși avea un apartament la Paris, se întorcea aproape în fiecare seară la proprietatea lui de la Ville d'Avray. Ca și predecesorii săi, tot vorbind de una și de alta, începu să-l observe pe comisar cu priviri scurte și rapide, ca și cum de fiecare dată ar fi adăugat o tușă nouă imaginii pe care și-o formase despre el. Abia în salon, după ce femeile se adunară în chip firesc într-un colț, Tissot îl întrebă direct. Responsabilitatea pe care o aveți nu vă sperie puțin? Maigret înțelese imediat. Presupun că vă referiți la asasinatele din arondismentul 18.
Interlocutorul se mulțumi să clipească. Adevărul e că acest caz putea fi considerat pentru Maigret unul dintre cele mai îngrijorătoare din cariera lui. Nu era vorba despre descoperirea autorului unei crime. Pentru societate, problema nu era, cum se întâmplă aproape întotdeauna, aceea de a pedepsi un asasin. Era o problemă de apărare. 5 femei muriseră și nimic nu permitea să se presupună că lista fusese închisă. Or, metodele de apărare obișnuite nu funcționau. Dovadă era faptul că, de la prima crimă, întreaga mașinărie polițistă fusese pusă în mișcare, fără să poată însă împiedica următoarele atentate. Maigret credea că înțelege ce voia să spună Tissot vorbind despre responsabilitatea lui. De el, mai exact de felul în care avea să privească problema, depindea soarta unui anumit număr de femei. Oare Pardon intuise și el asta și de aceea aranjase întâlnirea? Deși într-un fel ar fi specialitatea mea, adăugase Tissot, nu mi-ar plăcea să fiu în locul dumneavoastră, având în vedere populația care intră în panică, ziarele care nu fac nimic să o liniștească și persoanele cu funcții importante care cer măsuri contradictorii. Cam așa arată situația. Cam așa. Presupun că ați notat caracteristicile diferitelor crime. Intră imediat în subiect și Maigret ar fi putut să creadă că stătea de vorbă cu unul dintre colegii săi de la poliția judiciară. Aș putea să vă întreb, domnule comisar, ce v-a frapat cel mai mult? Era aproape o întrebare încuietoare și Maigret, căruia îi se întâmplă rar să fie pus într-o asemenea situație, simți că roșește. Tipul victimelor, răspunse el totuși fără ezitare. M-ați întrebat de caracteristica principală, nu-i așa? Nu v-am vorbit de celelalte, care sunt destul de numeroase. Când se întâmplă ca în cazul de față să fie comise crime în serie, prima noastră grijă a celor de la poliția judiciară este să căutăm punctele comune dintre ele. Cu paharul de armaniac în mână, Tissot aproba dând din cap. Cina îi colorase puternic fața. De exemplu, ora, spuse el. Intuiai că dorea să arate că acel caz îi era cunoscut și că, prin intermediul ziarelor, îl studiase și el sub toate aspectele, inclusiv cel pur polițienesc. Atunci Maigret zâmbi pentru că era ceva destul de mișcător. Într-adevăr, ora, primul atentat, a avut loc la ora 8 seara și era în luna februarie, prin urmare era întuneric. Crima din ziua de 3 martie a fost comisă cu un sfert de oră mai târziu și așa mai departe, sfârșind cu cea din iulie, comisă câteva minute înainte de ora 10. Este clar că asasinul așteaptă să se facă noapte. Datele? Le-am studiat de nu știu câte ori, încât au ajuns să se încurce în mintea mea. Ați putea vedea pe biroul meu un calendar plin de notițe cu negru, albastru și roșu. Ca în cazul descifrării unui limbaj secret, am încercat toate sistemele, toate cheile. Mai întâi a fost vorba de lună plină. Oamenii acordă o mare importanță lunii când e vorba de fapte pe care nu le pot explica. Credeți în asta? Ca medic, nu. Ca om? Nu știu. Oricum, explicația nu se potrivește pentru că doar 2 atentate din 5 au avut loc în seri cu lună plină, așa că am căutat altceva, de exemplu, ziua din săptămână. Unii se îmbată în fiecare sâmbătă. Numai o singură crimă a fost comisă sâmbăta. Există profesiuni în cazul cărora ziua liberă nu e duminica. Avea impresia că Tissot se gândise și el la aceste diferite ipoteze. Prima constantă, dacă pot să-i spun așa, continuă el, pe care am reținut-o, e cartierul. Este evident că asasinul îl cunoaște la perfecție. Această cunoaștere a străzilor, a locurilor luminate și a celor lăsate în umbră, a distanțelor dintre 2 puncte, l-au ajutat nu numai să nu fie prins, dar nici să nu fie văzut. Presa a scris despre martori care afirmă că l-ar fi văzut. I-am ascultat pe toți, de exemplu, locatara de la primul etaj al imobilului de pe Avenue Rachel, care e cea mai categorică și pretinde că e înalt, slab și poartă un impermeabil gălbui și o pălărie de fetru cu borul tras peste ochi.
Mai întâi, e vorba de o descriere tipică, care se repetă prea des în asemenea cazuri și față de care noi, la poliția judiciară, suntem întotdeauna circumspecți. Apoi a fost dovedit că, de la fereastra unde această doamnă spune că a stat, e imposibil să vezi locul cu pricina. Mărturia băiețelului e mai serioasă, dar atât de vagă încât devine inutilizabilă. Mă refer la asasinatul de pe strada Durantin. Vă amintiți? Tissot dădu din cap afirmativ. Pe scurt, omul cunoaște de minune cartierul și de aceea toți își închipuie că locuiește acolo, ceea ce a creat o atmosferă de spaimă. Fiecare se uită bănuitor la vecinul lui. Am primit sute de scrisori care ne semnalează comportamentul ciudat al unor oameni perfect normali. Am încercat ipoteza unui om care nu locuiește în cartier, ci lucrează acolo. E o muncă uriașă. Înseamnă mii de ore și nu mai vorbesc de căutatul în dosarele noastre, de listele cu toți criminalii, cu toți maniacii pe care le-am adus la zi și le-am verificat. Probabil că ați primit, ca și celelalte spitale, un chestionar despre pacienții externați de un anumit număr de ani încoace. Colaboratorii mei au avut grijă să-l completeze. Același chestionar a fost adresat azilelor din provincie și din străinătate, precum și medicilor curanți. Ați pomenit și de altă constantă. Ați văzut fotografia victimelor în ziare. Fiecare dintre ele a fost publicată la o dată diferită. Nu știu dacă ați avut curiozitatea să le așezați una lângă alta. Tissot făcu iar semn că da. Aceste femei au origini diferite, mai întâi din punct de vedere geografic. Una e născută la Mulhouse, alta în sudul Franței, alta în Bretagne, iar două la Paris sau la periferia lui. În sfârșit, din punct de vedere profesional, nu există nicio legătură între ele. O prostituată, o moașă, o croitoreasă, o angajată la poștă și o casnică. Nu toate locuiau în cartier. Am stabilit faptul că nu se cunoșteau și că, mai mult decât probabil, nu se întâlniseră niciodată. Nu-mi imaginam că abordați o anchetă din atâtea unghiuri diferite. Am mers și mai departe. De exemplu, am ajuns la concluzia că nu mergeau la aceeași biserică sau la același măcelar și că nu aveau același medic sau dentist, că nu se duceau într-o zi mai mult sau mai puțin fixă la același cinematograf sau la aceeași sală de dans. Când vă spuneam adineauri de mii de ore și niciun rezultat? Nu, nici nu speram, de altfel, dar aveam obligația să verific. Nu aveam dreptul să lăsăm neexplorată nici cea mai mică posibilitate. V-ați gândit la concediu? Înțeleg, femeile ar fi putut să meargă în fiecare an în concediu, în același loc, la țară sau la mare, dar nu e nici de cum așa. Astfel încât asasinul le alege la întâmplare, după cum se ivește ocazia. Maigret era convins că profesorul Tissot nu credea asta, că făcuse și el aceeași observație. Nu, nu chiar. Aceste femei, după cum v-am spus, dacă le examinezi bine fotografiile, au ceva în comun. Corpolența. Dacă nu te uiți la fețe, dacă privești doar silueta, observi că toate cinci sunt destul de scunde și mai curând durdulii, aproape grase, cu o talie groasă și șolduri puternice, chiar și Monique Juteau, cea mai tânără dintre ele. Pardon și profesorul se uitară unul la altul, iar Pardon părea că spune: aș fi pus prin soare, a observat și el asta. Tissot zâmbea. Complimentele mele, dragă domnule comisar, constat că v-ați gândit la toate. Apoi, după o ezitare, adăugă: vorbisem înainte cu Pardon, întrebându-mă dacă poliția va remarca acest lucru. Într-un fel, tocmai de aceea, dar și pentru că de mult doresc să vă cunosc, m-a invitat la cină cu soția. În tot acest timp, stătuseră în picioare. Doctorul de pe strada Picpus le propuse să se așeze într-un colț lângă fereastră, de unde auzeau vag un aparat de radio. Ploua încă atât de ușor încât picăturile mici păreau că se așează delicat unele peste altele ca să formeze pe pavaj un fel de lac negru. Maigret vorbi primul. Știți, domnule profesor, care e problema ce mă tulbură cel mai mult și care, după părerea mea, dacă ar fi rezolvată, ar permite prinderea asasinului? Vă ascult. Omul ăsta nu e un copil. Prin urmare, a trăit un anumit număr de ani, 20, 30 sau chiar mai mult, fără să fi comis vreo crimă.
Or, în 6 luni a ucis de 5 ori. Problema pe care mi-o pun este cea a momentului când a început. De ce în ziua de 2 februarie a încetat brusc să mai fie un cetățean inofensiv și a devenit un maniac periculos? Dumneavoastră, un savant, vedeți vreo explicație? Tissot zâmbi din nou și se uită iar la confratele său. Lumea ne atribuie cu ușurință nouă savanților, cum ați spus, cunoștință și puteri pe care nu le avem. Totuși, voi încerca să vă răspund nu doar în ceea ce privește șocul inițial, ci și cazul în sine. De altfel, nu voi folosi niciun termen științific sau tehnic, deoarece aceștia nu folosesc de cele mai multe ori decât ca să mascheze ignoranța noastră. Nu-i așa? Pardon! Probabil că făcea aluzie la vreun confrate împotriva căruia avea un dinte, pentru că părură să se înțeleagă imediat. În fața unei serii de crime ca aceasta, reacția fiecăruia este să spună că e vorba de un maniac sau de un nebun. Grosso modo, e adevărat. A ucide 5 femei în condițiile în care au fost comise cele 5 asasinate, fără vreun motiv aparent, și să le sfâșie apoi hainele, nu înseamnă că ai un comportament de om normal, așa cum ni-l imaginăm noi. De ce și cum a început totul constituie o problemă foarte complexă, la care e greu de găsit răspuns. Aproape în fiecare săptămână sunt chemat în calitate de expert la un proces. În cursul carierei mele am văzut simțul responsabilității în materie criminală evoluând cu o rapiditate atât de mare, încât, după părerea mea, toate concepțiile noastre despre justiție s-au schimbat ori au fost zdruncinate profund. Pe vremuri eram întrebați, în momentul crimei acuzatul era răspunzător de faptele sale? Iar cuvântul responsabilitate avea un sens destul de precis. Astăzi ni se cere să evaluăm responsabilitatea omului cu o mare, în așa măsură încât am deseori impresia că nu magistrații și jurații hotărăsc soarta unui criminal, ci noi psihiatri. Numai că în majoritatea cazurilor nu știm mai mult decât profanii. Psihiatria e o știință atâta timp cât există traumatism, tumoare, transformare anormală a unei glande sau a unei funcții. În astfel de cazuri, într-adevăr, putem declara cu toată convingerea că omul este sănătos sau bolnav, răspunzător de actele sale sau irresponsabil. Dar acestea sunt cazurile cele mai rare și cei mai mulți dintre acești indivizi se află în azile. Ceilalți, precum probabil și cel despre care vorbim, de ce acționează diferit de semenii lor? Cred, domnule comisar, că în privința asta știți tot atât, dacă nu mai mult decât noi. Doamna Pardon se apropiază de ei cu sticla de armaniac. Continuați, domnilor, și noi suntem ocupate cu schimbul de rețete culinare. Încă puțin armaniac, domnule profesor. O jumătate de păhărel. Își continuară astfel discuția, învăluiți într-o lumină la fel de blândă ca ploaia care cădea afară până după 1 dimineața. Maigret nu reținuse tot ce se discutase în acea lungă conversație, care se abătuse deseori spre subiecte paralele. Își amintea că Tissot spusese, de exemplu, cu ironia unui om care are o veche răfuială: dacă m-aș lua orbește după teoriile lui Freud, Adler și chiar ale psihanaliștilor de astăzi, n-aș ezita să spun că omul nostru e un obsedat sexual, deși niciuna dintre victime nu a fost agresată sexual. Aș putea și să vorbesc despre complexe, să merg până la impresii din copilăria individului. Respingeți această explicație? Nu resping niciuna, dar mă feresc de cele prea facile. Nu aveți nicio teorie personală? O teorie nu, poate o idee, dar mărturisesc că mi-e puțin teamă să vă vorbesc despre ea, pentru că nu uit că dumneavoastră purtați pe umeri răspunderea anchetei. E adevărat că aveți umeri la fel de lați ca ai mei. Fiu de țăran, nu? Din Allier. Eu din Camte. Tatăl meu are 88 de ani și încă mai lucrează la ferma lui. Ai fi putut jura că era mai mândru de asta decât de titlurile lui științifice. Mi-au trecut prin mână mulți alienați sau semi-alienați, ca să folosesc o expresie mai puțin savantă, care au comis acte criminale și în materie de constante, cum ați spus mai adineauri, există una pe care am descoperit-o aproape întotdeauna la ei, o nevoie conștientă sau inconștientă de a se afirma. Înțelegeți ce vreau să spun?
Maigret făcu semn că da. Aproape toți, pe bună dreptate sau nu, au fost considerați mult timp în anturajul lor niște ființe fără vlagă, mediocre sau retardate și s-au simțit umiliți. Prin ce mecanism această umilință, mult timp refulată, izbucnește brusc sub forma unei crime, a unui atentat, a unui gest oarecare de sfidare sau de bravadă? Nici eu și nici colegii mei, după câte știu, nu am reușit să stabilim. Ceea ce spun aici poate că nu e ortodox, mai ales rezumat în câteva cuvinte, dar sunt convins că cele mai multe dintre crimele considerate ca fiind fără motiv și mai ales dintre crimele în serie sunt o manifestare a orgoliului. Maigret căzuse pe gânduri. Asta concordă cu o remarcă de-a mea, murmură el. Care? Că dacă criminalii, mai devreme sau mai târziu, nu ar simți nevoia să se laude cu faptele lor, ar exista mult mai puțin în închisori. În cazul unei crime cu jaf, știți unde căutăm în primul rând făptașul? Pe vremuri, în casele de toleranță, astăzi, când ele nu mai există, în paturile femeilor mai mult sau mai puțin ușoare. Și vorbesc, sunt convinși că în fața acestora nu are nicio importanță, că nu riscă nimic, ceea ce e adevărat în majoritatea cazurilor. Se destăinuie și deseori mai și exagerează. Ați încercat și de data asta? În ultimele luni, nicio prostituată din Paris n-a scăpat neinterogată, mai ales în sectorul Clichy Montmartre. Și nimic? Nimic. Atunci e și mai rău. Vreți să spuneți că, deoarece nu s-a destins, va continua inevitabil să ucidă? Aproape inevitabil. În ultimul timp, Maigret studiase toate cazurile istorice, având o oarecare asemănare cu cele din arondismentul 18, de la Jack Spintecătorul până la vampirul din Düsseldorf, fără să-i uite pe lampagiul din Viena sau pe polonezul de la fermele din N. Credeți că nu se opresc singuri? Întrebă el. Există totuși precedentul lui Jack Spintecătorul care s-a oprit brusc. De unde știm că n-a fost victima unui accident sau n-a murit de boală? Voi merge și mai departe, domnule comisar, și acum nu mai vorbește medicul șef de la St. Anne, pentru că mă îndepărtez prea mult de teoriile oficiale. Indivizii de genul celui pe care îl căutați sunt îmboldiți fără să-și dea seama de nevoia de a fi prinși și asta e tot o formă de orgoliu. Nu suportă gândul că oamenii din jurul lor continuă să-i considere niște ființe obișnuite. Trebuie să strige în fața tuturor ce au făcut, de ce au fost în stare. Asta nu înseamnă că se lasă prinși intenționat, dar aproape întotdeauna, pe măsură ce crimele lor se înmulțesc, își iau tot mai puține măsuri de precauție, par să sfideze poliția destinul. Unii mi-au mărturisit că arestarea a fost pentru ei o adevărată ușurare. Și eu am avut parte de mărturisire asemănătoare. Vedeți? De la cine venise ideea? Seara aceea fusese atât de lungă, atâta întorseseră subiectul pe toate fețele, încât după aceea era greu să stabilești ce spusese unul și ce spusese altul. Poate că sugestia fusese făcută de profesorul Tissot, dar atât de discret încât nici Pardon nu băgase de seamă. Era deja trecut de miezul nopții când Maigret murmurase parcă pentru sine. Presupunând că altcineva i-a arestat și ia într-un fel locul ucigașului nostru, uzurpând ceea ce acesta consideră a fi gloria lui, ajunseseră și aici. Într-adevăr, răspunse profesorul Tissot, cred că adevăratul făptaș ar trăi un sentiment de frustrare. Rămâne de văzut cum ar reacționa și când ar reacționa. Maigret mergea deja mai departe decât ei, părăsind teoria și gândindu-se la soluțiile practice. Nu se știa nimic despre asasin, nu i se cunoșteau semnalmentele, până acum operase într-un singur cartier, într-un anumit sector, dar nimic nu dovedea că mâine nu va lovi în alt punct din Paris sau din altă parte. Amenințarea era cu atât mai angoasantă cu cât rămânea vagă, imprecisă. Va mai trece o lună până la următoarea lui crimă? Vor trece doar 3 zile? Poliția nu putea păzi la infinit fiecare stradă din Paris, chiar și femeile care rămâneau în casă după fiecare asasinat reveneau treptat la o existență aproape normală și se aventurau să iasă seara spunându-și că pericolul trecuse.
Am cunoscut două cazuri, continuă Maigret după o scurtă tăcere, în care criminalii au scris ziarelor ca să protesteze contra arestării unor oameni nevinovați. Acești oameni scriu deseori ziarelor împinși de ceea ce eu numesc exhibiționismul lor. Asta ne-ar ajuta. Chiar și o scrisoare compusă din cuvinte decupate din ziare putea să devină un punct de plecare într-o anchetă în care nu exista nimic de care să te poți agăța. Evident, are în față și altă soluție. M-am gândit și eu la asta. O soluție foarte simplă, imediat după arestarea așa zisului vinovat, comiterea unei alte crime asemenea cu celelalte, poate chiar comiterea a două, trei. Se despărțiră pe trotuar în fața mașinii profesorului care se întorcea cu soția la Ville d'Avray. Vă duc acasă? Locuim în cartier și obișnuim să mergem pe jos. Cred că acest caz mă va aduce încă o dată ca expert la tribunal. Cu condiția să pun mâna pe vinovat. Am toată încrederea. Dă dură mâna și mai grea a avut impresia că în seara aceea se legase o prietenie. N-ai avut ocazia să stai de vorbă cu ea, spuse doamna Maigret puțin mai târziu, în timp ce mergeau împreună pe lângă zidurile caselor. Păcat, pentru că e femeia cea mai inteligentă pe care am întâlnit-o. Cum e soțul ei? Grozav. Ea se prefăcu că nu vede ce făcea Maigret pe furiș ca atunci când era copil. Ploaia aceea era atât de răcoroasă, atât de savuroasă, încât din când în când scotea limba ca să prindă câteva picături care aveau un gust special. Mi s-a părut că discutați foarte serios. Da. Și nu mai pomeniseră niciunul despre acest subiect. Ajunseră la ei acasă, în apartamentul lor, unde ferestrele rămăseseră deschise, iar doamna Maigret se grăbi să șteargă apa de pe parchet. Maigret lua hotărârea înainte de a adormi sau poate dimineață la trezire, iar întâmplarea făcu să fie vizitat la birou în cursul dimineții de Pierre Mazet, fostul lui inspector pe care nu-l mai văzuse de 8 ani. Ce faci la Paris? Nimic, șefule, sunt în convalescență. Țânțarii africani mi-au afectat sănătatea și medicii insistă să mă mai odihnesc câteva luni, după care mă întreb dacă n-ar fi un loc și pentru mine la poliția judiciară. Chiar așa. De ce nu Mazet? Era inteligent și nu risca decât prea puțin să fie recunoscut. Vrei să-mi faci un serviciu? Mă mai întrebați? Vino pe la 12:30 să luăm împreună masa de prânz, nu la braseria Dauphin, unde n-ar fi trecut neobservați. Nu te mai întoarce aici, nu te duce prin birouri și așteaptă-mă în stația de metrou de la Châtelet. Luaseră masa într-un restaurant de pe strada Saint-Antoine, iar comisarul îi explicase lui Mazet ce aștepta de la dânsul. Și, ca să fie și mai veridic, era mai bine să nu fie adus la poliția judiciară de cineva de acolo, ci de inspectorii de la arondismentul 18, iar comisarul se gândise imediat la Lognon. Cine știe? Ar fi putut fi o șansă pentru el, în loc să patruleze pe străzile din Montmartre, ar fi luat parte mai concret la anchetă. Alege un coleg care să nu vorbească. Lognon îl alesese pe Alfonsi. Și înscenarea se derulase cu succes de plin în privința presei, deoarece toate ziarele scriau deja despre o arestare senzațională. Maigret îi repetă judecătorului Comlieu. Au asistat la o oarecare vânzoleală și au tras singuri concluziile. Nici eu și nici colaboratorii mei nu le-am spus nimic, ba chiar am tăgăduit. Rare ori vedeai un zâmbet fie și ironic pe buzele judecătorului Comlieu. Și dacă diseară sau mâine oamenii nu-și mai iau măsuri de precauție din cauza acestei arestări sau false arestări și e comisă o nouă crimă? M-am gândit și la asta. Mai întâi, în serile următoare, toți oamenii disponibili din serviciile noastre și de la comisariatul arondismentului 18 vor supraveghea îndeaproape cartierul. Mi se pare că asta s-a făcut deja fără niciun rezultat, nu? Era adevărat, dar chiar nu mai trebuia încercat nimic? Am luat și o altă măsură de precauție. Am fost la prefect. Fără să mă anunți? După cum v-am spus, vreau să port singur responsabilitatea a ceea ce se poate întâmpla. Eu sunt un simplu polițist. Dumneavoastră sunteți magistrat. Cuvintele îi făcură plăcere lui Comlieu, care pe loc își supraveghea și mai atent ținuta corpului.
Ce i-ai cerut prefectului? Permisiunea de a folosi ca voluntare un anumit număr de femei din cadrul poliției municipale. În general, corpul auxiliar se ocupă doar de copii și prostituție. A adunat un anumit număr care corespund unor condiții determinate. De exemplu, înălțimea și corpolența am ales dintre voluntare pe cele care se apropie cât mai mult de tipul fizic al celor 5 victime, ca și ele vor fi îmbrăcate obișnuit și, asemenea femeilor din cartier, vor părea că se duc dintr-un loc în altul, iar unele vor căra un pachet sau o paporniță. Pe scurt, îi pregătești o capcană. Toate femeile alese au urmat cursuri de educație fizică și au fost antrenate la judo. Comlieu era totuși puțin nervos. Să-i spun și procurorului general? Mai bine nu. Știi, comisare, că nu-mi place deloc povestea asta. Atunci Maigret răspunse cu o candoare dezarmantă. Nici mie, domnule judecător. Și era adevărat, dar nu trebuia oare să încerce prin toate mișloacele să împiedice continuarea asasinatelor? În mod oficial, nu știu nimic, nu-i așa?" spuse magistratul, conducându-și vizitatorul până la ușă. Nu știți absolut nimic și Maigret ar fi preferat să fie adevărat. Capitolul 3. Un cartier sub stare de asediu. Baronul, care ca reporter frecventa poliția judiciară de aproape tot atâția ani ca Maigret, Rujan, foarte tânăr, dar deja mult mai șmecher decât confrații lui, alți 4-5 de mai mică învergură, printre care Maggie, cea mai periculoasă, pentru că nu ezita să deschidă cu un aer nevinovat ușile rămase din neglijență neîncuiate sau să-și însușească documente lăsate la voia întâmplării, precum și 1-2 fotografi, chiar mai mulți la un moment dat, își petrecură o bună parte din zi pe culoarul poliției judiciare din care făcuseră cartierul lor general. Din când în când, cei mai mulți se duceau să bea ceva răcoritor la braseria Dauphin sau să telefoneze, dar lăsau întotdeauna pe cineva la fața locului, astfel încât ușa lui Maigret să nu rămână nesupravegheată. Rujan avusese chiar ideea să pună un om de la ziar pe urmele lui Lognon, care se pomeni că e filat încă din momentul în care își părăsea dimineața domiciliul din piața Constantin pe Cœur. Oamenii ăștia, după propria lor expresie, știau care e treaba și erau la fel de cunoscători în ale poliției ca un inspector hârșit. Totuși, niciunul nu bănuie operațiunea care se derula aproape sub ochii lor, impresionantul dispozitiv a cărui organizare începuse la primele ore ale zilei, cu mult înainte de vizita lui Maigret la judecător. De exemplu, inspectorii din arondismentele îndepărtate, precum 12, 14 sau 15, plecaseră de acasă cu alte haine decât cele de toate zilele, unii luând cu ei o valiză și, conform instrucțiunilor primite, se deplasaseră mai întâi la una dintre gările capitalei. Căldura era la fel de insuportabilă ca în ziua precedentă, iar viața se derula parcă cu încetinitorul, cu excepția cartierelor frecventate de turiști. Aproape peste tot puteai vedea autocare înțesate cu străini și auzeai vocea ghizilor. În arondismentul 18, îndeosebi în sectorul unde fuseseră comise cele 5 crime, taxiurile se opreau în fața hotelurilor, iar din ele coborau oameni ale căror bagaje indicau că veneau din provincie și care cereau o cameră, insistând aproape întotdeauna să aibă ferestrele spre stradă. Totul se făcea după un plan precis și unii inspectori primiseră ordin să fie însoțiți de soțiile lor. Rare ori erau luate astfel de măsuri de precauție, dar de data asta puteai oare să te încrezi în cineva? Nu se știa nimic despre ucigaș. Acesta era un alt aspect al problemei pe care Maigret și profesorul Tissot îl discutaseră în cursul cinei de la Pardon. În fond, în afara crizelor, se comportă obligatoriu ca un om normal, altfel bizareriile lui ar fi atras deja atenția anturajului. Așa e, obligatoriu, aprobase psihiatrul, ba chiar e probabil ca, prin aspect, atitudini și profesie, să fie ființa pe care ai bănui-o cel mai puțin.
Nu era vorba de un obsedat sexual ca toți ceilalți, deoarece aceștia erau ținuți sub observație și din 2 februarie fuseseră supravegheați fără niciun rezultat. Nu era niciuna dintre acele epave sau ființe neliniștitoare, după care întorci capul pe stradă. Ce făcuse până la prima sa crimă? Ce făcea în timpul dintre 2 crime? Era oare un singuratic trăind într-un apartament sau într-o cameră cu chirie? Maigret ar fi jurat că nu, că era un bărbat căsătorit, ducând o viață normală, iar Tissot înclina și el spre această ipoteză. Orice e posibil, spusese profesorul oftând. Dacă mi s-ar spune că e unul dintre confrații mei, n-aș protesta. Poate fi oricine, muncitor, funcționar, mic comerciant sau om de afaceri important. Putea să fie, deci, și unul dintre patronii de hoteluri luate cu asalt de inspectori, ceea ce înseamnă că nu puteau, ca în majoritatea cazurilor, să se ducă la ei și să le spună: "Poliția, dă-mi o cameră cu fereastra spre stradă" și nu sufla o vorbă nimănui. Era mai bine să nu se încreadă nici în portari, nici în informatorii de care dispuneau în cartier. După ce plecă de la judecător și se întoarse la biroul lui, Maigret se pomeni asaltat de jurnaliști, cum se întâmplase și cu o zi în urmă. "Ați avut o convorbire cu judecătorul de instrucție?" "I-am făcut o vizită ca în fiecare dimineață." "I-ați adus la cunoștință interogatoriul de ieri?" "Am stat puțin de vorbă." "Tot nu ne spuneți nimic?" "N-am nimic de spus." Trecu pe la șeful lui. Raportul se terminase de destul de mult timp. Șeful cel mare era și el preocupat. "Comelieu nu ți-a cerut să renunți?" "Nu, bineînțeles, dacă iese prost, el se spală pe mâini." "Tot mai ești încrezător?" "Trebuie." Maigret nu făcea această experiență cu dragă inimă și își dădea seama de răspundurile pe care și le asumă. "Crezi că reporterii se vor lăsa duși până la capăt?" "Mă dau peste cap să fie așa." De obicei lucra în colaborare cordială cu presa, care aduce uneori servicii prețioase. De data asta nu avea voie să riște vreo indiscreție involuntară. Nici măcar inspectorii care invadau pur și simplu cartierul Grand Carrier nu știau încă exact ce se punea la cale. Primiseră ordin să acționeze într-un anumit fel, să se posteze în anumite locuri și să aștepte instrucțiuni. Firește, bănuiau că era vorba de ucigaș, dar nu știau nimic despre întreaga operațiune. "Credeți că e inteligent?" îl întrebase Maigret pe Tissot în seara dinainte. Avea o idee în privința asta, dar dorea să primească o confirmare. "E vorba de inteligența pe care o au cei mai mulți dintre acești oameni. De exemplu, probabil că e în stare, din instinct, să joace teatru într-un mod superior. Presupunând că e căsătorit, e obligat, de exemplu, să-și recapete aspectul normal, fără a mai vorbi de stăpânirea de sine, când se întoarce acasă după o crimă. Dacă e celibatar, se întâlnește totuși cu alți oameni, măcar cu proprietarea sa sau portarul, menajera. A doua zi se duce la birou sau la atelier și acolo sunt obligatoriu oameni care îi vorbesc despre asasinul din Montmartre. Or, în 6 luni, nimeni nu l-a bănuit. De asemenea, în 6 luni nu s-a înșelat nici măcar o dată în privința elementului timp și a elementului loc. Niciun martor nu poate să spună că l-a văzut acționând sau măcar fugind de la locul vreuneia dintre crimele lui." Asta adusese în discuție un aspect care îl tulbura pe comisar. "Aș vrea să vă aflu părerea asupra unui lucru precis. Ați spus că majoritatea timpului se comportă ca un om normal, ceea ce înseamnă că și gândește mai mult sau mai puțin ca un om normal." "Înțeleg, probabil că da." "De 5 ori a avut ceea ce aș numi o criză. De 5 ori a ieșit din normalitatea lui ca să ucidă. În ce moment are loc impulsul?" "Înțelegeți ce vreau să spun? În ce moment încetează să se mai comporte ca dumneavoastră și ca mine și începe să se comporte ca un ucigaș? Îl apucă oricând în cursul zilei și așteaptă să se facă noapte pregătindu-și planul de acțiune, sau are impulsul doar în momentul în care se prezintă ocazia, atunci când, trecând pe o stradă pustie, zărește o posibilă victimă?" Pentru el, răspunsul era de o importanță capitală, deoarece putea să restrângă sau să lărgească aria cercetărilor.
Dacă impulsul se producea în momentul în care ucidea, atunci omul locuia neapărat în cartierul Grand Carrier sau în împrejurimi. Oricum, prezența lui acolo în timpul serii era impusă de profesie sau de alte motive banale. În caz contrar, era posibil să vină de oriunde, să aleagă străzile din piața Clichy până la strada Lamarck și Rue des Abbesses, din motive de oportunitate sau din rațiuni cunoscute doar de el. Tissot se gândise ceva timp, apoi răspunsese: evident, nu pot să pun un diagnostic ca și cum aș avea pacientul în fața mea. Spusese pacient de parcă ar fi fost vorba de unul dintre bolnavii lui, iar cuvântul care nu-i scăpă comisarului îi făcu plăcere. Asta îi confirma faptul că amândoi vedeau drama în aceeași lumină. Totuși, după părerea mea, folosind o comparație, există un moment în care pleacă la vânătoare ca un animal sălbatic, ca o felină sau pur și simplu ca o pisică. Ați observat cu atenție o pisică? Deseori, când eram tânăr. Mișcările ei nu mai sunt aceleași, se ghemuiește și are toate simțurile treze. E în stare să perceapă cel mai mic sunet, cel mai mic freamăt, cel mai slab miros de la distanțe destul de mari. Din acel moment simte pericolul și îl evită. Înțeleg. Ai zice că atunci când se află în această stare, omul nostru ar vedea și cu ochii minții. Presupun că nimic nu vă permite să emiteți o ipoteză asupra ceea ce declanșează mecanismul. Nimic. Poate să fie o amintire, vederea unei trecătoare în mulțime, izul unui parfum, o frază auzită întreagăt. Poate să fie orice, inclusiv vederea unui cuțit sau a unei rochii de o anumită culoare. Ați studiat culoarea hainelor purtate de victime. Presa n-a vorbit despre asta. Culorile erau diferite, aproape toate destul de neutre ca să nu fie remarcate în întuneric. Când intră în birou, își scoase haina, ca în ziua precedentă, cravata se descheie la cămașă și, pentru că soarele cădea direct pe fotoliul lui, trase storul, după care deschise ușa de la biroul inspectorilor. Ești aici, Janvier? Da, șefule. Nimic nou? Nici o scrisoare anonimă? Doar scrisori de la oameni care își denunță vecinii. Să se verifice și să-mi fie adus Mazet. Acesta nu dormise în arest, ci se dusese acasă ieșind din Palatul de Justiție pe o ușă lăturalnică. De la 8 dimineața fusese însă nevoit să-și reia locul la Surisier. Să cobor eu? Ar fi mai bine. Tot fără cătușe? Tot. Nu voia să trișeze chiar atât de mult față de jurnaliști, să tragă ce concluzii doreau din ceea ce vedeau. Maigret nu voia să umble cu cărți măsluite. Alo, dă-mi comisariatul din Grand Carrier, te rog, cu inspectorul Lognon. Alo, Lognon? Nimic nou pe acolo? Cineva m-a așteptat în dimineața asta în fața casei și m-a urmărit. Acum stă în fața comisariatului. Nu se ascunde? Nu, cred că e un jurnalist. Pune pe cineva să-i verifice actele. Totul merge așa cum a fost prevăzut? Am găsit 3 camere la prieteni. Nu știe niciunul nimic. Vreți adresele? Nu, să fie aici peste aproximativ 3/4 de oră. Când Pierre Mazet își făcu apariția între 2 inspectori, ascunzându-și fața cu pălăria, pe culoar se repeta aceeași scenă ca în ziua precedentă. Fotografii intrară în acțiune, jurnaliștii puseră întrebări care rămaseră fără răspuns. Maghi reuși să dea jos pălăria și tot ea o ridică de pe podea, în timp ce ex-colonialul își acoperea fața cu mâinile. Ușa se închise și biroul lui Maigret căpătă curând aspectul unui post de comandă. Instalarea dispozitivului continua discret pe străzile liniștite din Montmartre, unde multe prăvălii erau închise pentru 15 zile sau pentru o lună din cauza vacanței. Mai bine de 400 de persoane aveau de jucat un rol, nu doar cei care pândeau în hoteluri și în cele câteva apartamente de care se putuse dispune fără primejdia unor indiscreții, ci și cei care urmau să ocupe poziții bine determinate în stațiile de metrou, de autobuz, în cele mai mici cafenele și restaurante deschise seara. Ca să nu pară o invazie, se acționa în etape. Femeile din corpul auxiliar primeau și ele telefonic instrucțiuni detaliate și, ca la un cartier general, erau desfășurate planuri pe care erau notate pozițiile tuturor.
20 de inspectori, dintre cei care nu apăreau în mod obișnuit în public, închiriaseră nu doar din Paris, ci și de la periferie și chiar de la Versailles, automobile cu plăci de înmatriculare anodine, care urmau să staționeze la momentul potrivit în locuri strategice, unde nu aveau să se remarce printre celelalte mașini. Comandă bere, Luca, și sandvișuri? Și, e mai bine așa. Nu doar din cauza jurnaliștilor, ca să-i facă să creadă că are loc un nou interogatoriu, ci și pentru că toți erau ocupați și nimeni nu avea să aibă când să meargă la masă. Lognon sosi și el, tot cu cravată roșie și pălărie de pai. La prima vedere, te întrebai ce era schimbat la dânsul și constatai cu surprindere cât de mult poate să-l transforme pe om culoarea unei cravate. Părea aproape vesel. Tipul s-a ținut după tine? Da, a rămas pe culoar, e într-adevăr reporter. Nu mai e niciunul prin apropierea comisariatului, doar unul care stă chiar în comisariat. Un prim ziar dădu vestea pe la ora prânzului, reluă informațiile din ziarele de dimineață, adăugând că febra din zilele importante continua să domnească pe Quai des Orfèvres, dar că în privința omului arestat se păstra în continuare un secret desăvârșit. Dacă ar fi putut, se spunea printre altele, cu siguranță că poliția i-ar fi pus prizonierului o mască de fier. Asta îl amuză pe Mazet, îi ajută pe ceilalți și dădea și el telefoane, trasa pe planuri cruci cu creionul albastru sau roșu, fericit că trăia în atmosfera aceea în care se simțea deja ca la el acasă. Atmosfera se schimbă însă când chelnerul de la braseria Dauphin bătu la ușă, deoarece chiar și în fața lui trebuiau să joace teatru, după care toți se repeziră la bere și la sandvișuri. Ziarele de după amiază nu publicau niciun mesaj al asasinului care nu părea să aibă intenția să se adreseze presei. Îmi trag un moment sufletul, copii, diseară trebuie să fiu odihnit. Maigret traversă biroul inspectorilor, intră într-un mic birou unde nu era nimeni și se așeză într-un fotoliu unde a țipi în câteva minute. Pe la ora 3 îi trimise înapoi pe Mazet la Surisier și le ordonă lui Janvier și Luca să se odihnească cu rândul. La Pointe, îmbrăcat într-o salopetă albastră, se plimba pe străzile din cartierul Grand Carrière cu un triciclu. Cu șapca pe ureche și țigara lipită de buza de jos, părea de 18 ani și, din când în când, de la câte o cafenea unde se oprea să bea un pahar de vin alb, telefona la cartierul general. Pe măsură ce timpul trecea, toată lumea începea să-și pierdă răbdarea și chiar Maigret își pierdea puțin din siguranță. Nimic nu indica faptul că în seara aceea se va întâmpla ceva, chiar dacă omul hotăra să ucidă din nou ca să se afirme, lucrul acesta s-ar fi putut întâmpla a doua zi seara, după 2, 8 sau 10 zile și nu era posibil să menții atâta timp în alertă efective așa de mari. După cum la fel de imposibil era să păstrezi timp de o săptămână un secret cunoscut de atât de multă lume. Și dacă omul hotăra să acționeze imediat, Maigret își amintea încă de conversația cu profesorul Tissot și mintei veneau tot timpul frânturi din ea. În ce moment va simți impulsul? La ora aceea, în timp ce se organiza capcana, pentru cei din preajma lui era doar un om ca toți ceilalți. Oamenii vorbeau, probabil îl serveau la masă, dădeau mâna cu el, iar el vorbea, zâmbea, râdea poate. Oare declicul se produsese deja sau avusese loc încă de dimineață la citirea ziarelor? Nu va crede mai curând că, din moment ce era convinsă că a arestat vinovatul, poliția își va înceta căutările și astfel dânsul va fi în siguranță? Ce dovedea că Tissot și comisarul nu se înșelaseră, că nu judecaseră greșit reacția celui căruia profesorul îi spusese pacient? Până atunci, asasinase doar seara, așteptând să se facă întuneric. Dar chiar la acea oră, din pricina vacanței, a căldurii, existau în Paris o mulțime de străzi unde se scurgeau și câteva minute până să zărești un trecător. Maigret își amintea de străzile din sudul Franței, vara, la ora siestei, cu obloanele închise de amorțalea zilnică a unui întreg sat sau oraș copleșit de soarele fierbinte. Chiar și acum, în Montmartre, existau străzi aproape asemănătoare.
Poliția făcuse reconstituiri în fiecare dintre punctele unde fusese comisă o crimă, topografia locului îi permitea asasinului să dispară în cel mai scurt timp. Un timp mai scurt noaptea decât ziua, desigur, dar chiar și în plină zi, în împrejurări favorabile, putea să ucidă, să sfâșie hainele victimei și să se îndepărteze în mai puțin de 2 minute. De altfel, de ce toate astea s-ar fi petrecut obligatoriu pe stradă? Ce-l împiedica să bată la ușa unui apartament unde știa că va găsi o femeie singură și să acționeze așa cum făcea în stradă? Nimic, doar faptul că maniacii, ca majoritatea criminalilor și chiar a hoților, folosesc aproape întotdeauna aceleași tehnici și se repetă în cele mai mici detalii. Va fi lumină până pe la 9 seara, nu se va face cu adevărat întuneric decât pe la 9:30. Luna, la al treilea pătrar, nu va fi prea strălucitoare și existau șanse să fie acoperită de nori ca în ajun. Toate aceste detalii aveau importanța lor. Tot mai sunt pe culoar? Numai baronul. Uneori se înțelegeau între ei să rămână doar unul și să-i anunțe și pe ceilalți dacă se întâmplă ceva. La 6 vom pleca toți ca de obicei. Luca va rămâne de serviciu și Torrance îi se va alătura pe la 8. Maigret plecă cu Janvier, Lognon și Mauvoisin să bea un aperitiv la Brasseria Dauphine. La 7 se întoarse acasă, luă masa de seară cu fereastra deschisă spre bulevardul Richard Lenoir, acum mai liniștit decât în orice alt moment al anului. Ți-a fost cald, remarcă doamna Maigret privindu-i cămașa. Dacă pleci iar, ar fi mai bine să te schimbi. Plec. N-a mărturisit? Preferă să nu răspundă pentru că nu-i plăcea să o mintă. Vii târziu? Mai mult ca sigur. Mai speri că, după rezolvarea acestui caz, vom putea pleca în vacanță? În cursul iernii vorbiseră despre un sejur în Bretagne, la Bozec Conc, lângă Concarneau. Dar, așa cum se întâmplă aproape în fiecare an, vacanța era amânată de la o lună la alta. Poate, răspunse Maigret oftând, dacă nu ar însemna că dăduse greș, că ucigașul trecuse prin ochiurile plase întinse de el sau că nu reacționase așa cum se așteptaseră el și Tissot, și ar mai însemna noi victime, enervarea publicului și a presei, ironia sau furia judecătorului, ba chiar așa cum se întâmpla destul de des, interpelări la cameră și explicații de dat la nivel înalt. Însă ar mai însemna îndeosebi femei moarte, femei scunde și durdulii, cu înfățișarea unor casnice cum se cade, care se duc la cumpărături sau într-o vizită seara în cartierul lor. Pare obosit. Nu se grăbea să plece. După cină, umblă de colo-colo prin apartament, fumându-și pipa, ezitând să-și toarne un păhărel de rachiu de porumbe, oprindu-se din când în când în fața ferestrei și sprijinindu-se în cele din urmă cu coatele de pervaz. Doamna Maigret nu-l mai deranja, doar când își căută haina, ea îi aduse o cămașă curată și l-ajută să o îmbrace. Încercă să se miște cât mai discret posibil, dar i-a-l văzut deschizând un sertar, luând pistolul și punându-l în buzunar. Nu i se întâmpla prea des, nu dorea să omoare pe nimeni, nici măcar o ființă atât de periculoasă ca asasinul. Totuși, dăduse ordin tuturor colaboratorilor să fie înarmați și să protejeze femeile cu orice preț. Nu se întoarse pe Quai des Orfèvres. Era ora 9 când ajunse în colțul bulevardului Voltaire, unde l-aștepta o mașină care nu era a poliției, cu un om la volan. Omul, atașat comisariatului din arondismentul 18, purta o uniformă de șofer. Pornim, șefule! Maigret se așeză pe bancheta din spate în penumbră, iar mașina părea astfel una dintre cele pe care turiștii le închiriau cu ziua, de lângă piața Madeleine sau piața Operei. Piața Clichy? Da. Pe drum nu rosti niciun cuvânt, iar în piața Clichy se mulțumi să mormăie. Mergi pe strada Caulaincourt, nu foarte repede, ca și cum ai încerca să citești numerele caselor. În apropiere de bulevard, străzile erau destul de populate și, cam peste tot, oamenii ieșiseră la ferestre să se răcorească. Lumea înținută mai mult sau mai puțin neglijentă era și pe terasele celor mai mici cafenele, iar majoritatea restaurantelor își servea clienții la mesele de pe trotuar. Comiterea unei crime în astfel de condiții părea imposibilă.
Totuși, condițiile erau aproape aceleași ca atunci când ultima victimă, Georgette Lecoin, fusese ucisă pe strada Toulouse, la mai puțin de 50 de metri de un local de dans a cărui firmă de neon roșu lumina trotuarul. Pentru cine cunoștea foarte bine cartierul, existau foarte aproape de arterele populate 100 de străduțe pustii, 100 de unghiere, unde o crimă putea fi comisă cu ușurință. 2 minute. Se calculase că asasinul avea nevoie doar de 2 minute și dacă se mișca repede, poate că i-ar fi fost de ajuns și mai puțin. Ce îl împingea, după comiterea crimei, să sfâșie hainele victimei? Nu se atingea de aceasta, nu lăsa descoperite, ca în unele cazuri cunoscute, părțile sexuale. Sfâșia pânza cu lovituri puternice de cuțit, cuprins de un fel de furie, ca un copil care vrea să rupă o păpușă sau care calcă în picioare o jucărie. Tissot pomenise și el de asta, dar cu reticență. Se simțea că ar fi fost tentat să adopte unele teorii ale lui Freud și ale discipolilor acestuia, dar ai fi spus că îi se părea ceva prea facil. Ar trebui să-i cunoaștem trecutul, inclusiv copilăria, să-i găsim șocul inițial de care poate că și el a uitat. De fiecare dată când se gândea astfel la asasin, Maigret era cuprins de o nerăbdare febrilă. Ar fi vrut cât mai repede să-și poată imagina un chip, niște trăsături precise, o siluetă umană în locul acelui soi de entitate vagă, căreia unii îi spuneau asasinul, dementul sau monstrul, și pe care Tissot, ca atunci când ai un lapsus, o numise pacient. Era furios pe propria neputință, aproape că era o sfidare personală la adresa lui. Ar fi vrut să se afle față în față cu individul oriunde, să-l privească în ochi și să-i comande: acum vorbește. Trebuia să știe, așteptarea îl angoasa, îl împiedica să-și concentreze întreaga atenție asupra detaliilor materiale. Își repera mecanic oamenii în diferitele locuri unde îi postase. Nu-i cunoștea pe toți. Mulți nu țineau de serviciul lui. Totuși știa că, la o fereastră, o anumită siluetă din spatele perdelei corespundea unui anumit nume, că o femeie care trecea gâfâind, ducându-se Dumnezeu știe unde, cu un mers sacadat, din cauza tocurilor prea înalte, făcea parte din corpul auxiliar. Din februarie, de la prima lui crimă, individul întârziase de fiecare dată ora atentatelor, trecând de la 8 seara la 9:45 de minute. Dar acum, când zilele se micșorau în loc să se lungească, când se făcea mai repede noapte, dintr-un moment în altul se putea auzi strigătul unui trecător lovindu-se în întuneric de un corp întins pe trotuar. Așa fusese descoperite majoritatea victimelor aproape întotdeauna după câteva minute. O singură dată, după spusele medicului legist, durase aproximativ un sfert de oră. Mașina trecuse de strada Lamarck și intrase într-un sector unde nu se întâmplase nimic până atunci. Ce fac, șefule? Mergi mai departe și te întorci pe Rue des Abbés. Ar fi putut rămâne în contact cu unii dintre colaboratorii lui, luând o mașină înzestrată cu stație radio, dar vehiculul ar fi bătut prea tare la ochi. Poate că, înainte de fiecare atentat, individul urmărea toată vânzoleala din cartier Orenșir. Aproape întotdeauna știi că un asasin face parte dintr-o anumită categorie, chiar dacă nu îi se cunosc semnalmentele, poți să-ți faci o idee despre aspectul lui general, despre mediul social în care trăiește. Dă, Doamne, să nu fie nicio victimă în seara asta. Era o rugăciune, așa cum făcea în copilărie înainte de a adormi. Nici măcar nu-și dădea seama că se roagă. Ați văzut? Ce? Bețivul de lângă stâlpul de felinar. Cine e? Unul din colegii mei, Dutilleux. Îi place la nebunie să se deghizeze, mai ales în bețiv. La 10 fără un sfert nu se întâmplase nimic. Oprește în fața braseriei Pigal. Maigret comandă o bere, se închise în cabina telefonică și sună la poliția judiciară. Îi răspunse Luca. Nimic? Încă nimic, doar o prostituată care se plânge că a fost brutalizată de un marinar străin. Torrance e cu tine? Da. Baronul? Probabil că s-a dus la culcare.
Ora la care fusese comisă ultima crimă trecuse. Asta însemna că individul era mai puțin preocupat de oră decât de întuneric sau că falsa arestare nu avusese niciun efect asupra lui. Maigret zâmbi ironic, întorcându-se la mașină, iar ținta ironiei era el însuși. Cine știe, poate că omul pe care îl hăituia astfel pe străzile din Montmartre se afla în acel moment în vacanță pe o plajă din Calvados sau la țară, într-o pensiune de familie. Îl cuprindea descurajarea, brusc, parcă de la o secundă la alta. Eforturile lui și ale colaboratorilor săi îi se păreau zadarnice, aproape ridicole. Pe ce se baza toată acea operațiune a cărei organizare luase atâta timp? Pe nimic, chiar mai puțin decât nimic, pe un fel de intuiție pe care o avusese după o cină bună, flecărind într-un salon tihnit de pe strada Picpus cu profesorul Tissot. Dar oare n-ar fi fost chiar Tissot înspăimântat dacă ar fi aflat cum se folosise comisarul de o discuție la un pahar de băutură? Și dacă individul nu era deloc îmboldit de orgoliu, de nevoia de a se afirma? Chiar și toate acele cuvinte pe care le rostise ca și cum ar fi făcut o descoperire, parcă îl îngrețoșau acum. Se gândise prea mult la asta, se ocupase prea mult de problemă. Nu mai credea în ea, aproape că ajunsese să se îndoiască de realitatea asasinului. Unde, șefule? Unde vrei? Uimirea pe care o citi în ochii omului de la volan, întors cu capul spre el, îl făcu să-și conștientizeze descurajarea și Maigret se rușină. În fața colaboratorilor nu avea dreptul să-și piardă încrederea. Mergi pe strada Le Pic până la capăt. Trecu pe lângă Moulin de la Galette și privi locul exact de pe trotuar unde fusese găsit cadavrul moașei Josephine Simard. Avea realitatea în fața ochilor, fuseseră comise 5 crime, iar asasinul era încă în libertate, poate gata să lovească din nou. Oare femeia, la vreo 40 de ani, fără pălărie, care mergea pe stradă cu pași mici, ducând un caniș în lesă, nu făcea parte din corpul auxiliar? Erau și altele pe străzile din jur, riscându-și viața chiar în acel moment. Erau voluntare, dar sarcina le fusese încredințată de dânsul. El avea obligația să le protejeze. Oare fuseseră luate toate măsurile necesare? După amiază, pe hârtie, planul i se păruse perfect. Fiecare sector considerat periculos era supravegheat. Femeile din corpul auxiliar erau pregătite. Polițiști ascunși stăteau gata să intervină. Dar nu fusese uitat oare niciun ungher? Nu s-ar fi putut ca un om să slăbească fie și numai un minut supravegherea? După descurajare, acum îl cuprindea tracul și, dacă ar mai fi fost posibil, poate că ar fi dat ordin să se oprească totul. Oare experiența nu durase destul? Era ora 10, nu se întâmplase nimic, nu avea să se mai întâmple nimic și era mai bine așa. În piața Tertre, cu aspect de bâlci, era lume multă la măsuțele unde se servea vin roze și se auzea muzica din toate colțurile. Unul înghițea flăcări, altul, în tot acel vacarm, se încăpățâna să cânte la vioară o melodie de la 1900. Dar la mai puțin de 100 de metri, străduțele erau pustii și asasinul putea să acționeze fără teamă. Să ne întoarcem. Pe același drum? Mai bine s-ar fi limitat la metodele obișnuite, chiar dacă erau lente, chiar dacă nu duseseră la niciun rezultat timp de 6 luni. Ia-o spre piața Constantin pe Cœur, pe Avenue Junot, dacă vrei. Câteva perechi mergeau agale pe trotoare, braț la braț, iar Maigret zări una sărutându-se cu ochii închiși într-un ungher chiar sub un felinar. Două cafenele încă erau deschise în piața Constantin pe Cœur, iar ferestrele lui Lognon nu erau luminate. Inspectorul, care cunoștea cel mai bine cartierul, cutreiera străzile pe jos ca un câine de vânătoare care bate hățișurile și, pentru o clipă, Maigret și-l imagină cu limba scoasă și răsuflarea fierbinte, asemenea unui prepelicar. Cât e ceasul? 10:10, mai exact 10:09. Își încordară auzul. Li se păru că aud pașii unor oameni care aleargă puțin mai departe spre Avenue Junot, pe unde tocmai trecuseră. Înaintea pașilor se auzise altceva, un fluierat, poate două. Unde-s? Nu știu.
Era greu să-ți dai seama de direcția exactă din care veneau sunetele. În timp ce staționau, o mașină mică de culoare neagră a poliției judiciare trecu foarte aproape de ei, îndreptându-se cu viteză spre Avenue Junot. După ea, alte mașini staționate care păreau neocupate cu câteva minute mai înainte se puseseră și ele în mișcare, gonind toate în aceeași direcție. Apoi răsunară alte două fluierături mai aproape de astădată, pentru că mașina lui Maigret străbătuse deja 500 de metri. Se auzeau voci de bărbați și de femei. Cineva alerga pe trotuar, iar altă siluetă cobora în grabă scările de piatră. În sfârșit se întâmplase ceva. Capitolul 4. O întâlnire periculoasă. La început, totul a fost atât de confuz pe străzile prost luminate, încât a fost cu neputință să se știe ce se întâmplase. Abia mult mai târziu, punând cap la cap mărturii mai mult sau mai puțin exacte, s-a putut contura o idee de ansamblu. Maigret, al cărui șofer gonea pe străduțele în pantă, care noaptea căpătau aspectul unui decor de teatru, nu mai știa exact unde se află, doar că se apropia de piața Tertre, de unde îi se părea că aude zvon de muzică. Confuzia era sporită de mișcarea în ambele sensuri. Mașini care goneau, oameni care alergau, probabil majoritatea polițiști, spre un punct ce părea să fie undeva pe strada Norvan, în timp ce alte siluete, o bicicletă fără far, două mașini, apoi trei, se năpusteau în sens invers. "Pe aici," strigă cineva, "l-am văzut trecând." Era urmărit un om și poate că era unul dintre cei zăriți de comisar. Maigret văzu și un individ scund care alerga foarte repede și își pierduse pălăria și îi se păru că îl recunoaște pe inspectorul Nasolu, dar nu era sigur. În acel moment, pentru el conta să știe dacă asasinul reușise, dacă o femeie era moartă și, când zări în sfârșit un grup de vreo 10 persoane pe un trotuar, se uită mai întâi cu îngrijorare spre pavaj. Dar oamenii nu păreau să se uite în jos, îi vedea gesticulând și deja la colțul unei străduțe, un agent în uniformă, ivit Dumnezeu știe de unde, încerca să-i oprească pe curioșii care veneau dinspre piața Tertre. Pe când cobora din mașină, cineva ivit din întuneric se apropie de el. "Șeful, dumneavoastră sunteți?" Fasciculul unei lanterne îi lumină fața ca și cum nimeni nu ar fi avut încredere în nimeni. "Nu-i rănită." Îi trebuie un anumit timp ca să-l recunoască pe cel care îi vorbea, un inspector din serviciul lui. "Ce s-a întâmplat?" "Nu știu exact. Individul a scăpat. Îl urmărim. Cu tot cartierul în stare de asediu, m-aș mira să scape." În sfârșit, ajunse în centrul acelei agitații. O femeie, îmbrăcată într-o rochie de un albastru destul de deschis, care îi amintea ceva, cu pieptul încă palpitând, încerca să zâmbească, dar era un zâmbet tremurător ca al celor care au scăpat ca prin urechile acului. Femeia îl recunoscu pe Maigret. "Îmi cer scuze că n-am putut să-l țin," spuse ea, "încă mă întreb cum a reușit să-mi scape." Nu mai știa cui povestise deja începutul aventurii. "Uitați, am rămas în mână cu un nasture de la haina lui." Îl întinse comisarului, un nasture mic, lucios și negru, care mai avea încă niște ață și poate chiar o bucată de stofă rămasă agățată. "Te-a atacat?" "Pe când treceam prin fața acestei alei." Un fel de culoar învăluit în beznă, fără poartă, dădea direct în stradă. "Stăteam la pândă, zărind aleia, am avut un fel de intuiție și a trebuit să fac un efort ca să merg mai departe cu același pas." Lui Maigret îi se păru acum că o recunoaște sau cel puțin că recunoaște albastrul rochiei. Nu era oare aceeași tânără pe care o zărise puțin mai devreme într-un ungher lipită de un bărbat sărutându-se cu el? "M-a lăsat să trec și exact atunci am simțit o mișcare, un curent de aer în spatele meu. O mână a încercat să mă prindă de gât și nu știu cum am reușit o priză de judo." Probabil că zvonul celor întâmplate ajunsese până în piața Tertre și cei mai mulți noctambuli, părăsind mesele acoperite cu material în pătrățele roșii și albe, lampioanele și carafele cu vin roze, se repezeau în aceeași direcție. Agentul în uniformă nu mai făcea față, o dubă a poliției venea dinspre strada Caulaincourt. Urma să se încerce restabilirea ordinii. Oare câți inspectori pe străzile vecine, întortocheate, pline de cotloane, îl hăituiau pe fugar?
Maigret a avut impresia că, măcar din acest punct de vedere, partida era deja pierdută. Încă o dată, asasinul avusese o sclipire de geniu, aceea de a acționa la mai puțin de 100 de metri de un fel de bâlci, știind că, dacă se dădea alarma, mulțimea va provoca mai mult ca sigur haos. După câte își amintea, nu-și consultă planul de acțiune, responsabil de acel sector era Mauvoisin și, în consecință, el era ocupat cu dirijarea operațiunilor. Îl căută cu privirea, dar nu-l văzu. Prezența comisarului era inutilă, restul era acum mai curând o chestiune de noroc. "Urcă în mașina mea," îi spuse Maigret tinerei. O recunoscuse ca făcând parte din corpul auxiliar și încă îl stânjenea faptul că o zărise mai devreme în brațele unui bărbat. "Cum te cheamă?" "Marthe Jusserin." "Ai 22 de ani?" "25." Era cam de aceeași talie cu cele 5 victime ale asasinului, dar numai mușchi. La poliția judiciară îi ceru Maigret omului de la volan. Era mult mai bine pentru el să fie acolo unde aveau să ajungă inevitabil toate informațiile decât să stea în mijlocul unei agitații care părea dezordonată. Puțin mai departe îl zări pe Mauvoisin, care le dădea instrucțiuni colaboratorilor săi. "Mă întorc la birou," îi strigă el, "să fiu ținut la curent cu tot ce se întâmplă." Se apropia o mașină cu stație radio, altele două, care probabil patrulau prin împrejurimi, urmau să sporească în scurt timp întăririle. "Ți-a fost teamă?" o întrebă Maigret pe însoțitoarea lui când ajunseră pe străzi mai liniștite. În piața Clichy, lumea ieșea de la cinematograf, cafenelele și barurile erau luminate, iar pe terase încă erau clienți. "Pe moment, nu foarte tare, dar imediat după, da, am crezut chiar că n-o să mă mai țină picioarele." "L-ai văzut?" "O clipă. Fața lui a fost foarte aproape de a mea și totuși mă întreb dacă aș fi în stare să-l recunosc. Am fost 3 ani instructor de educație fizică și apoi am dat examen ca să intru în poliție. Să știți că sunt foarte puternică. Am făcut judo ca și celelalte fete de la auxiliari." "N-ai țipat?" "Nu mai știu." Avea să se afle mai târziu de la inspectorul postat la fereastra unui hotel destul de apropiat că strigase după ajutor abia după ce agresorul o luase la fugă. Poartă un costum închis la culoare, are părul șaten deschis și pare destul de tânăr. "Cam ce vârstă, cu aproximație?" "Nu știu, eram prea speriată, aveam clar în cap ce trebuie să fac în caz de atac, dar când s-a întâmplat am uitat tot, mă gândeam la cuțitul din mâna lui." "L-ai văzut?" Ea a rămas tăcută preț de câteva secunde. "Acum mă întreb dacă l-am văzut sau doar mi s-a părut că-l văd, pentru că știam că trebuie să fie în mâna lui. În schimb, aș jura că are ochii albaștri sau cenușii. Părea că suferă, reușisem o priză a antebrațului și probabil că-l durea foarte tare. În câteva secunde era obligat să cedeze și să se întindă pe trotuar." "Și a reușit să scape?" "Așa se pare, mi-a alunecat din mâini și acum mă întreb cum. Am apucat ceva în nasturele hainei, iar în clipa următoare nu mai aveam între degete decât acest nasture, în timp ce o siluetă se depărta în fugă. Totul s-a întâmplat foarte repede. Mie, evident, mi s-a părut că a durat mult." "Nu vrei să bei ceva ca să-ți mai revii?" "Nu beau, dar tare aș fuma o țigară." "Te rog." "N-am, acum o lună am hotărât să mă las." Maigret opri mașina la cel mai apropiat debit de tutun. "De care?" "Americane." Probabil că era pentru prima dată când comisarul cumpăra țigări americane. La poliția judiciară, unde o pofti să urce înaintea lui, îi găsiră pe Lucas și Torrance vorbind la telefon. Maigret îi privi întrebător și fiecare răspunse cu o strâmbătură. Individul încă nu fusese prins. "Stai jos, domnișoară. Acum mă simt foarte bine, să le fie de bine țigărilor. Zilele următoare îmi va fi însă mai greu să nu fumez." Maigret îi reproduse lui Luca, care terminase de vorbit la telefon, semnalmentele aflate de la tânără. "Transmită-le tuturor, inclusiv la gări." Apoi tinerei. "Cât era de înalt?" "Nu mai înalt ca mine." Așadar, individul era mai curând mic de statură. "Slab?" "În orice caz, nu gras." 20 de ani? 30? 40?" Ea spusese tânăr, dar acest cuvânt poate să aibă sensuri foarte diferite. "Aș zice mai curând 30.
Alt detaliu nu-ți mai amintești? Nu. Purta cravată? Presupun. Semăna cu un vagabond, un muncitor, un funcționar? Tânăra coopera cum se pricepea mai bine, dar amintirile ei erau fragmentare. Cred că pe stradă, cu altă ocazie, nu l-aș fi remarcat. Părea ceea ce numim un om decent. Ridică brusc mâna ca o elevă la școală, nici nu trecuse mult timp de când nu mai era școlăriță. Avea un inel pe deget. Un inel sau o verighetă? O clipă. Închise ochii, părând că revedea în minte poziția pe care o avea în momentul luptei. Mai întâi l-am simțit cu degetele, apoi, în cursul prizei de judo, mâna i-a ajuns lângă fața mea. Inelul ar fi fost mai mare, ar fi avut o piatră. Era cu siguranță o verighetă. Ai auzit, Luca? Da, șefule. Avea părul lung, scurt? Nu scurt, mi-l reamintesc căzut pe una din urechi când avea capul aplecat aproape paralel cu trotuarul. Notezi? Da. Vino la mine în birou. Își scoase mașinal haina, deși noaptea era destul de rece, cel puțin în comparație cu ziua. Stai jos, ești sigură că nu vrei să bei nimic? Sigură. Mai înainte ca individul să te atace, te-ai mai întâlnit cu cineva? Tânăra se îmbujoră brusc, urechile îi se înroșiră. Deși avea mușchi de sportivă, pielea îi rămăsese foarte fină, foarte delicată. Da, spunem tot. Asta e, am greșit, sunt logodită. Cu ce se ocupă logotnicul? E în ultimul an la drept, vrea să intre și el în poliție. Nu cum făcuse Megre cândva de jos, începând cu ordinea publică, ci prin examene. Te-ai întâlnit cu el în seara asta? Da. I-ai spus ce se pregătea? Nu, i-am cerut să petreacă seara în piața Tertr. Îți era teamă? Nu, am vrut să nu-l știu prea departe de mine. Și i-ai dat altă întâlnire? Era stânjenită și se lăsa cânt pe un picior, cânt pe celălalt, încercând să afle prin scurte priviri dacă Megre era sau nu supărat. O să vă spun tot adevărul, domnule comisar. Dacă am greșit, asta e. Ni s-a spus să ne comportăm cât mai natural posibil, ca orice tânără sau orice femeie care iese seara din casă dintr-un motiv oarecare. Iar seara pot fi deseori văzute perechi care se sărută, după care se despart și fiecare pleacă în altă direcție. De aceea ți-ai chemat logotnicul? Jur, fixasem întâlnirea la 10. Teoretic ar fi trebuit să se întâmple până atunci, așa că nu riscam nimic la 10 dacă încercam altceva. Megre se uita la ea cu atenție. Nu te-ai gândit că dacă asasinul te vedea plecând din brațele unui bărbat și mergând mai departe singură, asta îi putea declanșa criza? Nu știu, presupun că a fost doar o întâmplare. Am greșit? Megre preferă să nu răspundă. Era veșnica dilemă între disciplină și spiritul de inițiativă. Dar nu încălcase și el în mod serios disciplina în noaptea aceea și în zilele dinainte. Nu te grăbi, așează-te la biroul meu și, ca la școală, povestește în scris ce s-a întâmplat în seara asta, străduindu-te să-ți amintești cele mai mici amănunte, chiar și cele care nu par importante. Știa din experiență că așa ceva dă adesea rezultate. Pot să folosesc stiloul dumneavoastră? Dacă vrei, când termini, mă chemi. Se întoarse în biroul inspectorilor, unde Luca și Torrance vorbeau în continuare la telefon. Într-o cămăruță de la capătul culoarului, un radiotelefonist înregistra mesajele mașinilor cu stație radio și le trimitea pe foi de hârtie prin aprod. Poliția reușise să împrăștie treptat grosul mulțimii, dar, după cum era de așteptat, reporterii, prinzând de veste, dăduseră fuga la fața locului. La început fuseseră încercuite 3 grupuri compacte de case, apoi 4, apoi un cartier întreg, pe măsură ce timpul trecea și individul avusese mai multe oportunități să se îndepărteze. Erau controlate hotelurile, camerele de închiriat, toată lumea era trezită din somn pentru verificarea cărții de identitate și pentru a răspunde la câteva întrebări.
existau toate șansele ca asasinul să le fi scăpat printre degete, probabil încă din primele minute, în momentul când se auziseră fluierăturile, când oamenii începuseră să alerge, iar curioșii dăduseră năvală dinspre piața Tertre. Mai exista o posibilitate ca asasinul să locuiască în cartier, aproape de locul unde se petrecuse ultima sa tentativă și să se fi întors pur și simplu acasă. Maigret se juca mașinal cu nasturele dat de Marthe Jusserand, un nasture banal de un gri închis cu vagi vinișoare albastre. Nu purta nicio marcă, de el rămăsese agățat un fir gros de ață, iar de fir câteva frânturi din stofa costumului. Telefonații lui Meurs să vină imediat. Aici sau la laborator? Aici. Învățase din experiență că o oră pierdută într-un anumit moment al anchetei poate să însemne un avans de câteva săptămâni pentru criminal. Lognon vrea să vă vorbească, șefule. Unde e? Undeva în Montmartre, într-o cafenea. Alo, Lognon? Da, șefule. Vânătoarea continuă, au încercuit o bună parte din cartier, dar sunt aproape sigur că l-am văzut pe individ coborând în fugă scările din piața Constantin Pecœur, chiar în fața locuinței mele. N-ai putut să-l ajungi din urmă? Nu, alergam și eu cât puteam de repede, dar e mai iute decât mine. N-ai tras? Ordinul era totuși clar, foc fără somație, de preferință la picioare, cu condiția să nu fie puși în pericol trecătorii. N-am îndrăsnit, din cauza unei bătrâne bețive care dormea pe ultimele trepte, aș fi putut să o rănesc. Pe urmă, a fost prea târziu, s-a pierdut în întuneric, ca și cum ar fi intrat în zid. Am bătut împrejurimile metru cu metru. Tot timpul am avut impresia că nu era departe, că mi urmărea cu privirea fiecare mișcare. Asta-i tot? Da, au venit și alți colegi și am explorat amănunțit terenul. Și n-ați descoperit nimic? Doar că un bărbat a intrat pe la ora aceea într-un bar de pe strada Colencourt, unde câțiva clienți jucau belotă. S-a dus direct în cabina telefonică, fără să se oprească la teșghea. Înseamnă că avea deja fise. A vorbit cu cineva și a ieșit așa cum intrase, fără o vorbă, fără să se uite la patron și la jucători. Asta le-a atras atenția. Oamenii aceia nu aveau habar de ce se întâmpla afară. Altceva? E blond, destul de tânăr, zvelt și nu purta pălărie. Cum avea costumul? Închis la culoare, eu unul cred că a chemat pe cineva care a venit să-l ia cu mașina dintr-un loc anume. Nimeni nu s-a gândit să oprească mașinile în care se aflau mai multe persoane. Ar fi fost pentru prima dată în analele criminale când un maniac de acest fel nu acționa singur. Mulțumesc, bătrâne! Rămân în zonă, continuăm căutările. Altceva n-avem ce face. Poate că era doar o coincidență, oricine ar fi putut să intre într-un bar ca să dea un telefon și să nu aibă chef sau timp să bea ceva. Totuși, asta îl tulbura pe Maigret, se gândea la verigheta despre care îi vorbise tânăra agresată. Oare individul, ca să treacă de cordonul de poliție care îl înconjura, avusese tupeul să-și cheme soția? În acest caz, ce explicație îi dăduse? Dimineața, femeia avea să citească în ziare tot ce se întâmplase în Montmartre. Vine Meurs? Imediat, șefule, stătea în pat și citea. I-am spus să iau un taxi. Marthe Jusserand își aduse compunerea, adică raportul evenimentelor așa cum le trăise. Bineînțeles, nu m-am străduit în privința stilului, am încercat să nu uit nimic și să fiu cât mai obiectivă. Maigret citi cele două pagini, nu găsi niciun element nou și abia când tânăra se întoarse ca să-și ia poșeta, observă că avea rochia ruptă la spate. Acest detaliu materializa brusc pericolul la care o expusese pe Marthe Jusserand, ca și pe celelalte colege ale ei. Poți să mergi la culcare, voi da dispoziție să fii dusă acasă. Nu-i nevoie, domnule comisar, cu siguranță că Jean e jos cu mașinuța lui. Comisarul o privi întrebător și amuzat. Sper că nu i-ai dat întâlnire la poliția judiciară pentru că nu aveai de unde să știi că vei veni aici cu mine. Nu, dar a fost printre primii sosiți în fugă din piața Tertre. L-am recunoscut printre curioși și inspectori. M-a văzut și el când vorbeam cu dumneavoastră și când am urcat în mașină. Precis a bănuit că mă veți aduce aici.
Uluit, Maigret îi întinse mâna și nu putu decât să murmure: ei bine, drăguțo, îți urez noroc cu Jean. Îți mulțumesc și îmi cer scuze pentru emoțiile prin care ai trecut. Bineînțeles, presa nu trebuie să știe în continuare nimic despre capcana pregătită de noi. Nu-i vom da numele tău. E mai bine așa. Noapte bună. O conduse amabil până în capătul de sus al scărilor și se întoarse la inspectori dând din cap. Ciudată fată, mormăi el. Torrance, care avea ideile lui despre tânăra generație, murmură: toate sunt așa azi. Mers își făcu și el apariția după câteva minute, vioi de parcă ar fi dormit bine o noapte întreagă. Nu știa nimic. Planurile pentru hăituirea asasinului nu fuseseră comunicate și celor de la laboratoare. Ceva treabă, șefule? Maigret îi întinse nasturele. Mers se strâmbă. Asta-i tot? Da. Mers îl tot sucea și răsucea între degete. Vreți să urc la laborator și să-l examinez? Vin și eu cu tine. O făcea aproape din superstiție. Telefoanele sunau într-una. Maigret nu-și recăpătase încrederea, totuși nu se putea abține să nu tresară de fiecare dată, sperând într-un miracol. Poate că, dacă n-ar mai sta acolo, minunea se va produce în sfârșit și vor veni la laborator să-l anunțe că asasinul fusese prins. Mers aprinse lămpile, folosi mai întâi o lupă, pensete, o serie întreagă de instrumente delicate, după care examină la microscop firul de ață și frânturile de stofă. Presupun că vreți să știți unde a fost confecționat costumul căruia i-a fost smuls acest nasture. Vreau să știu tot ce se poate ști. Mai întâi, nasturele, în pofida aspectului său obișnuit, e de foarte bună calitate. Nu e dintre cei folosiți la hainele de serie. Cred că nu va fi greu mâine dimineață să descoperim unde a fost fabricat, pentru că nu există multe fabrici de nasturi. Aproape toate au birourile pe strada Ptișan, ușă-nușă cu angrosiștii de stofe. Firul de ață? Aceeași ață pe care o folosesc aproape toți croitorii. Mai mult mă interesează stofa. După cum vedeți, urzeala e de un gri destul de banal, dar e amestecată cu un fir albastru deschis, care îl face caracteristic. Aș jura că stofa nu e fabricată în Franța și că a fost importată din Anglia, iar aceste importuri trec prin mâinile unui număr limitat de misiți. Pot să vă fac o listă cu ei. Mers avea tot felul de liste, anuare și cataloage cu ajutorul cărora putea determina rapid proveniența unui obiect, fie că era vorba de o armă, de o pereche de pantofi sau de o batistă. Uitați, după cum vedeți, jumătate dintre importatori își au birourile tot pe strada Ptișon. Noroc că la Paris angrosiștii sunt și acum mai mult sau mai puțin grupați pe cartiere. Niciun birou nu se deschide înainte de 8, iar cele mai multe abia la 9. O să începem cu cele care deschid la 8. Nu mai avem nimic în noaptea asta? Doar dacă crezi că se mai poate face și altceva. O să încerc pentru orice eventualitate. Voia probabil să caute pe firul de ață, în frânturile de stofă, ceva praf, un indiciu. În urmă cu 3 ani, un criminal fusese identificat după urmele de rumeguș de pe o batistă, iar altul după o pată de cerneală tipografică. Maigret se simțea dintr-o dată obosit. Tensiunea din ultimele zile, din ultimele ore, dispăruse, iar acum era lipsit de forță, fără chef de nimic, fără optimism. Dimineața va trebui să-i înfrunte pe judecătorul Comelieu și pe jurnaliștii care îl vor hărțui cu întrebări stânjenitoare. Ce le va spune? Nu putea să le mărturisească adevărul, nici să-i mintă de la cap la coadă. Când coborâ, constată că trebuia deja să dea piept cu reporterii. Baronul nu se afla acolo, dar erau alți 3, printre care Rougeon, căruia îi luceau ochii de exaltare. Ne primiți în biroul dumneavoastră, domnule comisar. Maigret dădu din umeri, îi pofti să intre și să uită la toți 3 cum stăteau cu blocnotesurile în mână și creioanele pregătite. Arestatul a evadat? Nu se putea să nu fie întrebat de omul care își ascunsese fața cu pălăria și care devenea foarte stânjenitor acum, când evenimentele se precipitaseră. Nimeni n-a evadat. L-ați eliberat? Nimeni n-a fost eliberat. Totuși, noaptea asta a avut loc o nouă tentativă a asasinului, nu-i așa?
O tânără a fost atacată pe stradă, nu departe de piața Tertre, dar s-a ales doar cu spaimă. N-a fost rănită? Nu. Agresorul a scos cuțitul la ea? Nu e sigură. Numai e aici? Jurnaliștii se uitau în jur neîncrezători. Probabil li se spusese în Montmartre că tânăra urcase în mașina comisarului. Cum o cheamă? Numele ei n-are nicio importanță. Îl țineți secret? Să spunem că publicarea lui ar fi inutilă. Din ce motiv e căsătorită? Se află undeva unde n-ar fi trebuit să fie? E și asta o explicație. Cea corectă? Nu știu. Nu vi se pare că sunt prea multe mistere? Misterul care mă preocupă cel mai mult e identitatea asasinului. L-ați descoperit? Nu încă. Aveți noi elemente cu ajutorul cărora sperați să-l descoperiți? Poate. Bineînțeles, nu putem afla care anume. Bineînțeles. Tânăra persoană al cărei nume trebuie să rămână secret și-a văzut atacatorul? Nu foarte bine, dar îndeajuns ca să vă dau semnalmentele. Ceea ce și făcu, oricât de incomplete erau, dar fără să sufle o vorbă despre nasturele de la haină. Cam vag, nu-i așa? Ieri era și mai vag, pentru că nu știam absolut nimic. Era prost dispus și îi părea rău că îi trata astfel, își făcea o meseria ca și el. Știa că îi enerva cu răspunsurile și mai ales cu tăcerile lui, dar nu reușea să fie cordial ca de obicei. Sunt obosit, domnilor. Vă duceți acasă? Imediat ce-mi veți permite. Vânătoarea continuă în Montmartre? Da. Îl veți elibera pe omul adus de inspectorul Lognon alaltăieri și pe care l-ați interogat de două ori? Trebuia să găsească un răspuns. Acel om n-a fost niciodată anchetat. Nu era un suspect, ci un martor a cărui identitate nu poate fi divulgată din anumite motive. Din precauție? Poate. Se află tot sub paza poliției? Da. N-a avut posibilitatea să se ducă noaptea asta în Montmartre? Nu. Alte întrebări? Când am sosit, erați la laborator. Cunoșteau poliția judiciară aproape la fel de bine ca și el. Nu acționăm după presupuneri, ci pe baza unor probe. Îi privea fără să clipească. Se poate trage concluzia că omul de pe strada Norvan a lăsat ceva în urma lui, poate chiar în mâinile victimei? Ar fi preferabil, în interesul anchetei, să nu se tragă nicio concluzie din deplasările mele. Domnilor, sunt frânt de oboseală și vă cer permisiunea să mă retrag. Peste 24 de ore sau peste 48 de ore, poate că voi avea ceva să vă spun. Deocamdată trebuie să vă mulțumiți cu semnalmentele pe care vi le-am dat. Era 1:30 dimineața, telefoanele sunau mai rar în biroul alăturat, unde Maigret se duse să dea mâna cu Lucas și Torrance. Tot nimic? Era destul să-i privești ca să-ți dai seama de inutilitatea întrebării. Cartierul era înconjurat și cercetat în continuare, străduță cu străduță, casă cu casă, până când zorii aveau să lumineze pubelele de la marginea trotuarelor. Noapte bună, copii! Pentru orice eventualitate păstrase mașina, al cărei șofer se plimba prin curte. Ca să găsească o bere rece, ar fi trebuit să meargă departe, în Montparnasse, sau pe lângă piața Pigalle și nu avea curajul. Doamna Maigret, în cămașă de noapte, îi deschise ușa mai înainte ca el să scoată cheia din buzunar și îl văzu îndreptându-se posac, încruntat, spre bufetul unde se afla carafa mică cu rachiu de porumbe. Dar nu de rachiu îi era lui poftă, ci de bere. Totuși, golind paharul pe nerăsuflate, avea oarecum impresia că se răzbună. Capitolul 5. Arsura de țigară. Ar fi putut să dureze săptămâni în șir. În dimineața aceea, la poliția judiciară, toată lumea era extenuată și toți simțeau un gust amar. Unii, ca Maigret, dormiseră 3-4 ore, alții care locuiau la periferie nu dormiseră deloc, iar alții încă scotoceau cartierul Grand Carrier, supravegheau metrourile și observau oamenii care ieșeau din imobile. Ați dormit bine, domnule comisar? Era tânărul Rougeon, proaspăt și bine dispus, mai vioi ca de obicei, adresându-i se pe culoar cu vocea lui stridentă, puțin metalică. Părea deosebit de vesel în dimineața aceea, iar comisarul înțelese abia după ce găsi pe birou ziarul la care lucra tânărul reporter.
și el riscase în cursul zilei precedente, apoi în timpul serii și mai târziu când veniseră toți trei pe chei de Zorfevre să-l hărțuiască cu întrebări pe Megre, reporterul intuise adevărul. Probabil că își petrecuse restul nopții punând întrebări anumitor oameni, îndeosebi patroni de hoteluri. Fapt e că ziarul lui scria cu litere mari: asasinul a scăpat din capcana pusă la cale de poliție. Pe culoar, Rougeon aștepta probabil reacția lui Megre. Bunul nostru prieten, comisarul Megre, scria jurnalistul, probabil că nu ne va contrazice dacă vom spune că arestarea făcută alaltăieri și care a fost înconjurată intenționat de un mare mister, era doar o stratagemă destinată a tragerii asasinului din Montmartre într-o capcană. Rougeon mersese și mai departe, trezise în crucea nopții un psihiatru celebru, căruia îi pusese întrebări destul de asemănătoare cu cele pe care comisarul îi le adresase profesorului Tissot. S-a contat oare pe faptul că asasinul va veni să dea târcoale poliției judiciare ca să-l zărească pe cel acuzat în locul lui? Posibil, totuși mai probabil e că s-a dorit, rănindu-i vanitatea, să fie împins să lovească încă o dată într-un cartier înțesat de polițiști. Era singurul ziar care prezenta astfel evenimentele, ceilalți reporteri bâșbâiseră prin ceață. Tot aici ești, mormăi Megre zărindu-l pe Luca, nu te duci la culcare? Am dormit într-un fotoliu, m-am dus să fac o baie la piscina de linii și m-am bărbierit în cabina mea. Cine e disponibil? Aproape toți. Nimic nou, nu-i așa? Luca se mulțumi să dea din numeri. Chiamă-i pe Janvier, La Point și alți 2-3. Nu băuse toată noaptea decât o bere și un pahar de rachiu de porumbe, totuși simțea un fel de mahmureală. Cerul se acoperise de nori, dar nu de nori adevărați care ar fi adus cât de cât răcoare. Un fel de văl cenușiu se întinsese treptat peste oraș și un abur lipicios se lăsa încet pe străzi, încărcat de praf și de un miros puternic de benzină. Megre deschise fereastra și o închise aproape imediat, deoarece aerul de afară era mai greu de respirat decât cel din birou. Dați fuga pe strada Ptichon, copii. Uitați câteva adrese. Dacă nu găsiți nimic, căutați altele în cartea de telefon. Unii vă ocupați de nasturi, ceilalți de stofă. Le explică ce îi spusese Mers despre angrosiști și importatori. S-ar putea ca de data asta să avem noroc, mă țineți la curent cu tot ce aflați. Era tot posac, dar nu așa cum credeau toți, pentru că suferise un eșec și individul pe care îl vânau reușise să le scape printre degete. Se așteptase la asta, în realitate nu se putea vorbi de un eșec, pentru că previziunile lui fuseseră confirmate și aveau în sfârșit un indiciu, un punct de plecare, oricât de neînsemnat ar fi părut. Se gândea la asasinul a cărui imagine începea să se contureze în mintea lui acum când cel puțin o persoană îl întrezărise și îl imagina încă tânăr, blond, probabil melancolic sau trist. De ce Megre ar fi fost în stare acum să pună prin soare că era de familie bună, obișnuit cu o viață confortabilă? Purta averighetă, așadar avea o soție, avusese un tată și o mamă, fusese școlar, poate student. În dimineața aceea, asasinul era singur contra poliției din Paris, contra întregii populații pariziene și probabil că și el citise articolul scris de tânărul Rougeon. Oare dormise după ce scăpase din capcana în care fusese cât pe ce să rămână prins? Dacă crimele sale îi aduceau liniștea, ba chiar o anumită euforie, ce stare îi provoca un atentat ratat? Megre nu așteptă să fie chemat de Comelieu, ci se duse la biroul lui, unde îl găsi pe judecător citind ziarele. Te-am prevenit, comisare, nu poți pretinde că ți-am primit planul cu entuziasm, nici că l-am aprobat. Oamenii mei au pornit pe o pistă. Serioasă? Au un indiciu material, asta va duce negreșit undeva, ar putea fi nevoie de câteva săptămâni sau de numai 2 ore. N-a fost nevoie nici măcar de 2 ore. La Point se dusese întâi pe strada Ptichon, la o firmă ale cărei birouri aveau pereții acoperiți cu nasturi de tot felul. Societatea, înființată în anul 1782, se putea citi pe ușă sub numele a 2 asociați, iar colecția astfel expusă cuprindea toate modelele de nasturi fabricați de la înființare.
După ce își arătase insigna de polițist, Lapointe întrebase: e posibil să aflăm proveniența acestui nasture? Pentru el, pentru Maigret, pentru oricine, era un nasture ca oricare altul, dar angajatul care îl examina răspunse fără ezitare: provine de la Müllerbach, din Colmar. Müllerbach are birouri la Paris, tot în acest imobil, cu două etaje mai sus. Întreaga clădire, după cum putură să constate Lapointe și colegul lui, era ocupată de negustori de nasturi. Nu mai exista domnul Müllerbach, ci doar fiul unui ginere al ultimului Müllerbach. Acesta îi pofti foarte amabil pe polițiști în biroul lui, cercetă cu atenție nasturele și întrebă: ce doriți să știți? Dumneavoastră ați fabricat acest nasture? Da. Aveți o listă cu croitorii cărora le-ați vândut astfel de nasturi? Industriașul apăsă o sonerie metalică și le explică: după cum poate știți, fabricanții de țesături schimbă în fiecare an tonurile și chiar urzeala majorității produselor lor. Înainte de a-și pune noutățile în vânzare, ne trimit șantioane ca să putem fabrica și noi nasturi asortați. Aceștia sunt vânduți direct croitorilor. Intră un tânăr toropit de căldură. Domnule Jean-Fils, vă rugăm să căutați fișa acestui nasture și să-mi aduceți lista cu toți croitorii cărora le-am vândut unii la fel. Domnul Jean-Fils ieși fără zgomot, fără să fi deschis gura. În absența lui, patronul continuă să le expună în detaliu polițiștilor mecanismul de vânzare a nasturilor. După nici 10 minute, domnul Jean-Fils bătu la ușa cu geam, intră și așeză pe birou nasturele și o foaie de hârtie dactilografiată. Era o listă de vreo 40 de croitori, 4 din Lyon, 2 din Bordeaux, 1 din Lille, alți câțiva din diferite orașe ale Franței și restul din Paris. Poftim, domnilor, vă urez noroc! Ajunseră iar în stradă, a cărei animație zgomotoasă aproape că te șoca în momentul în care ieșai din acele birouri, unde domnea un calm senin de sacristie. Ce facem? Întrebă Broncar, care îl însoțea pe Lapointe. Pornim imediat la treabă? Am numărat, 28 sunt din Paris, dacă luăm un taxi. Știi unde a intrat Janvier? Da, în clădirea aia mare sau mai curând în birourile din fundul curții. Așteaptă-l. Lapointe intră într-un băruleț cu podeaua acoperită cu rumeguș, comandă un pahar de vin alb și se închise în cabina telefonică. Maigret încă era la judecător, unde i se dădu legătura. 40 de croitori în total, explică el. 28 la Paris. Mă apuc să-i colind? Păstrează doar 4-5 nume, dictează-le pe celelalte lui Lucas, care va trimite oameni. Până să termine cu dictatul, Janvier, Broncar și încă unul intrau în cafenea așteptându-l la bar. Păreau mulțumiți toți trei. La un moment dat, Janvier întredeschise ușa cu geam. Să nu închizi, trebuie să vorbesc și eu cu el. Nu e șeful, e Lucas. Dă-mi-l oricum. Pentru că nu dormiseră, aveau un fel de înfrigurare, răsuflarea fierbinte, ochii obosiți și strălucitori. Tu ești bătrâne? Spune-i șefului că totul merge bine. Janvier aici, da. Am nimerit la fix. Avem noroc că tipul poartă haine din stofă englezească. O să-ți explic. Cunosc acum toată procedura. Pe scurt, doar vreo 10 croitori au comandat până acum stofa asta. Eșantioane au primit mult mai mulți. Aceste eșantioane le arată clientului și, după comandarea costumului, își procură materialul necesar. Pe scurt, putem spera că treaba va merge repede, cu excepția cazului improbabil în care costumul ar fi fost făcut în Anglia. Afară se despărțiră, luând fiecare o bucățică de hârtie cu 2-3 nume ca la loterie. Unul dintre cei 4 probabil avea să obțină, poate chiar în dimineața aceea, numele căutat de 6 luni. Lapointe câștigă potul cel mare. Se ocupase de malul stâng al Senei, partea de pe lângă bulevardul Saint-Germain, pe care o cunoștea bine deoarece locuia acolo. Primul croitor de pe bulevardul Saint-Michel comandase într-adevăr un metraj din stofa respectivă, ba chiar îi arătă inspectorului costumul pe care îl făcuse, pentru că încă nu fusese livrat, doar cu o mânecă și fără guler își aștepta clientul pentru probă.
A doua adresă era cea a unui mic croitor polonez care locuia la etajul 3 într-o clădire pe strada Vano și avea un singur lucrător. La poant îl găsi la masa de lucru, purta ochelari cu ramă metalică. Recunoașteți stofa asta? Janvier ceruse mai multe eșantioane pentru colegii lui. Sigur că da. De ce? Doriți un costum? Doresc numele clientului pentru care ați făcut unul. A trecut ceva timp de atunci. Cât timp? Era în toamna trecută. Nu vă amintiți clientul? Mi-l amintesc. Cine e? Domnul Monson. Cine e domnul Monson? Un domn foarte respectabil căruia îi lucrez de câțiva ani. Tremurând la poant, abia dacă îndrăsnea să creadă, miracolul se înfăptuia, individul atât de căutat care făcuse să curgă atâta cerneală și pentru prinderea căruia întreaga poliție irosise atâta timp, căpăta deodată un nume. Urma să capete o adresă, o stare civilă și curând probabil avea să apară în carne și oase. Locuiește în cartier? În apropiere, pe bulevardul Saint-Germain, lângă stația de metrou Solferino. Îl cunoașteți bine? Așa cum îmi cunosc fiecare client, e un om bine crescut, fermecător. E mult de când n-am mai trecut pe aici. Ultima dată a fost în noiembrie anul trecut. A comandat un pardesiu la puțin timp după ce-i făcusem acest costum. Aveți adresa lui? Croitorul răsfoi paginile unui caiet în care erau scrise cu creionul nume și adrese, însoțite de cifre, prețurile hainelor probabil pe care le tăia cu o cruce roșie după ce fusese răplătite. 228 bis. Știți cumva dacă e căsătorit? Da, de câteva ore a venit cu soția, îl însoțește ca să-l ajute să aleagă materialul. E tânără? Presupun că are cam 30 de ani, e o persoană distinsă, o adevărată doamnă. La poant nu reușea să-și stăpânească tremurul care îi pusese stăpânire pe întreg corpul. Era la un pas de panică, ajuns atât de aproape de țintă, se temea să nu rateze totul din cauza vreunui lucru neprevăzut. Mulțumesc, poate că voi mai veni să stăm de vorbă. Uită să întrebe cu ce se ocupa Marcel Monson, coborând grabă scara și se repezi spre bulevardul Saint-Germain, unde imobilul cu numărul 228 bis i se păru de-a dreptul fascinant. Totuși, era o clădire obișnuită, în același stil ca toate celelalte de pe bulevard, cu balcoane de fier forjat. Ușa era deschisă spre un culoar vopsit în bej, la capătul căruia se zărea ascensorul și, la dreapta, cămăruța portăresei. Simțea o nevoie aproape dureroasă, să intre, să se informeze, să urce în apartamentul lui Monson, să pecetluiască singur soarta faimosului asasin, dar știa că nu avea dreptul să acționeze astfel. Exact în fața intrării metroului stătea de pază un agent de poliție în uniformă și la poant i se adresă spunând cine e. Vă rog să supravegheați acest imobil câteva minute până când telefonez la poliția judiciară. Ce trebuie să fac? Nimic, sau, dacă iese un bărbat de vreo 30 de ani, zvelt, mai curând blond, faceți cumva să-l rețineți, cereți-i actele la control, orice. Cine e? Îl cheamă Marcel Monson. Ce-a făcut? La poant preferă să nu-i spună că, după toate probabilitățile, era vorba de asasinul din Montmartre. După câteva clipe, intra într-o cabină telefonică. Poliția judiciară, dați-mi imediat pe comisarul Maigret, aici la poant. Era atât de febril încât se bâlbâia. Șefu, aici la poant. Da, am găsit. Cum? Da, numele, adresa, sunt în fața clădirii unde stă. Îi trecut deodată prin minte că și alte costume fusese refăcute din aceeași stofă și că poate nu acela era omul căutat. Janvier n-a telefonat? Ba da, ce-a spus? Fuseseră găsite 3 costume, dar semnalmentele nu corespundeau cu descrierea făcută de Marthe Jusserand. Vă telefonez de pe bulevardul Saint-Germain. I-am pus un agent de poliție la ușă. Da, da. Vă aud. O clipă, mă uit la numele cafenelei. Ieși din cabină și citi invers numele scris pe geam. Cafeneaua Solferino.
Maigret îi recomandase să stea acolo fără să se arate, după mai puțin de un sfert de oră, în picioare, la bar, în fața unui pahar de vin alb, recunoscu mașinile poliției care opreau în diferite locuri. Din una coborâ chiar Maigret, iar lui Lapointe îi se păru mai masiv și mai greoi ca de obicei. A fost atât de ușor, șefule, încât nu-mi vine să cred. Maigret era oare la fel de nervos ca el? Dacă da, atunci nu se vedea. Sau, pentru cei care îl cunoșteau bine, nervozitatea lui se traducea printr-un aer posac încăpățânat. Ce bei? Un vin alb. Maigret se strâmbă. Aveți bere la halbă? Bineînțeles, domnule Maigret. Mă cunoașteți? V-am văzut destul de des fotografia în ziare. Iar anul trecut, când v-ați ocupat de cazul de la Ministerul de Vis-a-Vis, ați venit de câteva ori să beți un pahar. Goli halba și spuse, vino. În acest timp avusese loc instalarea dispozitivului care, deși mai puțin masiv ca noaptea trecută, urmărea același lucru. Doi inspectori urcaseră până la ultimul etaj al imobilului, alții erau pe trotuar, alții vis-a-vis și la colțul străzii, fără a mai pune la socoteală mașina cu stație radio din apropiere. Probabil că totul avea să fie inutil, astfel de asasini se apără rare ori, cel puțin cu arme. Vă însoțesc? Maigret făcu semn că da și intrară împreună la portăreasă. Era un interior burghez cu un salonaș despărțit de bucătărie printr-o perdea de catifea roșie. Portăreasa, în vârstă de vreo 50 de ani, îi întâmpină calmă și zâmbitoare. Ce doresc domnii? La ce etaj stă domnul Monsant? Etajul 2, pe stânga. Nu știți dacă e acasă? Probabil că e, nu l-am văzut plecând. Doamna Monsant e și ea sus? S-a întors de la piață cam acum o jumătate de oră. Maigret nu putea să nu se gândească la discuția avută acasă la Pardon cu profesorul Tissot. Casa era calmă, confortabilă, iar aspectul ei demodat. Stilul de la mijlocul secolului al XIX-lea avea ceva liniștitor. Ascensorul, bine uns, cu mânerul ușii din cupru lustruit, îi aștepta să-i ducă la etaj, dar preferară să urce pe scară, acoperită de un covor gros stacojiu. Cele mai multe ștergătoare din fața ușilor de lemn întunecat aveau una sau două inițiale de culoare roșie și toate butoanele soneriilor erau bine lustruite. Nu auzeai nimic din ce se petrecea în apartamente, iar pe casa scărilor nu veneau mirosuri de bucătărie. Una dintre ușile de la etajul 1 avea alături placa unui specialist în boli de plămâni. La etajul 2, în stânga, pe o placă de cupru de același format, se putea citi cu litere mai stilizate, mai moderne, Marcel Monsant, arhitect decorator. Cei doi bărbați se opriră un moment, se uitară unul la altul, iar Lapointe a avut impresia că Maigret era la fel de emoționat ca el. Comisarul întinse mâna și apăsă pe butonul soneriei. Nu auziră sunetul, care probabil că răsuna destul de departe în apartament. Trecu un timp, care li se păru destul de lung, apoi ușa se deschise și o slujnică cu șorț alb, care nu împlinise 20 de ani, îi privi cu uimire și întrebă: ce s-a întâmplat? Domnul Monsant e acasă? Tânăra păru încurcată și bâigui: nu știu. Însemna că este. Vă rog să așteptați un minut, mă duc să o întreb pe doamna. Dar chiar în acel moment, la capătul celălalt al culoarului, apăru o femeie încă tânără care, întorcându-se de la piață, își pusese pe ea capotul ca să-i fie probabil mai răcoare. Ce e, Odil? Doi domni vor să vorbească cu domnul, doamnă. Femeia se apropie încheindu-și capotul parte peste parte, privindu-l fix pe Maigret, ca și cum fața lui i-ar fi amintit de cineva. Ce doriți? Întrebă ea, încercând să înțeleagă. Soțul dumneavoastră e acasă? Păi, asta înseamnă că este. Ea roșii ușor. Da, dar doarme. Sunt obligat să vă rog să-l treziți. Ezită și murmură. Cu cine am onoarea? Poliția judiciară. Comisarul Maigret, nu-i așa? Mi s-a părut mie că vă recunosc. Maigret, care înaintase pe nesimțite, se afla acum în antreu. Vă rog să vă treziți soțul, presupun că s-a întors târziu noaptea trecută. Ce vreți să spuneți? Doarme în mod obișnuit până după 11 în fiecare dimineață? Ea zâmbi.
I se întâmplă destul de des. Îi place să lucreze seara, uneori și o parte din noapte. E un cerebral, un artist. N-a ieșit din casă noaptea trecută? Nu, după câte știu. Vă rog să așteptați în salon. Mă duc să-l anunț. Deschisese ușa cu geam a unui salon de un modernism neașteptat într-un imobil vechi, dar care nu avea nimic agresiv, și Maigret remarcă faptul că ar fi putut să trăiască într-un astfel de decor. Doar picturile de pe pereți nu-i plăceau pentru că nu le înțelegea deloc. La Pointe supraveghea ușa de la intrare, de altfel era inutil pentru că toate ieșirile erau bine păzite la ora aceea. Tânăra femeie, care se îndepărtase în foșnetul mătăsos al capotului, lipsi doar 2-3 minute, apoi reveni după ce își aranjase puțin părul. Vine imediat, Marcel are o pudoare ciudată, mi se întâmplă chiar să-l tachinez, nu-i place să se arate sumar îmbrăcat. Dormiți separat? Ea a avut un mic șoc, dar răspunse cu simplitate. Ca mulți oameni căsătoriți, nu? Oare nu era aproape o regulă într-un anumit mediu? Asta nu însemna nimic. Ceea ce încerca el să-și dea seama era dacă femeia juca un rol, dacă știa ceva sau dacă se întreba cu adevărat ce legătură putea să existe între comisarul Maigret și soțul ei. Soțul dumneavoastră lucrează acasă? Da. Ea deschise o ușă laterală, lăsând să se vadă un birou destul de mare, cu două ferestre care dădeau spre bulevardul Saint-Germain. Erau acolo planșe de desen, suluri de hârtie și niște machete ciudate din placaj sau sârmă, care te duceau cu gândul la niște decoruri de teatru. Muncește mult? Prea mult pentru sănătatea lui. N-a fost niciodată vânjos. Acum ar fi trebuit să fim la munte, ca în fiecare an, dar a acceptat o comandă care ne va împiedica să plecăm în vacanță. Rare ori văzuse o femeie atât de calmă, atât de stăpână pe sine. Nu ar fi trebuit oare să intre în panică când ziarele erau pline de isprăvile asasinului, când se știa că Maigret conducea ancheta și acum îl vedea prezentându-se la domiciliul ei? Dar ea se mulțumea să-l observe atent, curioasă parcă, să vadă de aproape un om atât de celebru. Mă duc să văd dacă e gata. Maigret, așezat într-un fotoliu, își umplu fără grabă pipa, o aprinse și schimbă din nou o privire cu la Pointe, care nu mai putea de nerăbdare. Când ușa pe care dispăruse doamna Monsan se redeschise, în locul ei își făcu apariția un bărbat ce părea atât de tânăr încât se putea crede că fusese o neînțelegere. Îmbrăcase un costum de interior de un bej delicat care îi scotea în evidență părul blond, finețea tenului și albastrul deschis al ochilor. Îmi cer scuze, domnilor, că v-am făcut să așteptați. Zâmbetul lui avea ceva gingaș copilăresc. Soția m-a trezit spunându-mi, tânăra femeie nu era oare curioasă să afle scopul vizitei lor? Nu mai venise, poate că asculta la ușa pe care soțul ei o închisese. Am lucrat mult în ultimul timp la decorarea unei vile imense pe care un prieten o construiește pe coasta normandă. Scoase din buzunar o batistă și își șterse fruntea și buzele pe care avea picături fine de sudoare. E și mai cald decât ieri, nu-i așa? Se uita afară și văzu cerul de culoarea lavandei. Nu folosește la nimic să deschizi ferestrele. Sper să urmeze o furtună. Îmi cer scuze, dar trebuie să vă pun câteva întrebări indiscrete, începu Maigret. Aș vrea mai întâi să ne arătați costumul pe care l-ați purtat ieri. Lucrul acesta păru să-l surprindă, fără să-l sperie însă. Deschise ochii puțin mai mult. Buzele îi se răsfrânseră, părea că spune ciudată idee. Apoi se îndreptă spre ușă. Scuzați-mă o clipă. Se întoarse după cel mult o jumătate de minut, aducând un costum gri bine îndoit pe braț. Maigret îl examină și găsi în interiorul buzunarului numele croitorului de pe strada Vano. L-ați purtat ieri? Sigur că da. Ieri seară? Până imediat după cină, atunci m-am schimbat și am îmbrăcat această ținută de interior înainte de a începe să lucrez. Lucrez mai ales noaptea. N-ați ieșit după 8 seara? Am rămas în biroul meu până la 2-2 și jumătate dimineața, de aceea și dormeam când ați venit. Am nevoie de multe ore de somn ca toți mari emotivi.
părea că le cere aprobarea, făcându-te să-l asemeni mai mult cu un student decât cu un bărbat trecut de 30 de ani. Totuși, de aproape, pe fața lui se zărea o uzură care contrasta cu tinerețea sa aparentă. Era în el ceva maladiv, un fel de ofilire, care îi conferea totuși un anumit farmec, cum se întâmplă la unele femei mai coapte. Îmi puteți arăta toată garderoba? De data asta deveni ceva mai țeapăn și poate că puțin a lipsit să nu protesteze, să-i refuze. Dacă asta vă face plăcere, veniți pe aici. Dacă soția lui asculta cumva la ușă, avusese destul timp să se retragă, deoarece o văzură la capătul celălalt al culoarului, vorbind cu slujnica într-o bucătărie luminoasă și modernă. Monsan deschise altă ușă, cea a unui dormitor unde predomina o nuanță deschisă de havan, în mijloc cu un pat divan desfăcut. Trase perdelele pentru că încăperea era cufundată în penumbră și împinse într-o parte ușile culisante ale dulapului care ocupa o întreagă porțiune de perete. 6 costume erau atârnate în partea dreaptă, toate perfect călcate, ca și cum n-ar fi fost purtate sau ca și cum ar fi ieșit atunci de la curățătorie. Mai erau 3 pardesiuri, dintre care unul de primăvară-toamnă, precum și un smoking și un frac. Niciunul dintre costume nu era din aceeași stofă ca eșantionul din buzunarul lui Lapointe. Mi-l dai, ceru comisarul. Îl întinse stăpânului casei. Toamna trecută, croitorul dumneavoastră v-a livrat un costum din această stofă. Vă amintiți? Monsan o examină. Îmi amintesc. Ce s-a întâmplat cu acest costum? Păru că se gândește. Știu, spuse el în cele din urmă. Cineva pe platforma unui autobuz mi l-a ars cu țigara. L-ați dat la reparat? Nu, am oroare de lucrurile deteriorate. E o manie, dar așa am fost întotdeauna. Când eram copil, aruncam o jucărie zgâriată. Ați aruncat costumul? Vreți să spuneți că l-ați aruncat la gunoi? Nu, l-am dat cuiva. Personal? Da, l-am luat pe braț într-o seară când mă duceam să mă plimb pe cheiuri, cum mi se întâmplă uneori, și l-am dat unui vagabond. De mult? Acum 2-3 zile. Precizați. Alaltăieri. În partea dreaptă a dulapului, cel puțin o duzină de perechi de pantofi erau așezate pe policioare, iar la mijloc sertarele conțineau cămăși, chiloți, pijamale și batiste, totul într-o ordine perfectă. Unde sunt pantofii pe care i-ați purtat ieri seară? Monsan nu se tulbură. N-am purtat pantofi, ci papucii pe care îi am și acum în picioare pentru că mă aflam în birou. Vreți să chemați slușnica? Ne putem întoarce în salon. Odil, strigă el spre bucătărie, vină o clipă. Tânăra probabil că nu sosise de mult timp din satul ei pentru că nu-și pierduse prospețimea. Comisarul Maigret dorește să-ți spună câteva întrebări, îți cer să-i răspunzi. Bine, domnule. Nici ea nu se tulbură, fiind doar emoționată că se afla în fața unui personaj oficial despre care scriau ziarele. Dorme aici? Nu, domnule, am camera mea la etajul 6 cu ceilalți servitori din casă. Iar seară te-ai dus târziu la culcare? Pe la 9, ca aproape în fiecare zi, imediat după ce am spălat vasele. Unde se afla domnul Monsan în acel moment? În birou. Cum era îmbrăcat? Cum e și acum? Ești sigură? Sigură. De când nu i-ai mai văzut costumul gri cu dungulițe albastre? Slușnica se gândi. Trebuie să vă spun că nu mă ocup de hainele domnului. E foarte, foarte deosebit în privința asta. Fusese gata să spună maniac. Vrei să spui că le calcă el cu mâna lui? Da. Și că n-ai voie să-i deschizi dulapul cu haine? Doar ca să-i pun lenjeria când e adusă de la spălătorie. Nu știi când a purtat costumul gri cu urzeala albastră ultima dată? Cred că acum 2-3 zile. Ai auzit cumva, de exemplu, la masă când serveai să fi fost vorba de o arsură la rever? Ea se uită la Monsan, vrând parcă să-i ceară ajutor și băigui. Nu știu, nu ascult ce spun la masă. Vorbesc aproape întotdeauna despre lucruri pe care eu nu le înțeleg. Poți pleca. Marcel Monsan aștepta calm, zâmbitor, dar cu broboane de sudoare pe buza de sus. Vă rog să vă îmbrăcați și să mă urmați la poliția judiciară. Inspectorul meu vă va însoți în dormitor. Și în baie?
Și în baie, îmi cer scuze, în acest timp voi sta de vorbă cu soția dumneavoastră. Îmi pare rău, domnule Monson, dar nu pot să fac altfel." Arhitectul decorator făcu un gest vag care părea să însemne cum doriți. Abia când ajunse la ușă, se întoarse și întrebă: "Aș putea să știu pentru ce..." "Nu, nu acum, puțin mai târziu, la mine în birou." Și Maigret, din ușa culoarului, o strigă pe doamna Monson, aflată tot în bucătărie: "Vreți să veniți puțin, doamnă?" Capitolul 6. Costumul gri albăstrui. "De data asta nu ne mai păcăliți?" întrebase zeflemitor Rujon, în timp ce comisarul și Lapointe străbăteau culoarul de la poliția judiciară împreună cu Monson. Maigret se mulțumise să se oprească o clipă, să întoarcă încet capul și să-l pironească cu privirea pe reporter. Acesta tușise încetişor și chiar și fotografii își făcuseră treaba cu mai puțină înverșunare. "Stați jos, domnule Monson, dacă vă e prea cald, puteți să vă scoateți haina." "Mulțumesc, obișnuiesc să stau cu haina pe mine." Într-adevăr, ți-l imaginai cu greu în cămașă. Maigret își scosese haina și intrase în biroul inspectorilor ca să dea instrucțiuni. Parcă era apăsat de o greutate nevăzută, avea capul tras între umeri și privea parcă în gol. După ce reveni în birou, îi făcu semn lui Lapointe să rămână și să înregistreze interogatoriul, apoi își aranjă pipele și își umplu tacticos două. Unii virtuozi se așează astfel ezitanți, își potrivesc înălțimea scaunului și ating pianul doar pe aici pe colo, vrând parcă să-l îmblânzească. "De mult timp sunteți căsătorit, domnule Monson?" "De 12 ani." "Îmi puteți spune câți ani aveți?" "Am 32 de ani, m-am căsătorit la 20. Urmă o tăcere destul de lungă, timp în care Maigret își privi mâinile așezate pe birou. "Sunteți arhitect?" Monson îl corectă: "Arhitect decorator." "Asta înseamnă, presupun, că sunteți un arhitect specializat în decorațiuni interioare." Remarcase o oarecare roșeață pe fața interlocutorului său. "Nu chiar." "N-ați vrea să-mi explicați?" "N-am dreptul să fac planurile unui imobil, deoarece n-am propriu-zis o diplomă de arhitect." "Ce diplomă aveți?" "Am început prin a face pictură." "La ce vârstă?" "La 17 ani." "Aveați bacalaureatul?" "Nu, când eram foarte tânăr, voiam să devin artist. Tablourile pe care le-ați văzut în salonul meu sunt pictate de mine." Maigret nu fusese în stare puțin mai devreme să-și dea seama ce reprezentau, dar îl stânjeniseră pentru că aveau ceva trist, morbid. Nici liniile, nici culorile nu erau clare. Tonul dominant era un roșu violaceu care se amesteca cu nuanțe ciudate de verde, ducându-te cu gândul la o lumină submarină și ai fi zis că pasta se întinsese singură ca o pată de cerneală pe o sugativă. "Pe scurt, nu aveți diplomă de arhitect și, dacă înțeleg bine, oricine își poate spune decorator." "Apreciez modul dumneavoastră amabil de a face această precizare. Presupun că vreți să-mi dați de înțeles că sunt un ratat." Pe buzele lui apăruse un zâmbet plin de amărăciune. "Aveți tot dreptul, mi s-a mai spus," continuă el. "Aveți mulți clienți?" "Prefer puțini, dar care să aibă încredere în mine și să-mi dea mână liberă, nu mulți și care să-mi ceară să fac concesii." Maigret goli pipa și aprinse alta, rareori un interogatoriu începuse atât de mocnit. "V-ați născut la Paris?" "Da." "În ce cartier?" Monson a avut o ezitare. "Pe strada Colencourt, colț cu strada Mestre." Altfel spus, chiar în mijlocul sectorului unde avuseseră loc cele 5 crime și atentatul ratat. "Ați stat mult timp acolo?" "Până m-am căsătorit." "Părinții mai trăiesc?" "Doar mama." "Unde locuiește?" "În același imobil, acolo unde m-am născut." "Sunteți în relații bune cu ea?" "M-am înțeles întotdeauna bine cu mama." "Cu ce se ocupa tatăl dumneavoastră, domnule Monson?" Și de data asta Maigret remarcă o ezitare pe care Monson nu o avusese atunci când fusese vorba de mama lui. "Era măcelar." "În Montmartre?" "La adresa pe care v-am spus-o." "A murit?" "Când aveam 14 ani." "Mama dumneavoastră a vândut măcelăria?"
A dat-o un timp în administrare, apoi a vândut-o păstrând imobilul unde are un apartament la etajul 4. Cineva a bătut discret la ușă. Maigret se îndreptă spre biroul inspectorilor, de unde reveni însoțit de 4 bărbați care aveau aproape aceeași vârstă, aceeași înălțime și același aspect general ca Monson. Erau angajați ai prefecturii aduși în grabă de Torrance. Vreți să vă ridicați, domnule Monson, și să vă așezați împreună cu acești domni lângă perete? Urmară câteva minute de așteptare în care nimeni nu rosti niciun cuvânt, apoi cineva bătu din nou la ușă. Intră, strigă comisarul. Marthe Jusserand își făcu apariția, surprinsă să găsească atâta lume în birou, se uită mai întâi la Maigret, apoi la bărbații înșirați la perete și se încruntă când dădu cu ochii de Monson. Toți își țineau răsuflarea, tânăra pălise la față pentru că înțelesese brusc și era conștientă de responsabilitatea pe care o avea. Era chiar atât de conștientă încât își dă dură seama că era gata să izbucnească într-un plâns nervos. Nu te grăbi, o sfătui comisarul cu o voce încurajatoare. El e, nu-i așa? Murmură dânsa. Ar trebui să știi mai bine decât oricine, pentru că ești singura care l-a văzut. Am impresia că el e. Sunt convinsă și totuși, aș vrea să-l văd din profil. Așezați-vă din profil, domnule Monson. Decoratorul făcu întocmai fără să-i tresară niciun mușchi al feței. Sunt aproape sigură, nu era îmbrăcat la fel și nici ochii lui nu aveau aceeași expresie. Diseară, domnișoară Jusserand, vă vom duce pe amândoi în locul unde v-ați văzut atacatorul în aceeași lumină, poate cu aceleași haine. Inspectorii băteau cheiurile. Piața Maubert și toate locurile din Paris unde bântuiau vagabonzi în căutarea hainei cu un nasture lipsă. Mai aveți nevoie de mine? Nu, vă mulțumesc, iar dumneavoastră, domnule Monson, vă puteți așeza din nou pe scaun. O țigară? Mulțumesc, nu fumez. Maigret îl lăsă în paza lui Lapointe, care avea ordin să nu-l întrebe nimic, să nu-i vorbească și să-i răspundă doar evaziv dacă ar fi fost întrebat ceva. În biroul inspectorilor, comisarul îl întâlni pe Lognon, venit după instrucțiuni. Intră în birou la mine și, pentru orice eventualitate, uită-te la tipul care ia acolo cu Lapointe. Între timp, Maigret dădu un telefon judecătorului Comelieu și trecu câteva clipe pe la șeful lui ca să-l pună la curent cu ultimele evenimente. Când dădu iar ochii cu inspectorul Nasolu, acesta încruntat arăta ca unul care încearcă zadarnic să-și amintească ceva. Îl cunoști? Lognon lucra la comisariatul din Grand Carrière de 22 de ani, locuia la 500 de metri de locul unde se născuse Monson. Sunt sigur că l-am mai văzut, dar unde, în ce împrejurări? Tatăl lui era măcelar pe strada Colencourt. A murit, dar mama lui locuiește și acum în imobil. Hai cu mine! Luară o mașină a poliției judiciare cu un inspector la volan și se îndreptară spre Montmartre. Mă tot gândesc, e enervant, sunt sigur că-l cunosc. Aș jura chiar că am avut odată treabă cu el. Poate i-ai făcut un proces verbal de contravenție? Nu asta. O să-mi amintesc. Măcelăria era destul de mare, cu 3-4 angajați și o femeie durdulie la casă. Vin și eu? Da. Când îi văzu urcând în ascensorul strâmt, portărea s-a venit în fugă la ei. Pe cine căutați? Pe doamna Monson. La etajul 4. Știu. Imobilul, deși curat și bine întreținut, era totuși cu una-două clase sub cel de pe bulevardul Saint-Germain. Casa scărilor era mai mică, la fel și ușile, treptele date cu ceară sau lăcuite nu aveau covor, iar cărțile de vizită lipite pe uși înlocuiau de cele mai multe ori plăcile de cupru. Femeia care le deschise era mult mai tânără decât s-ar fi așteptat Maigret, dar foarte slabă și atât de nervoasă încât avea ticuri. Ce doriți? Sunt comisarul Maigret de la poliția judiciară. Și vreți să vorbiți cu mine? Pe cât de blond era fiul ei, pe atât de brunetă era dânsa. Avea ochi mici și strălucitori și câteva fire de păr deasupra buzei de sus. Intrați, făceam curat. În apartament domnea însă ordinea, încăperile erau mici, mobila data de pe timpul căsătoriei proprietarei. V-ați văzut cu fiul dumneavoastră ieri seară?
Comisarul simți imediat răceala provocată de întrebarea lui. Ce treabă are poliția cu fiul meu? Vă rog să răspundeți la întrebare. De ce să mă fi văzut cu el? Presupun că vine uneori să vă viziteze. Deseori. Cu soția? Nu văd de ce v-ar interesa asta. Nu-i invita să ia loc și stătea în picioare ca și cum ar fi sperat ca discuția să fie scurtă. Pe pereți se puteau vedea fotografii cu Marcel Mont-Saint la toate vârstele, unele făcute la țară, precum și desene și picturi naive pe care acesta le făcuse probabil pe când era copil. Fiul dumneavoastră a venit aici ieri seară? Cine v-a spus? A venit? Nu. Nici asta noapte? N-are obiceiul să mă viziteze noaptea. Îmi explicați sau nu ce înseamnă toate astea? Vă avertizez că nu mai vreau să aud nicio întrebare. Sunt la mine acasă. Sunt liberă să nu răspund. Doamnă Mont-Saint, vă informez cu regret că fiul dumneavoastră este bănuit că a comis 5 asasinate în cursul ultimelor luni. Ea nu se tulbură, fiind gata să-l înfrunte. Ce spuneți? Avem motive întemeiate să credem că el este cel care atacă femeile pe străzile din Montmartre și care a ratat atacul de astă noapte. Femeia a început să tremure și Maigret a avut impresia, fără vreun motiv precis, că juca teatru. I se părea că reacția ei nu era reacția normală a unei mame care nu se aștepta la așa ceva. Îndrăsniți să-l acuzați pe Marcel? Dar dacă eu vă spun că nu-i adevărat, că e nevinovat, că e la fel de nevinovat ca... Se uită la fotografiile cu fiul ei când era mic și cu degetele crispate continuă. Ia uitați-vă la el, uitați-vă bine și nu veți mai îndrăsni să spuneți astfel de monstruozități. Fiul dumneavoastră n-a venit aici în ultimele 24 de ore, nu-i așa? Ea repetă cu hotărâre. Nu, nu și nu. Când l-ați văzut ultima dată? Nu știu. Nu vă amintiți de vizitele lui? Nu. Spuneți-mi, doamna Mont-Saint, a avut vreo boală gravă în copilărie? Doar pojar și o bronșită. Ce vreți să mă faceți să recunosc? Că e nebun? Că a fost nebun întotdeauna? Când s-a căsătorit, ați fost de acord? Da, am fost destul de proastă. Ba chiar eu am... Nu-și termină fraza, părând că se răzgândise în ultima clipă. Dumneavoastră ați pus la cale căsătoria? Acum nu mai are importanță. Și ați ajuns să nu mai fiți în relații bune cu Nora? Ce vă pasă? E vorba de viața privată a fiului meu care nu privește pe nimeni, auziți? Nici pe mine, nici pe dumneavoastră. Dacă femeia asta... Nimic, l-ați arestat pe Marcel? Se află în biroul meu la poliția judiciară. Cu cătușe la mâini? Nu. Îl veți băga la închisoare? E posibil, ba chiar foarte posibil. Tânăra pe care a atacat-o astă noapte l-a recunoscut. Minte, vreau să-l văd, vreau să văd și pe ea și să-i spun... Era a patra sau a cincea frază pe care nu o ducea până la capăt. Ochii îi străluceau de sureșcitare sau de furie, dar nu vărsase nicio lacrimă. Așteptați-mă un minut, vă însoțesc. Maigret și Lognon se uitară unul la altul. Nu fusese invitată. Dintr-o dată, ea era cea care lua hotărârile, iar cei doi o auzeau în camera vecină, a cărei ușă o lăsase întredeschisă, cum își schimba rochia și scotea o pălărie dintr-o cutie de carton. Dacă vă deranjează să mergem împreună, iau metroul. Vă avertizez că inspectorul rămâne aici și vă percheziționează apartamentul. Femeia se uită la uscățivul Lognon ca și cum ar fi vrut să-l apuce de ceafă și să-i facă vânt în jos pe scară. El? Da, doamnă, dacă vreți ca lucrurile să se desfășoare conform tuturor regulilor, sunt dispus să semnez un mandat de percheziție. Fără să răspundă, dar bombănind cuvinte pe care ei nu le înțeleseră, se îndreptă spre ușă și îi ordonă lui Maigret. Haideți! Și de pe palier îi strigă lui Lognon. Pe dumneata, cred că te-am mai văzut undeva. Dacă ai ghinionul să spargi ceva ori să-mi faci dezordine prin șifoniere... Tot drumul în mașină, unde se așezase lângă Maigret, vorbi încetişor pentru sine. A, nu, asta nu va rămâne așa. Voi merge până sus, mă voi duce la ministru, la președintele Republicii, dacă va fi nevoie, iar ziarele vor trebui să publice ce le voi spune și...
Femeia zări fotografii pe culoarul poliției judiciare și când aceștia își îndreptară spre ea aparatele, se duse direct la ei cu intenția evidentă să le smulgă din mâinile lor. Fotografii trebuiră să bată în retragere. Pe aici. Când se pomeni brusc în biroul lui Maigret, unde, în afară de la Point, care părea că ațipise, mai era doar Monsan, se opri, îl privi ușurată și spuse, fără să se repeadă spre fiul ei, dar învăluindu-l cu o privire protectoare: "Nu-ți fie teamă, Marcel, sunt aici." Monsan se ridică și îi aruncă lui Maigret o privire plină de reproșuri. "Ce-ți fac oamenii ăștia? Sper că nu te-au brutalizat." "Nu, mamă." "Sunt nebuni, îți spun eu că sunt nebuni. Dar voi găsi cel mai bun avocat din Paris. N-are importanță cât îmi cere. Îi voi da tot ce am dacă va trebui. Voi vinde casa, voi cerși pe stradă." "Liniștește-te, mamă." Abia dacă îndrăsnea să o privească în ochi și părea că se scuză față de polițiști pentru atitudinea mamei sale. "Yvonne știe că ești aici?" O căuta cu privirea, cum de nora ei nu se afla într-un astfel de moment lângă soțul său. "Știe, mamă." "Ce-a spus?" "Vă rog să stați jos, doamnă." "N-am nevoie să stau jos. Vreau să-mi fie înapoiat fiul. Haide, Marcel, să vedem dacă vor îndrăsni să te rețină." "Vă spun cu regret că așa vom face." "Așadar îl arestați?" "În orice caz, îl țin la dispoziția justiției." "E tot una. V-ați gândit bine? Vă dați seama ce răspundere vă asumați? Vă avertizez că n-am să mă las și că voi răsturna cerul și pământul." "Vă rog să stați jos și să răspundeți la câteva întrebări." "Nimic." De asta dată se apropie de fiul ei și îl sărută pe obraj. "Nu-ți fie teamă, Marcel, nu te lăsa impresionat. Mama e aici, mă ocup de tine, o să vezi." Și privindu-l cu duritate pe Maigret, se îndreptă spre ușă cu un aer hotărât. La Point, prin atitudine, cerea instrucțiuni. Maigret îi făcu semn să o lase să plece și o auzirea pe culoar, strigându-le ceva jurnaliștilor. "Se pare că vă iubește mult." "Doar pe mine mă are." "Era foarte atașată de soțul ei?" Monsan deschise gura să răspundă, dar preferă să nu spună nimic și comisarul păru să înțeleagă. "Ce fel de om era tatăl dumneavoastră?" Celălalt ezită din nou. "Mama dumneavoastră nu era fericită cu el?" Atunci Monsan răspunse cu o voce din care răzbătea ranchiuna: "Era un măcelar." "Vă era rușine?" "Vă rog, domnule comisar, nu mai puneți astfel de întrebări. Știu foarte bine unde vreți să ajungeți și pot să vă spun că vă înșelați total. Ați văzut în ce stare ați adus-o pe mama." "Nu i-am făcut nimic." "Presupun că la mine acasă sau în altă parte, oamenii dumneavoastră o supun acum la același tratament și pe soția mea." Maigret nu răspunse. "N-aveți ce afla de la ea, nici de la mama, nici de la mine. Pe mine interogați-mă cât doriți, dar pe ele lăsați-le în pace." "Stați jos." "Iar? Va dura mult?" "Probabil." "Presupun că nu voi primi nici de mâncat, nici de băut." "Ce doriți?" "Apă." "Nu preferați bere?" "Nu beau bere, nici vin, nici alcool." "Și nu fumați," spuse Maigret visător. Îl luă pe la Point deoparte și în ușă îi spuse: "Începe interogatoriul, dar ia-l ușor, fără să intri în miezul problemei. Adu-i aminte de costum, întreabă-l ce-a făcut pe 2 februarie, pe 3 martie, la toate datele când au fost comise crime în Montmartre. Încearcă să afli dacă își vizita mama într-o zi fixă, în cursul zilei sau al serii și de ce s-au certat cele 2 femei." Iar el se duse să ia masa de prânz singur la o masă în braseria Dauphin, unde comandă o tocană de vițel care avea un miros plăcut de mâncare gătită în casă. Îi telefonă soției sale, îi spuse că nu vine la masă și puțin lipsi să nu-l sune și pe profesorul Tissot. I-ar fi plăcut să se vadă cu el, să stea de vorbă cu dânsul așa cum făcuseră în salonul lui Pardon. Dar Tissot era un om la fel de ocupat, în plus Maigret nu prea știa ce să-l întrebe. Era ostenit, melancolic, fără vreun motiv precis. Se simțea foarte aproape de țintă. Evenimentele se derulaseră mai repede decât sperase. Atitudinea Martei Jusserand era clară și, dacă nu fusese mai categorică, motivul erau scrupulele. Povestea cu costumul dat unui vagabond nu stătea în picioare. De altfel, aveau să afle curând adevărul, pentru că nu erau chiar atât de mulți vagabonzi în Paris și poliția îi cunoștea aproape pe toți.
Mai aveți nevoie de mine, șefule?" întrebă Mazet. Acesta jucase rolul presupusului vinovat și acum nu mai avea ce face. "Am trecut pe la poliția judiciară, m-au lăsat să-l văd pe tip. Credeți că el e ucigașul?" Maigret dădu din umeri. Înainte de orice, trebuia să înțeleagă. E ușor să înțelegi un om care a furat, care a ucis ca să nu fie prins, din gelozie, într-un acces de furie sau ca să obțină o moștenire. Aceste crime, obișnuite într-un fel, îi dădeau câteodată de furcă, dar nu-l tulburau. "Niște idioți," obișnuia el să mormăie. Pentru că pretindea, ca unii dintre iluștrii săi predecesori, că dacă criminalii ar fi inteligenți, nu ar avea nevoie să ucidă. Dar era în stare să se pună în pielea lor, să le reconstituie raționamentul sau înlănțuirea emoțiilor. În fața unuia ca Marcel Monsan se simțea ca un neofit, în așa măsură încât nu îndrăsnise încă să-l supună unui interogatoriu serios. Nu mai era vorba de un om ca oricare altul care a încălcat legile societății, care s-a poziționat mai mult sau mai puțin conștient la marginea ei. Era un om diferit de ceilalți, un om care ucidea din motive neînțelese de nimeni, într-un mod aproape copilăresc, sfâșiind apoi cu cuțitul, parcă de plăcere, hainele victimelor. Or, într-un anumit sens, Monsan era inteligent. Tinerețea lui nu avusese nimic anormal, se căsătorise și părea că se înțelege bine cu soția lui și chiar dacă mama lui era puțin cam exagerată, între ei existau afinități. Își dădea oare seama că era pierdut? Își dăduse seama de dimineață când soția se dusese să-l trezească și îi spusese că poliția îl aștepta în salon? Cum reacționează un om ca el? Suferea? Oare între crizei era rușine sau se ura pe sine și propriile instincte? Ori dimpotrivă încerca o anumită satisfacție, simțindu-se diferit de ceilalți, o diferență care în mintea lui poate că se numea superioritate. "Cafea, domnule Maigret?" "Da." "Un coniac?" "Nu." Dacă bea, risca să ațipească și se simțea deja destul de greoi, așa cum se întâmplă aproape întotdeauna într-un anumit punct al anchetei, când încearcă să se identifice cu personajele cu care are de-a face. "Se pare că ați pus mâna pe el." Se uită cu ochii mari la patronul braseriei. "Scrie în ziarul de la prânz. S-ar părea că de data asta chiar l-ați prins. V-a dat ceva bătaie de cap. Unii spuneau că nu va fi descoperit niciodată, ca Jack Spintecătorul." Bău cafeaua, aprinse o pipă și ieși în aerul cald, încremenit, prizonier între pavaj și cerul acoperit, care devenea cenușiu. Un fel de sărăntoc stătea pe un scaun cu șapca în mână în biroul inspectorilor, purtând pe el o haină care contrasta cu restul ținutei. Era faimoasa haină a lui Marcel Monsan. "Unde ați dat de ăsta?" își întrebă Maigret oamenii. "Pe chei, lângă podul Austerlitz." Nu punea întrebări vagabondului, ci inspectorilor. "Ce spune?" "Că a găsit haina pe mal." "Când?" "În dimineața asta, la ora 6." "Și pantalonii?" "Și, dar erau doi și și-au împărțit costumul, încă n-am dat de cel care are pantalonii, dar îl vom găsi curând." Maigret se apropie de amărât, se aplecă și văzu într-adevăr gaura din rever făcută de o țigară. "Scoate haina." Nu avea cămașă pe dedesubt, ci doar o vestă ruptă. "Ești sigur că ai găsit-o în dimineața asta?" "O să vă spună și prietenul meu, marele Paul. Toți acești domni îl cunosc." Îl cunoștea și Maigret, care îi întinse haina lui Torrance. "Du-o la laborator. Nu știu dacă e posibil, dar cred că ar trebui să putem stabili prin analize dacă o arsură dintr-o stofă e recentă sau mai veche. Spune-i că în cazul de față ne interesează dacă e mai veche sau mai recentă de 48 de ore. Ai înțeles?" "Am înțeles, șefule." "Dacă reverul a fost ars noaptea trecută sau în dimineața asta?" Arătă spre biroul lui. "Unde au ajuns?" "La Point a comandat bere și sandvișuri." "Pentru amândoi?" "Sandvișuri, da, celălalt a cerut apă minerală." Maigret deschise ușa. La Point așeză pe locul comisarului, a plecat peste hârtiile pe care lua notițe, se gândea la o nouă întrebare. "Nu trebuia să deschizi fereastra, vine numai aer cald." Se duse să o închidă. Monsan îl urmărea cu privirea, cu un aer de reproș, ca un animal care e chinuit de copii și nu se poate apăra. "Ia să văd."
citi întrebările și răspunsurile din care nu află nimic nou. A mai apărut ceva nou? Maestrul Rivier a telefonat ca să anunțe că asigură apărarea. Voia să vină imediat. L-am rugat să se adreseze judecătorului de instrucție. Bine ai făcut. Altceva? A sunat și Janvier de pe bulevardul Saint-Germain. În biroul lui a găsit tot felul de cuțitașe cu două tăișuri cu care ar fi putut fi comise crimele. A descoperit în dormitor și un cuțit cu buton, un model obișnuit cu o lamă numai mare de 8 cm. Medicul legist care făcuse autopsiile, doctorul Paul, vorbise mult de arma folosită care îl intrigase. De obicei, crimele de acest fel sunt comise cu cuțite de măcelărie sau de bucătărie destul de mari sau cu pumnale, stilete. După forma și adâncimea rănilor, aș fi tentat să spun că făptașul a folosit un briceag obișnuit, declarase el. Bineînțeles, un briceag obișnuit s-ar fi pliat în două. Este indispensabil să fie cel puțin un cuțit cu buton. După părerea mea, arma nu este redutabilă în sine. Devine însă mortală din cauza îndemânării cu care e folosită. V-am găsit haina, domnule Monson. Pe chei? Da. Deschise gura, dar nu spuse nimic. Ce voi să se întrebe? Ați mâncat bine? Tava încă era acolo și mai rămăsese o jumătate de sandwich cu șuncă. Sticla de apă era goală. Sunteți obosit? Monson răspunse cu un zâmbet abia schițat, resemnat. La el totul, inclusiv hainele, era în nuanțe discrete. Păstrase din adolescență un fel de timiditate și de delicatețe greu de exprimat. Era ceva care ținea oare de culoarea blondă a părului, de tenul său, de ochii albaștri sau de o sănătate fragilă? Probabil că a doua zi avea să intre pe mâna medicilor și a psihiatrilor, dar nu trebuia să se forțeze nota, pe urmă ar fi fost prea târziu. Îți iau locul, îi spuse Maigret lui Lapointe. Pot să plec? Așteaptă alături, anunță-mă dacă Meurs descoperă ceva. După ce Lapointe închise ușa în urma lui, Maigret își scoase haina, se trântie în fotoliu și își puse coatele pe birou. Timp de aproape 5 minute se uită la Marcel Monson, care întorsese capul și privea către fereastră. Ești foarte nefericit, murmura el în cele din urmă, parcă fără să vrea. Celălalt tresări, evită să-l privească și după o clipă răspunse. De ce aș fi nefericit? Când ai descoperit că nu ești ca toți ceilalți? O înfiorare se văzu pe fața decoratorului care reuși totuși să răspundă. Mi se pare că nu sunt ca toți ceilalți? De tânăr. Da? Ai știut? În acel moment, Maigret avea senzația că, dacă găsea exact cuvintele pe care trebuia să le spună, bariera dintre el și cel care, aflat de cealaltă parte a biroului, stătea țeapăn pe scaun, va dispărea, înfiorarea fusese reală. Preț de câteva secunde se produsese un decalaj și probabil că puțin lipsise pentru ca, de exemplu, ochii lui Marcel Monson să se umezească. Știi că nu riști să fii condamnat la moarte și nici la închisoare, nu-i așa? Se înșelase oare Maigret în privința tacticii, alesese o întrebare greșită, interlocutorul său devenise iar distant, stăpân pe sine, de un calm absolut în aparență. Nu risc nimic pentru că n-am făcut nimic. Ce n-ai făcut? Ceea ce-mi reproșați, n-am ce să vă mai spun, n-am să vă mai răspund. Nu era o vorbă spusă în vânt, se vedea că luase o hotărâre și că o va respecta. Cum vrei, spuse comisarul oftând, apoi apăsă pe soneria metalică. Capitolul 7. Ce-o fi, o fi. Maigret făcuse o greșeală, oare altcineva în locul lui ar fi putut-o evita? Întrebarea asta avea să-și o pună deseori mai târziu, bineînțeles fără să obțină vreun răspuns satisfăcător. Pe la 3:30 urcă la laborator și Meurs îl întrebă. Ați primit biletul meu? Nu. L-am trimis adineauri și probabil că veneați încoace în timp ce omul meu se ducea să vi-l ducă la birou. Arsura de pe reverul hainei nu datează de mai mult de 12 ore. Dacă doriți să vă explic... Nu. Ești sigur? Sigur. Totuși voi face câteva experiențe. Presupun că nimic nu mă împiedică să ard vestonul în alte două locuri în spate, de exemplu. Aceste arsuri martor vor fi de folos dacă acest caz va ajunge să fie judecat la tribunal.
Maigret dădu din cap afirmativ și coborâ. În același moment, Marcel Monsin, probabil că se afla deja la identitatea judiciară, unde se dezbrăca de haine pentru un prim examen medical și pentru măsurătorile obișnuite, ca apoi, îmbrăcat, dar fără cravată, să fie fotografiat din față și din profil. Ziarele publicau deja fotografiile făcute de reporteri când sosise la poliția judiciară, iar o mulțime de inspectori și ei cu poza lui băteau încă o dată cartierul Grand Carrière, punând la nesfârșit aceleași întrebări angajaților de la metrou, comercianților, tuturor celor care l-ar fi putut remarca pe decorator cu o zi în urmă sau cu ocazia celorlalte atentate. În curtea poliției judiciare, comisarul urcă într-o mașină și ceru să fie dus acasă la Monsin. Sună și îi deschise aceeași slușnicuță ca dimineață. Colegul dumneavoastră se află în salon, îi spuse ea. Se referea la Janvier, care era singur în încăpere și trecea pe curat însemnările făcute în timpul percheziției. Cei doi bărbați erau la fel de obosiți. Unde e femeia? Acum o jumătate de oră mi-a cerut voie să se întindă în pat. Cum s-a comportat în restul timpului? N-am văzut-o prea mult, vedea din când în când să arunce o privire în încăperea unde mă aflam ca să vadă ce fac. Nu i-ai pus întrebări? Nu mi-ați spus. Presupun că n-ai găsit nimic interesant. Am stat de vorbă cu slușnica, e aici doar de 6 luni. Soții Monsin primeau puține vizite și nici ei nu ieșeau prea des din casă, nu păreau să aibă prieteni intimi. Din când în când se duceau să petreacă sfârșitul de săptămână la socrii, care au, se pare, o vilă la Triel, unde locuiesc tot anul. Ce fel de oameni sunt? Tatăl avea o farmacie în piața Clichy, dar a renunțat la ea în urmă cu câțiva ani. Janvier îi arătă lui Maigret fotografia unui grup într-o grădină. Puteau fi recunoscuți Monsin, îmbrăcat cu o haină deschisă la culoare, și soția lui, care purta o rochie subțire. Împreună cu ei apăreau și un bărbat cu barbișon cărunt și o femeie destul de grasă, care zâmbea prostește, cu o mână pe capota unui automobil. Iată alta, tânăra femeie cu 2 copii, e sora doamnei Monsin, căsătorită cu patronul unui garaj din Levallois. Au și un frate care trăiește în Africa. Aveau la dispoziție o cutie plină cu fotografii în care apărea mai ales doamna Monsin, una era făcută la prima împărtășanie, precum și inevitabilul portret al cuplului în ziua căsătoriei. Câteva scrisori de afaceri, nu pare să aibă mai mult de 12 de clienți. Facturi, după cum pot vedea, le plătesc doar după ce furnizorii își cer de 3-4 ori banii. Doamna Monsin, care poate că l-auzise pe Maigret intrând sau fusese anunțată de slujnică, apăru în cadrul ușii. Era mai trasă la față decât dimineață și se vedea că tocmai își aranjase părul și își pudrase fața. Nu l-ați adus? Întrebă ea. Numai înainte de a ne furniza o explicație satisfăcătoare despre unele coincidențe. Chiar credeți că el e ucigașul? Maigret nu răspunse, iar ea nu începu să protesteze cu vehemență, ci se mărgini să dea din umeri. Vă veți da seama într-o zi că v-ați înșelat și veți regreta răul pe care îl faceți. Îl iubiți? Dar i se păru imediat că era o întrebare prostească. E soțul meu, răspunse ea. Asta însemna că îl iubea sau că, fiindu-i soție, trebuia să fie de partea lui? L-ați băgat la închisoare? Nu încă, e la poliția judiciară, va fi din nou interogat. Ce spune? Refuză să răspundă, chiar nu aveți nimic să-mi spuneți, doamnă Monsin? Nimic. Vă dați seama, nu-i așa, că pe soțul dumneavoastră, chiar dacă e vinovat, după cum am toate motivele să cred, nu-l așteaptă nici ghilotina, nici munca silnică. I-am spus și lui asta mai adineauri. Nu mă îndoiesc că doctorii îl vor declara iresponsabil. Omul care a ucis de 5 ori femei pe stradă și apoi le-a tăiat hainele e un om bolnav. Când nu e în criză, poate să pară normal și cu siguranță că pare normal, deoarece nimeni n-a fost mirat până acum de comportamentele lui. Mă ascultați? Ascult. Poate că asculta, dar s-ar fi putut crede că această digresiune nu o privea și că nu era nici de cum vorba de soțul ei, ba chiar i se întâmpla să urmărească cu privirea o muscă ce se plimba pe perdea.
Cinci femei au murit până acum și atâta timp cât asasinul, maniacul, dementul, numiți-l cum doriți, va rămâne în libertate, vor fi în pericol și alte vieți. Vă dați seama? Înțelegeți că, dacă până acum a atacat doar femei care treceau pe stradă, procesul se poate schimba și mâine s-ar putea să atace persoane din anturajul lui. Nu vă e teamă? Nu. Nu aveți impresia că luni de zile, poate ani întregi, ați fost expusă unui pericol mortal? Nu. Era descurajant. Atitudinea ei nu era nici măcar sfidătoare. Rămânea calmă, aproape senină. V-ați văzut cu soacra mea? Ce a spus? A protestat. Pot să vă întreb de ce nu sunteți în relații bune? Nu vreau să vorbesc despre aceste lucruri. N-au importanță. Ce să mai facă? Pot să vii, Janvier. Nu-mi trimiteți soțul înapoi? Nu. Femeia îi conduse până la ușă și o închise în urma lor. Asta a fost cam tot în după-amiaza aceea. Maigret lua masa de seară cu Lapointe și Janvier, în timp ce Lucas rămânea cu Marcel Monsan în biroul comisarului. Apoi a fost nevoie să se folosească un șiretlic pentru scoaterea suspectului din sediul poliției judiciare, pentru ca jurnaliștii și fotografii să nu îl vadă de pe culoare și din anticamere. Pe pavaj căzuseră câteva picături mari de ploaie, pe la 8, și toată lumea sperase că va ploua, dar furtuna izbucnise undeva spre est, unde cerul încă era negru vinețiu. Nu au așteptat ora exactă la care avusese loc atentatul ratat din noaptea precedentă, dat fiind că, încă de la 9, străzile erau învăluite în întuneric și iluminatul era același. Maigret plecă singur pe scara cea mare, stând de vorbă cu reporterii. Lucas și Janvier se prefăcură că îl duc pe Monsan la Surisier cu cătușele la mâini de data aceasta, dar când ajunseră jos, merseră la arest unde îl urcară într-o mașină. S-au reîntâlnit cu toții în colțul străzii Norvan, unde Marthe Jusserand aștepta deja împreună cu logotnicul ei. Totul a durat doar câteva minute. L-au dus pe Monsan, exact în locul unde tânăra fusese atacată. Îl puseseră să îmbrace haina arsă. Nu mai erau alte lumini? Tânăra se uită în jur și dădu din cap. Nu, era exact la fel. Acum încearcă să-l privești din unghiul din care l-ai văzut. Tânăra se aplecă în diferite feluri și ceru plasarea lui Monsan în 2-3 locuri. Îl recunoști? Foarte emoționată, gâfâind ușor, ea murmură după o privire rapidă spre logotnicul său, care stătea discret mai deoparte. E de datoria mea să spun adevărul, nu-i așa? Exact. O altă privire păru că-i cere iertare lui Monsan, care aștepta parcă indiferent. Sunt sigură că el e. Îl recunoști în mod categoric? Ea dădu din cap afirmativ și brusc, după ce se arătase atât de curajoasă, izbucni în lacrimi. Nu mai am nevoie de tine în seara asta, îți mulțumesc, îi spuse Maigret, împingând-o în direcția logotnicului ei. Ai auzit, domnule Monsan? Am auzit. N-ai nimic de spus? Nimic. Luați-l de aici. Noapte bună, șefule. Noapte bună, copii. Maigret urcă în altă mașină. La mine acasă, pe bulevardul Richard Lenoir. Dar de astădată ceru să fie lăsat lângă scoarul Anver ca să bea o bere la o braserie. Rolul lui era practic încheiat. Mâine dimineață, judecătorul va dori probabil să-l interogheze pe Monsan și îl va trimite după aceea la specialiști pentru un examen mental. Poliția judiciară nu mai avea de făcut decât o muncă de rutină, să caute martori, să-i chestioneze, să întocmească un dosar cât mai complet. Dar de ce nu era Maigret mulțumit? Asta era altă poveste. Din punct de vedere profesional, făcuse tot ce trebuia să facă, numai că încă nu înțelesese. Ciocnirea nu se produsese. Niciun moment nu avusese senzația unui contact uman între el și decorator. Și atitudinea doamnei Monsan îl tulbura. Cu ea va mai încerca. Par frânt de oboseală, remarcă doamna Maigret. Chiar s-a terminat? Cine spune asta? Ziarele și radioul. El dădu din umeri. După atâția ani, ea mai credea ce scriu ziarele. Într-un anumit sens, da, s-a terminat. Intră în dormitor și începu să se dezbrace. Sper că mâine vei putea dormi până mai târziu. Și el spera. Nu era atât obosit cât scârbit, fără să poată spune exact de ce.
Ești nemulțumit? Nu, nu-ți face griji. Știi că așa mi se întâmplă deseori în astfel de cazuri. Surescitarea provocată de anchetă, de căutare, dispăruse și Maigret simțea brusc un fel de gol. Nu mă băga în seamă. Mai bine dă-mi un păhărel de rachiu ca să dorm buștean 10 ore la rând. Nu se uită la ceas înainte să se culce și se răsuci o vreme în așternutul deja jilav, în timp ce un câine se încăpățâna să urle undeva în cartier. Nu mai avea noțiunea timpului, de fapt nicio noțiune, nici măcar a locului unde se afla, când răsună soneria telefonului. Îl lăsă să sune destul de mult, apoi întinse mâna cu stângăcie și răsturnă paharul cu apă de pe noptieră. Alo! Avea vocea răgușită. Domnul comisar? Cu cine vorbesc? Aici, Lognon, îmi cer scuze că vă deranjez. Din vocea inspectorului Nasolu răzbătea un fel de tristețe. Da, te ascult. Unde ești? Pe strada Mestre. Și, coborând tonul, Lognon continuă cu regret parcă. A avut loc o nouă crimă. O femeie, cu cuțitul, rochia a fost tăiată. Doamna Maigret aprinsese lumina, își văzu soțul care stătuse întins în pat până în acel moment, ridicându-se în capul oaselor și frecându-se la ochi. Ești sigur? Alo, Lognon? Da, eu sunt. Când și mai întâi cât e ceasul? 12:10. Când a avut loc? Acum vreo 3/4 de oră. V-am sunat la poliția judiciară, eram singur la mine în birou. Vin imediat. Încă una, întrebă soția lui. El îi făcu semn că da. Parcă asasinul era arestat, nu? Monsan e la Surisier, sună la poliția judiciară până mă îmbrac. Alo, poliția judiciară? Comisarul Maigret vrea să vă vorbească. Alo, cine e la telefon? Mormăi Maigret. Tu ești Mauvoisin. Ai aflat de la Lognon? Presupun că omul nostru nu s-a mișcat. Cum? Tocmai ai verificat? Mă ocup eu. Trimite-mi imediat o mașină, te rog. Da, la mine acasă. Doamna Maigret înțelese că cel mai bun lucru în această împrejurare era să tacă și deschise ea însăși bufetul ca să-i toarne soțului ei un pahar de rachiu pe care acesta îl bău ca un automat, după care ieși în urma lui pe palier și îi ascultă pașii pe scară. Pe drum, Maigret nu-și descleștă dinții privind țintă înainte și, după ce coborâ lângă un grup de vreo 20 de persoane, într-un loc prost luminat de pe strada Mestre, trânti portiera în urma lui. Lognon se apropie de el, expresia de pe fața lui semăna cu a cuiva care anunță un deces în familie. Eram de serviciu când am fost anunțat telefonic, am venit cât am putut de repede. O ambulanță era staționată lângă trotuar, iar infirmierii, pete luminoase în întuneric, așteptau instrucțiuni. Se adunaseră și câțiva curioși care nu îndrăsneau să vorbească impresionați. O siluetă feminină zăcea pe trotuar aproape lângă zid și dinspre ea se scurgea un fir de sânge negricios, deja îngroșat. E moartă? Cineva se apropie, un medic din cartier. Maigret își dădu seama ceva mai târziu. Am numărat cel puțin 6 lovituri de cuțit, spuse el. N-am putut să fac decât o examinare superficială. Tot în spate? Nu, cel puțin 4 în piept, alta în gât, care pare să fi fost dată după celelalte și probabil când victima căzuse deja. Lovitura de grație, spuse Maigret, ceea ce nu însemna oare că această crimă era și pentru el un fel de lovitură de grație. Există și rani mai puțin adânci pe antebrațe și pe mâini. Asta îl făcu să se încrunte. Se știe cine e? Întrebă dânsul arătând spre moartă. I-am găsit cartea de identitate în poșetă, o anume Jeanine Laurent, servitoare la soții Durando, domiciliați pe strada Clinancourt. Vârsta? 19 ani. Maigret preferă să n-o privească. Tânăra servitoare îmbrăcase cu siguranță rochia ei cea mai frumoasă, din tul albastru, ca o rochie de bal. Probabil că se ducea la dans. Purta pantofi cu toc foarte înalt, iar unul îi scăpase din picior. Cine a anunțat poliția? Eu, domnule comisar. Era un agent cu bicicletă care își aștepta cu răbdare rândul. Îmi făceam rondul împreună cu colegul meu aici de față, când pe trotuarul din stânga... Nu văzuse nimic.
Când se aplecase deasupra corpului, acesta era cald încă și sângele continua să curgă din răni. Din această cauză, crezuse un moment că fata nu murise. Să fie dusă la Institutul Medico-Legal și să fie anunțat doctorul Paul. Apoi lui Loniou. Ai dat instrucțiuni? Am trimis în cartier toți oamenii pe care i-am putut găsi. La ce bun, nu se mai făcuse asta odată fără niciun rezultat? O mașină sosi în mare viteză, opri în scrâșnet de frâne și tânărul Rujan își făcu apariția dinăuntru cu părul ciufulit. Ce ziceți, dragă domnule comisar? Cine v-a anunțat? Maigret era posac, agresiv. Cineva de pe stradă, există oameni care mai cred în utilitatea presei. Deci nici ăsta n-a fost adevăratul asasin? Apoi, fără să se mai ocupe de comisar, se repezi spre trotuar urmat de fotograf și, în timp ce acesta își făcea treaba, el punea întrebări celor din jur. Ocupă-te tu de restul, mormăi Maigret, adresându-se lui Loniou. Nu aveți nevoie de nimeni? Comisarul făcu semn că nu și se întoarse la mașină cu capul în jos, părând cufundat într-un noian de gânduri confuze. Unde mergem, șefule? Întrebă șoferul. Se uită la el fără să știe ce să răspundă. Ia-o spre piața Clichy sau spre Place Blanche. Nu avea nicio treabă la birou, ce s-ar fi putut încerca în plus față de ceea ce făcuse deja, dar nu avea curajul nici să se ducă la culcare. Așteaptă-mă aici. Ajunseseră în Place Blanche, unde încă mai era lumină la terase. Cu ce vă servesc? Cu ce vrei? O bere, un coniac? O bere. La o masă vecină, o femeie cu părul platinat și cu sânii pe jumătate descoperiți de o rochie lipită pe corp, se străduia cu glas scăzut să-și convingă partenerul să o ducă la un local de noapte, a cărui firmă de neon se vedea exact în față. Te asigur că n-o să-ți pară rău, poate că e scump, dar... Celălalt înțelegea oare? Era un american sau un englez care dădea din cap repetând "No, no." Altceva nu mai știi să spui? "No, no." Și dacă și eu aș spune "No" și te-aș părăsi? El îi zâmbi placid, iar ea, pierzându-și răbdarea, chemă chelnerul ca să le mai umple odată paharele. Și să-mi aduci și un sandwich, dacă tot nu vrea să mergem vis-a-vis să gustăm ceva. Alții, în altă parte, discutau despre sketchurile unei reviste muzicale pe care o văzuseră într-un cabaret din împrejurimi. Un arab vindea alune. O florăreasă bătrână îl recunoscu pe Maigret și preferă să se îndepărteze. Fumă cel puțin 3 pipe fără să se miște, privind trecătorii și taxiurile, ascultând frânturi de conversație ca și cum ar fi avut nevoie să capete noi forțe din viața de toate zilele. O femeie la vreo 40 de ani, grasă dar încă atrăgătoare, așezată singură la o măsuță pe care se afla un pahar cu apă și sirop de mentă, îi zâmbea ademenitor fără să bănuiască cine era. Maigret îi făcu semn chelnerului. Încă una, comandă el. Trebuia să-și acorde timpul necesar ca să se calmeze. Puțin mai devreme, pe strada Mestră, primul impuls fusese să se ducă valvârtej la Surisier, să intre în celula lui Marcel Monsant și să-l scuture până când avea să vorbească. Recunoaște, ticălosule, că tu ești asasinul. Această certitudine era aproape dureroasă, nu era cu putință să se fi înșelat de la un cap la altul, nu mai simțea față de falsul arhitect niciun pic de milă, nici măcar curiozitate, era stăpânit de mânie, aproape de o furie sălbatică. Dar ea dispărea puțin câte puțin în răcoarea relativă a nopții în contact cu spectacolul străzii. Făcuse o greșeală, știa, iar acum știa și care era aceasta. Era prea târziu să o mai corecteze pentru că o tânără murise, o fată de la țară care, ca alte mii în fiecare an, venise să-și încerce norocul la Paris și se dusese să danseze după o zi petrecută la bucătărie. Era prea târziu și ca să mai verifice ideea care-i venise. La ora aceea nu avea să mai găsească nimic, iar dacă existau indicii, dacă avea o șansă să culeagă mărturii, toate acestea puteau să aștepte până a doua zi dimineață. Oamenii lui erau la fel de obosiți ca și el. Totul dura de prea mult timp. Dimineață, când vor citi ziarele, în metrou sau în autobuz, în drum spre birou, vor simți aceeași stupoare și aceeași dezamăgire care pusese răstăpânirea mai adineauri pe comisar. Iar unii nu se vor îndoi oare de el?
Când îi telefonase, Lognon era jenat, iar pe strada Mestre aproape că părea că îi prezintă condoleanțe. Își imagina reacția judecătorului Comelieu, apelul lui telefonic autoritar imediat ce va deschide ziarul. Se îndreptă greoi spre interiorul braseriei și ceru o fisă de la teșghea. Voia să-i telefoneze soției sale. Tu ești?" întrebă ea surprinsă. Voiam doar să te anunț că nu mai vin acasă în noaptea asta." De altfel, fără vreun motiv precis, nu avea nimic de făcut imediat, doar să fiarbă în suc propriu. Simțea nevoia să fie în atmosfera familiară a poliției judiciare, a biroului, împreună cu câțiva dintre oamenii lui. Nu voia să doarmă, va avea destul timp după ce totul se va termina cu adevărat și poate că atunci se va hotărî chiar să ceară concediu. Așa se întâmpla mereu, își punea în gând să plece în concediu, apoi când venea momentul găsea scuze ca să rămână la Paris. Chelner cât face? Plăti și se îndreptă spre mașină. La birou. Îi găsi acolo pe Mauvoisin și alți 2-3, unul dintre ei mânca mezel și bea vin roșu. Nu vă deranjați pentru mine, copii. Nimic nou? Același lucru, chestionarea trecătorilor. Au fost arestați 2 străini care nu aveau actele în regulă. Telefonează-le lui Janvier și la Pointe. Spune-le să fie aici la 5:30 dimineață. Timp de aproape o oră, singur în birou, citi și reciti procesele verbale ale interogatoriilor, îndeosebi pe cel al mamei lui Monson și cel al soției acestuia. Apoi se tolăni în fotoliu și, descheiat la cămașă, păru să moțăie cu fața la fereastră. Poate că a țipi, nu-și dădu seama. În orice caz, nu l-auzi pe Mauvoisin intrând la un moment dat în birou și retrăgându-se în vârful picioarelor. Prin geamuri răzbătu o lumină palidă, cerul deveni cenușiu, apoi albastru și, în sfârșit, se ivi soarele. Când Mauvoisin intra a doua oară, aducea o cană cu cafea făcută de el pe rășou și Janvier tocmai sosise. La Pointe era așteptat să vină din clipă în clipă. Cât e ceasul? 5:25. Au venit? Janvier, la Pointe. Am sosit, șefule, se auzi vocea acestuia. Erau amândoi bărbieriți, în timp ce noctambulii aveau obrajii aspri și tenul palid. Intrați amândoi. Făcea oare o altă greșeală neluând legătura cu judecătorul Comelieu? Oricum își asuma și pentru asta responsabilitatea. Tu, Janvier, te vei duce la mama lui Monson pe strada Colencourt. Ia cu tine un coleg, oricare, pe cel mai odihnit. La bătrână? Da, mi-o aduce aici. Va protesta, poate va refuza. Asta-i sigur. Îi întinse un act pe care tocmai îl semnase ca și cum ar fi vrut să rupă penița. Îi vei înmâna această convocare, iar tu la Pointe te vei duce să mi-o aduci pe doamna Monson. Îmi dați și mie o convocare? Da, deși în cazul ei mă îndoiesc că ar fi neapărat nevoie. Le duceți pe amândouă într-un birou, încuiați ușa și îmi dați de știre. Baronul și Rougeant sunt pe culoar. Nici nu se putea. N-are nimic? Pot să le vadă. Intrară amândoi în biroul inspectorilor, unde becurile erau încă aprinse, iar Maigret deschise ușa dulapului său. Avea întotdeauna acolo tot ce îi trebuia ca să se bărbierească. Se bărbieri și se tăie ușor deasupra buzei. Mai ai cafea, Mauvoisin? Strigă el. Imediat, șefule, fac acum al doilea rând. Afară, remorchierele reveniseră primele la viață, mergând să-și ia de lângă cheiuri și ragul de șlepuri pe care urmau să le ducă în sus și în jos pe Sena. Câteva autobuze treceau podul Saint-Michel, care era aproape pustiu. Chiar lângă pod se așezase un pescar cu undița, ținându-și picioarele atârnate deasupra apei întunecate. Maigret începu să umble de colo-colo, evitând culoarul și reporterii, în timp ce inspectorii se fereau să-i pună întrebări și chiar să-l privească în față. Lognon n-a telefonat? Pe la 4, ca să anunțe că nu apăruse nimic nou, doar că victima fusese într-adevăr să danseze într-un local din piața Tertre. Mergea acolo o dată pe săptămână și nu avea un iubit permanent. Plecase singură? Așa cred chelnerii, dar nu sunt siguri. Au impresia că era fată cu minte.
Pe culoar se auzi deodată zgomot, o voce stridentă de femeie, fără să se poată înțelege totuși ce spune aceasta. După câteva clipe, Janvier intră în birou cu mutra unui om care a îndeplinit o sarcină neplăcută. Gata, dar n-a fost ușor. Dormea? Da, mai întâi mi-a vorbit prin ușă, refuzând să deschidă. A fost nevoie să o ameninț că voi aduce un lăcătuș. Până la urmă, a pus pe ea un capot. Ai așteptat până când s-a îmbrăcat? Pe palier, a refuzat să mă lase să intru în apartament. Acum e singură? Da, uitați cheia. Du-te să-l aștepți pe la Point pe culoar. După vreo încă 10 minute, cei doi inspectori se prezentară împreună la Maigret. Sunt aici amândouă? Da. A ieșit cu scântei? S-au uitat doar odată una la alta și s-au prefăcut că nu se cunosc. Janvier ezită, apoi întrebă. Acum ce facem? Deocamdată nimic. Instalează-te alături lângă ușa dintre birouri. Dacă se hotărăsc să vorbească, străduiește-te să auzi ce spun. Iar dacă nu? Maigret făcu un gest vag care părea să însemne ce-o fi o fi. Capitolul 8. Supărarea lui Monson. La ora 9, cele două femei, încuiate într-un birou mic, nu rostiseră încă niciun cuvânt. Așezate fiecare pe un scaun obișnuit, pentru că în încăpere nu erau fotolii, stăteau nemișcate ca în sala de așteptare a unui medic, fără a avea însă și posibilitatea de a răsfoi o revistă. Una dintre ele s-a ridicat ca să deschidă fereastra, îi spuse Janvier lui Maigret, care venise după noutăți, apoi s-a întors la locul ei și de atunci nu se mai aude nimic. Maigret nu se gândise că măcar una dintre ele nu știa de crima din cursul nopții. Trimite-le ziare să fie puse pe birou ca și cum așa ar fi obiceiul și să fie așezate în așa fel încât să poată vedea titlurile mari. Comelieu telefonase deja de două ori, prima dată de acasă, unde probabil că citise ziarul la micul dejun, a doua oară de la Palatul de Justiție. Răspunde-i că sunt pe aici și că pui pe cineva să mă caute. O problemă importantă fusese deja rezolvată de inspectorii trimiși de către comisar de dimineață în misiune. În privința mamei lui Monson, răspunsul era simplu. Avea posibilitatea să intre în imobilul de pe strada Colencourt și să iasă la orice oră din noapte, fără să o deranjeze pe portăreasă, deoarece, ca proprietară, avea și ea o cheie, iar portăreasa stingea lumina și se culca la 10 seara, cel mai târziu la 10:30. Cât privește imobilul de pe bulevardul Saint-Germain, soții Monson nu aveau cheia de la intrare. Portăreasa se culca mai târziu, pe la 11. Oare de aceea, cu excepția nopții precedente, atentatele avuseseră loc destul de devreme? Până când nu se băga în pat și ușa nu era închisă, portăreasa acorda doar o atenție superficială locatarilor care se întorceau de la cinematograf, de la teatru sau de la o seară petrecută cu prietenii. Dimineața deschidea ușa pe la 5:30 ca să tragă pubelele pe trotuar și se întorcea la ea ca să-și facă toaleta. Uneori se întâmpla să mai doarmă o oră. Astfel se explica, în cazul lui Marcel Monson, posibilitatea de a fi ieșit fără să fie văzut după atentatul ratat ca să se debaraseze de costum lăsându-l pe chei. Soția lui putuse oare să iasă în seara precedentă și să se întoarcă destul de târziu, probabil după miezul nopții, fără ca portăreasa să-și mai aducă aminte că trăsese de cordon ca să-i deschidă ușa? Inspectorul întors de la domiciliul soților Monson răspunsese că da. Portăreasa pretinde că nu, bineînțeles, îi explicase el lui Maigret. Locatarii nu sunt de aceeași părere. De când a rămas văduvă, a luat obiceiul să bea seara 2-3 păhărele de tărie. Uneori trebuie să suni de 2-3 ori ca să deschidă ușa și o face pe jumătate adormită, fără să audă numele pe care locatarul îl murmură în trecere. Soseau și alte informații fără nicio ordine, unele prin telefon. De exemplu, aflară că Marcel Monson și soția lui se cunoșteau din copilărie și fuseseră colegi la școala primară. Într-o vară, pe când Marcel avea 9 ani, soția farmacistului de pe bulevardul Clichy îl luase în vacanță cu copiii ei la o vilă pe care o închiriaseră la Etretat. Mai aflară că, după căsătorie, tânăra pereche locuise timp de câteva luni într-un apartament pe care doamna Monson, mama, îl pusese la dispoziție în imobilul de pe strada Colencourt, la același etaj cu apartamentul ei.
La 9:30 Maigret hotărâ. Aduceți-l pe Monsan de la Souricière, dacă nu cumva e deja în biroul lui Comelieu. Janvier, de la postul lui de observație, o auzise pe una dintre femei ridicându-se, apoi foșnetul unei pagini de ziar. Nu știa despre care dintre cele două era vorba, nu se auzise nicio voce. Cerul devenise din nou senin, soarele strălucea, dar căldura era mai puțin apăsătoare decât în zilele trecute, pentru că o adiere ușoară făcea să freamăte frunzișul copacilor și uneori hârtiile de pe birou. Monsan intră fără să spună nimic, se uită la comisar salutându-l cu o mișcare imperceptibilă a capului și așteptă să fie invitat să stea jos. Nu avusese posibilitatea să se bărbierească și barba blondă îi strica puțin netezimea feței. Părea mai moale astfel, cu trăsăturile alterate, probabil și de oboseală. Ai fost anunțat despre ce s-a petrecut ieri seară? El răspunse cu o umbră de reproș. Nimeni n-a vorbit cu mine. Citește. Îi întinse ziarul care oferea relatarea cea mai detaliată a evenimentelor petrecute pe strada Mestră. În timp ce Monsan citea, comisarul nu-și lua ochii de la el. Avea certitudinea că nu se înșela. Prima reacție a lui Monsan a fost iritarea. Se încruntase surprins, nemulțumit. În ciuda arestării decoratorului, o nouă victimă în Montmartre. O clipă se gândi la o cursă, poate la un ziar trucat intenționat ca să-l facă să vorbească. Citi cu atenție, verifică data în partea de sus a paginii și se convinse că era adevărat. Ai fi zis că era cuprins de un fel de furie reținută, ca și cum cineva i-ar fi stricat ceva. În același timp, se gândea, încerca să înțeleagă și, în sfârșit, păru să fi găsit soluția problemei. După cum vezi, spuse Maigret, cineva se străduiește să te salveze. Și nu i-a păsat că a luat viața unei biete fete care abia sosise la Paris. Nu cumva Monsan schițase un zâmbet, se străduia să-l ascundă, dar pe față tot i se citea o satisfacție copilărească, repede stăpânită. Cele două femei se află aici, continuă Maigret din vârful buzelor, prefăcându-se că nu-l privește. Era o luptă ciudată cum nu-și mai amintea să fi purtat vreodată. Niciunul dintre ei nu se mișca pe un teren stabil. Conta și cea mai mică nuanță, o privire, un tremur ușor al buzelor, o clipire a ochilor. Monsan era obosit, dar comisarul era și mai obosit decât el și pe deasupra scârbit. Fusese tentat încă o dată să predea cazul așa cum era judecătorului de instrucție, care n-avea decât să se descurce. Vor fi aduse imediat și vă veți explica. Ce sentiment a încercat Monsan în acel moment? Furie? Posibil. Pupilele lui albastre deveniră mai fixe, maxilarele îi se încleștară și îi aruncă comisarului o privire scurtă de reproș, dar poate și de teamă, pentru că în același timp avea fruntea umedă ca în ziua precedentă și broboane de transpirație pe buza de sus. Tot nu vrei să vorbești? N-am nimic de spus. Nu ți se pare că e timpul ca toate astea să se termine? Nu ți se pare, Monsan, că nu mai era nevoie și de această crimă? Dacă ai fi vorbit ieri, asasinatul de astă noapte n-ar mai fi fost comis. N-am niciun amestec în ce s-a întâmplat. Știi, nu-i așa, care dintre ele a hotărât în mod stupid să te salveze? Monsan nu mai zâmbea. Dimpotrivă, chipul îi deveni mai aspru, ca și cum ar fi avut pică pe cea care făcuse asta. Să-ți spun ce cred eu despre tine. Ești probabil un om bolnav, pentru că vreau să cred că un om cu o minte normală n-ar face în niciun caz ce ai făcut tu. Problema asta trebuie să o rezolve psihiatrii. Atâta pagubă dacă te vor declara responsabil de actele tale. Maigret îi pândea în continuare reacțiile. Recunoaște, te-ai simți jignit dacă s-ar decide că ești responsabil. Într-adevăr, o luminiță se aprinsese în ochii spălăciți ai decoratorului. N-are importanță. Ai fost un copil ca toți copiii, cel puțin în aparență, un fiu de măcelar. Te simțeai umilit că ești fiu de măcelar? Nu avea nevoie de răspunsul celuilalt. Asta o făcea să se simtă umilită și pe mama ta, care vedea în tine un fel de aristocrat rătăcit pe strada Colencourt.
Nu știu cum arăta vretnicul tău tată. Printre atâtea fotografii păstrate cu pioșenie de mama ta, n-am găsit niciuna cu el. Presupun că îi e rușine cu dânsul. În schimb, din fragedă pruncie, ai fost fotografiat și parafotografiat, iar la 6 ani ți-au făcut un costum scump de marchiz pentru un bal. Îți iubești mama, domnule Monsin. Decoratorul continua să tacă. Nu a ajuns să te apese cocoloșeala asta, faptul că erai tratat ca o ființă delicată care necesită îngrijiri permanente? Ai fi putut să te revolți, ca mulți alții în cazul tău, să rupi firul. Ascultă-mă cu atenție, mai târziu cei care se vor ocupa de tine n-o vor lua pe ocolite. Pentru mine rămâi o ființă omenească. Nu înțelegi că tocmai asta încerc să obțin de la tine? Mica scânteie umană, nu te-ai revoltat pentru că ești leneș și ai un orgoliu imens. Alții se nasc cu un titlu, cu o avere, servitori, confort și lux în jurul lor. Tu te-ai născut cu o mamă care ți-a ținut loc de toate astea. Dacă ți se întâmpla ceva, mama era acolo, știai asta. Puteai să-ți permiți orice, numai că trebuia să accepți prețul. Docilitatea, aparțineai acestei mame, erai obiectul ei, nu aveai dreptul să devii un bărbat ca toți bărbații. Ea te-a căsătorit la 20 de ani de teamă să nu începi să ai aventuri. Monsin îl pironea cu privirea, dar nu puteai să-i ghicești gândurile. Un lucru era sigur, era flatat că cineva se ocupa de el astfel, că un om ca Maigret se apleca asupra faptelor și gândurilor lui. Dacă Maigret ar fi înșelat la un moment dat, oare n-ar fi reacționat, n-ar fi protestat? Nu cred că ai fost îndrăgostit pentru că ești prea preocupat de tine însuți. Te-ai căsătorit cu Yvonne ca să ai liniște, poate în speranța că vei scăpa astfel de influența mamei tale. Când era mică, Yvonne era fascinată de băiatul blond și elegant care erai. Păreai făcut din alt aluat decât colegii voștri, chiar dacă erai fiu de măcelar. Mama ta a căzut în plasă, a văzut în ea doar o gâsculiță pe care o va modela după dorința ei și v-a adus pe amândoi să locuiți pe același palier cu ea ca să vă țină mai bine sub papuc. Dar toate astea, nu-i așa, nu sunt suficiente ca să explice crimele. Adevărata explicație nu va fi dată de medici care, ca și mine, nu vor scoate la iveală decât o fațetă a problemei. Numai tu cunoști această problemă în întregul ei, iar convingerea mea e că nu ești în stare să-ți o explici. De data aceasta obținu un zâmbet din care răzbătea sfidarea. Asta însemna oare că, dacă voia, Monsin putea să-și prezinte faptele pe înțelesul tuturor? Termin imediat. Câsculița s-a dovedit a fi nu doar o femeie adevărată, ci și o femelă la fel de posesivă ca și mama ta. Între ele a început lupta, a cărei miză erai tu și ai ajuns să fii tras când într-o parte, când în alta. Soția ta a câștigat prima repriză pentru că a reușit să te smulgă din imobilul de pe strada Colencourt și să te ducă în apartamentul din bulevardul Saint-Germain. Ți-a oferit un nou orizont, un nou anturaj, prieteni noi, dar din când în când reușeai să fugi ca să te întorci în Montmartre. N-ai început atunci să nutrești față de Yvonne aceleași sentimente de revoltă ca și față de mama ta? Amândouă te împiedicau, Monsin, să fii bărbat. Prizonierul îi aruncă o privire încărcată de ură, apoi lăsă ochii în podea. Asta îți imaginai, asta te străduiai să crezi, dar în fond știai foarte bine că nu era adevărat, nu aveai curajul să fii bărbat, nu erai bărbat, aveai nevoie de ele, de climatul pe care îl creau în jurul tău, de îngrijirea, de admirația, de indulgența lor și tocmai asta te umilea. Maigret se duse în fața ferestrei ca să-și tragă sufletul și își șterse fruntea cu batista. Avea nervii la fel de încordați ca ai unui actor care întruchipează un personaj ajuns la paroxism. N-ai să răspunzi foarte bine și știu și de ce nu poți răspunde. Ar fi prea penibil pentru orgoliul tău. Lașitatea, compromisul permanent în care ai trăit sunt prea dureroase pentru tine. De câte ori ai dorit să le omori?
Nu mă refer la bietele fete necunoscute pe care le-ai atacat pe stradă, ci la mama și la soția ta. Aș pune prin soare că, pe când erai copil sau adolescent, ți-a trecut uneori prin minte să-ți ucizi mama ca să te eliberezi. Nu, n-ai pus la cale un plan. A fost vorba doar de un gând trecător, uitat imediat, pus pe seama unui impuls de furie. Și la fel s-a întâmplat mai târziu cu Ivon. Erai prizonierul amândurora, te hrăneau, te îngrijeau, te răsfățau, dar te și dominau în același timp. Erai obiectul lor, bunul lor pe care și-l disputau între ele. Iar tu, împărțit între cele două femei, deveneai un fel de umbră ca să ai liniște. În ce moment, de ce, în urma cărei emoții, a cărei umilințe mai violente decât celelalte, s-a produs declicul? Nu știu, numai tu ai putea să răspunzi la întrebare și poate că nici tu. Totuși, planul de a te afirma vag la început a devenit din ce în ce mai precis. Cum să te afirmi? Nu în profesie, pentru că ai știut întotdeauna că ești un ratat sau și mai rău, un amator. Nimeni nu te ia în serios. Atunci, cum să te afirmi? Prin ce acțiune răsunătoare? Pentru că trebuia să fie ceva răsunător ca să-ți satisfacă orgoliul, un gest de care să vorbească toată lumea, care să-ți dea senzația că plutești deasupra marii mase. Ți-a venit atunci ideea să le uciți pe cele două femei. Era periculos, căutările s-ar fi dreptat automat spre tine și n-ar mai fi fost nimeni care să te susțină, să te flateze, să te încurajeze. Totuși, pe aceste femele dominatoare le urai tu. Așa că ai atacat niște femele pe stradă la întâmplare. Ai simțit o ușurare, Monsan, când te-ai văzut în stare să ucizi? Asta ți-a dat impresia că ești superior celorlalți bărbați sau că ești pur și simplu bărbat? Îl privea în ochi cu duritate, iar interlocutorul lui era aproape să cadă pe spate cu scaun cu tot. Pentru că, de când e omul, a ucide se consideră a fi cea mai mare crimă. Există ființe care cred că așa ceva presupune un curaj excepțional. Probabil că prima dată, în ziua de 2 februarie, crima ți-a procurat o ușurare, un moment de exaltare. Ți-ai luat măsuri de precauție pentru că nu voiai să plătești, nu voiai să ajungi pe eșafod, la închisoare sau în vreun ospiciu. Ești un criminal burghez, domnule Monsan, un criminal sensibil, un criminal care are nevoie de confort și de atenții. De aceea, de când te-am văzut, sunt tentat să folosesc metodele atât de reproșate poliției. Ți-e teamă de lovituri, de durerea fizică. Dacă ți-aș da un dos de palmă, te-ai prăbuși și de teama celei de-a doua lovituri, poate că ai prefera să spui tot. Probabil că Maigret arăta înspăimântător, fără să vrea, din cauza furiei care îl cuprinsese treptat, pentru că Monsan se făcuse mic și devenise pământiu la față. Nu-ți fie teamă, n-am să te lovesc. Drept să-ți spun, nici nu știu dacă pe tine să te învinuiesc. Ai dovedit că ești inteligent, ai ales un cartier căruia îi cunoșteai și ultimele unghiere, așa cum îl cunosc doar cei care au copilărit acolo. Ai ales o armă discretă și care îți procura o satisfacție fizică atunci când loveai. N-ar fi fost la fel dacă ar fi trebuit să apeși pe trăgaciul unui revolver sau să folosești o travă. Aveai nevoie de un gest furios, violent, trebuia să distrugi, să simți că distrugi. Loveai și asta nu ți era de ajuns. După aceea trebuia, ca un copil, să te înverșunezi asupra victimei. Sfâșiai rochia, lenjeria și probabil că psihiatrii vor vedea în asta un simbol. Nu-ți violai victimele pentru că nu ești în stare, pentru că n-ai fost niciodată cu adevărat bărbat. Monsan ridică brusc capul și se uită țintă la Maigret cu maxilarele încleștate, încât ai fi zis că era gata să-i scoată ochii. Distrugeai feminitatea sfâșiind rochii, combinezoane, sutiene, chiloți. Dar mă întreb acum dacă nu cumva una dintre cele două femei te-a bănuit nu neapărat prima dată, ci mai târziu. Când te duceai în Montmartre, îi spuneai soției tale că te duci să-ți vizitezi mama, n-a făcut o legătură între crime și vizite? Vezi, domnule Monsan, îmi voi aminti de tine toată viața pentru că, în cariera mea, niciun caz nu m-a tulburat atât de mult, nu m-a frământat atât de mult.
Iar după ce ai fost arestat, niciuna dintre ele nu-și închipuia că ești nevinovat, dar una a hotărât să te salveze. Dacă e vorba de mama ta, era de ajuns să facă doar câțiva pași ca să ajungă în strada Mestră. Dacă însă a făcut-o soția ta, asta presupune că, dacă ți-am fi dat drumul, ar fi acceptat să trăiască lângă un criminal. Nu resping niciuna dintre ipoteze. Ambele femei au fost aduse aici încă de dimineață la prima oră și stau singure într-un birou fără să scoată o vorbă. Cea care a ucis știe că a ucis. Cea care e nevinovată știe că cealaltă nu este și mă întreb dacă nu cumva o invidiază în sinea ei. Oare nu se dă o luptă între ele de ani de zile? Care să te iubească mai mult? Care să te domine mai mult? Și cum să te domine mai mult decât salvându-te? Telefonul îl întrerupse tocmai când deschidea gura. Alo, da, eu sunt. Da, domnule judecător. E aici, îmi cer scuze, dar mai am nevoie de el încă o oră. Nu, presa a scris adevărul. O oră. Sunt amândouă la noi. Agasat, puse telefonul în furcă și deschise ușa de la biroul inspectorilor. Aduceți femeile. Simțea nevoia să termine odată. Dacă elanul pe care și-l luase nu-l ducea la deznodământ, își dădea seama că nu va fi în stare să rezolve cazul. Ceruse doar o oră, nu pentru că era sigur pe el, ci într-un fel ca și cum ar fi cerșit. După o oră va renunța, iar Comelieu va acționa cum va crede de cuviință. Intrați, doamnelor! Patima îi se ghicea doar după o anumită vibrație a vocii și după calmul exagerat al unor gesturi, cum ar fi oferirea unui scaun fiecareia dintre cele două femei. Nu vreau să vă înșel. Închide ușa, Janvier. Nu, nu pleca, rămâi aici și notează. Spuneam că nu încerc să vă înșel, să vă fac să credeți că Monsan a recunoscut. Aș fi putut să vă interoghez separat. După cum vedeți, am hotărât să nu folosesc micile vicleșuguri ale meseriei. Mama, care refuzase să stea jos, se îndreptă spre el cu gura deschisă, dar Maigret îi spuse fără menajamente. Nicio vorbă, nu acum. Yvonne Monson, în schimb, se așezase cu minte pe marginea scaunului ca o tânără doamnă în vizită. Îi aruncase soțului ei o privire scurtă și acum se uita fix la comisar ca și cum, nevrând să se mulțumească doar să-l asculte, îi urmărea și mișcarea buzelor. Fie că recunoaște sau nu, a ucis de 5 ori și amândouă știți bine asta, pentru că îi cunoașteți punctele slabe mai bine decât oricine. Mai devreme sau mai târziu, lucrul acesta va fi pe deplin dovedit. Mai devreme sau mai târziu, va ajunge la închisoare sau la azil. Una dintre dumneavoastră și-a imaginat că, săvârșind o nouă crimă, va reuși să îndepărteze bănuielile care planează asupra lui. Rămâne de aflat care a ucis-o astă noapte pe Janine Laurent la colțul străzii Mestre. Mama putu în sfârșit să vorbească. Nu aveți dreptul să ne interogați în absența unui avocat. Le interzic amândurora să vorbească. E dreptul nostru să fim asistați legal. Vă rog să stați jos, doamnă, dacă nu aveți de făcut vreo mărturisire. Asta ar mai lipsi, să fac mărturisiri. Vă comportați ca un bădăran ce sunteți, iar tu... În orele petrecute cu nora ei, adunase în tăcere atâta ură încât nu mai reușea să se exprime. Vă repet, să stați jos. Dacă veți continua să vă agitați, voi cere unui inspector să vă ducă în altă parte și să vă interogheze, în timp ce eu mă voi ocupa de fiul și de nora dumneavoastră. Această perspectivă o calmă pe loc. Schimbarea era vizibilă, rămase o clipă cu gura deschisă de stupoare, apoi a avut aerul că spune, aș vrea să o văd și pe asta. Nu era ea mama lui? Drepturile ei nu erau mai vechi, mai evidente decât ale puștoaicei pe care fiul ei o luase de nevastă? Nu Yvonne îl născuse, ci ea. Cea care a sperat să-l salveze pe Monsan, continua Maigret, comițând o crimă asemănătoare cu ale lui, în timp ce el se afla închis, sunt convins că știa de mult timp ce făcea dânsul. Asta înseamnă că a avut curajul să stea zi de zi cu el în aceeași încăpere, fără protecție, fără nicio șansă de scăpare dacă i-ar fi trecut prin gând să o ucidă și pe ea. L-a iubit destul de mult în felul ei ca să...
Comisarului nu-i scăpă privirea aruncată de doamna Monsan nurorii sale. Probabil că niciodată nu mai văzuse atâta ură în ochii unui om. Yvonne nici nu clipise. Cu mâinile pe poșeta din marochin roșu, părea în continuare hipnotizată de Maigret, urmărindu-i fiecare expresie a feței. Îmi rămâne să vă mai spun un lucru. Monsan, aproape sigur, nu va fi condamnat la moarte. Psihiatrii, ca de obicei, vor avea păreri divergente în privința lui, vor discuta în fața unor jurați care nu vor înțelege nimic și există toate șansele ca el să beneficieze de acest dubiu, caz în care va fi trimis pentru tot restul zilelor la un azil. Buzele bărbatului fremătară. La ce se gândea în acel moment? Probabil că avea o teamă atroce de ghilotină ca și de închisoare, sau poate că prin minte îi treceau scene din azilurile de alienați, așa cum le vede imaginația populară. Maigret era sigur că, dacă i s-ar fi putut promite că va avea o cameră doar a lui, o infirmieră, îngrijiri rafinate și atenția vreunui profesor ilustru, nu ar fi ezitat să vorbească. Femeia se află însă în altă situație. De 6 luni, Parisul trăiește sub teroare, iar oamenii nu iartă niciodată teama pe care au simțit-o. Ori, jurații vor fi parizieni, părinți, soți ai unor femei care ar fi putut cădea sub cuțitul lui Monsan la vreun colț de stradă. Nu va fi vorba de nebunie. După părerea mea, femeia va plăti și știe asta. Una dintre voi două a riscat o condamnare la moarte ca să salveze un om sau, mai exact, ca să nu piardă ceea ce consideră a fi bunul ei. Nu-mi pasă dacă mor pentru fiul meu, spuse dintr-o dată apăsat doamna Monsan. E copilul meu, nu mă interesează ce a făcut, nu mă interesează târfele care se plimbă noaptea pe străzile din Montmartre. Ați ucis-o pe Jeanine Laurent? Nu cunosc acest nume. Ați comis noaptea trecută crima din strada Mestră? Ea ezită, se uită la Monsan, apoi răspunse. Da. În acest caz, puteți să-mi spuneți ce culoare avea rochia victimei? Era un detaliu pe care, la cererea lui, presa nu-l publicase. Păi, era prea întuneric ca să... Să avem iertare, știți doar că a fost atacată la mai puțin de 5 metri de un felinar. N-am fost atentă. După ce i-ați sfâșiat cu cuțitul rochia, crima fusese comisă la peste 50 de metri de cel mai aproape felinar. Atunci, în tăcerea din încăpere, se auzi vocea lui Yvonne Monsan, care spuse calm ca o elevă la școală. Rochia era albastră. Zâmbea nemișcată, întorcând capul spre soacra ei, pe care o privea sfidător. Oare în mintea ei nu ea câștigase partida? Într-adevăr, era albastră, recunoscu Maigret, oftând și lăsându-și în sfârșit nervii să se relaxeze. Iar destinderea se produse atât de brusc, atât de violent, încât în ochi îi apărură lacrimi. Poate lacrimi de oboseală? Termină tu, Janvier, murmură el, ridicându-se și luând de pe birou o pipă la întâmplare. Mama se chircise pe scaun, îmbătrânită brusc cu 10 ani, ca și cum i s-ar fi luat unica rațiune de a trăi. Maigret nu se uită deloc la Marcel Monsan, care își lăsase capul în piept. Comisarul își croi drum prin mulțimea reporterilor și fotografilor care se repeziră spre el pe culoar. Cine e ucigașul? Îl cunoaștem? El dădu din cap în semn că da și bâigui imediat, peste câteva minute, și se grăbi să ajungă la ușița cu geam care dădea spre Palatul de Justiție. Rămase doar un sfert de oră la judecător, apoi se întoarse și dădu instrucțiuni. Eliberați-o pe mamă, bineînțeles. Judecătorul vrea să-i interogheze pe ceilalți doi cât mai curând posibil. Împreună? Da, mai întâi împreună. O să dea el un comunicat presei. Ar fi vrut să se vadă cu cineva, dar nu într-un birou, nu pe culoare sau în sălile unui azil, cu profesorul Tissot. Ar fi stat de vorbă cu el mult timp, așa cum făcuseră într-o seară în salonul lui Pardon. Nu-i putea cere acestuia să organizeze altă cină și era prea obosit ca să se ducă la Saint-Anne și să aștepte să fie primit de profesor. Intră în biroul inspectorilor, unde toate privirile se îndreptară spre el. S-a terminat, copii. Ezită, se uită pe rând la colaboratorii lui, pe buze îi apăru un zâmbet ostenit și spuse: eu unul mă duc la culcare.
Era adevărat, nu i se întâmplase des, nici măcar după ce stătuse treaz toată noaptea. Să-i spuneți șefului, apoi pe culoar jurnaliștilor. La judecătorul Comelieu are să vă pună la curent. Coborâ scările singur, puțin adus de spate, oprindu-se pe primul palier ca să-și aprindă fără grabă pipa pe care o umpluse. Unul dintre șoferi îl întrebă dacă avea nevoie de mașină și Maigret îi făcu semn că nu. Mai întâi simțea nevoia să se așeze la terasa braseriei Dauphin, așa cum în noaptea dinainte stătuse îndelung la o altă terasă. O bere, domnule comisar. Cu ironie parcă, o ironie care îl viza pe el însuși, răspunse ridicând privirea. Două. Dormi până la 6 seara în așternutul Jilav, cu fereastra deschisă spre zgomotele Parisului, iar când intră în sufragerie, cu ochii încă umflați de somn, îi spuse soției sale. În seara asta mergem la cinema. Braț la braț, așa cum le era obiceiul. Doamna Maigret nu-i puse nicio întrebare. Simțea vag că soțul ei revenea de departe, că avea nevoie să se reobișnuiască cu viața de toate zilele, să fie în mijlocul oamenilor care îi aduc liniștea. La Gatunier, Mougin, Alp Maritim, 12 iulie 1955. Sfârșit. Ați ascultat Capcana lui Maigret de Georges Simenon. A citit Simona Soarei Ivănescu.